Mamă, bă, da, îmi place rău, dar tot aici e prea mișto, mamă, cum mă trezesc, e genial, patul ăsta e așa de confortabil, e cel mai confortabil pat în care am stat eu, pe bune, și privilegiile astea sunt foarte, foarte minunată, dar vreau să mă duc puțin la Darusel, dar înainte de toate vreau să mă duc și la bunica sau să o mai întreb de vorbă, așa că n-am mai vorbit de mult, sincer, adică ieri, din câte știu, nu, parcă n-am mai trecut pe la ea, dar hai să trec acum pe la ea și după mergem și la Darusel, că cred că se joacă în continuu. Săruna, ce faceți? Cum sunteți? Adun repede pe Darusel aici, că am ceva de discutat cu voi? Cum adică, ce s-a întâmplat? Bine, l-aduc acum. Bă, ce se întâmplă, mă, bă? A luat-o Rasna și bunica s-a luat Darusel. Adică ce se întâmplă? Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ia să vedem pe Darusel aici. Bă, bă, ce faci? Bă, Darusel, bă, Darusel, bă, lasă-mă, bă, lasă-mă pe Ion, că e ceva important. Adică nu știu ce se întâmplă. Bunica ta cred că a luat-o Rasna. Stai, Ioane, că m-a chemat bunica. Stai, bă, Darusel, tu ai vorbit cu... Ai fost jos salți la bunica ta? Nu, deloc. Hai, stai, ai cat în continuu, bă, bă, de unde ai, bă, și bărgăriștea? Pe cum n-ai fost, mă, jos? De bărgăriște, de unde ai? Țipă supat, pe unde-i ții, Darusele, toți bărgăriștea pe aici? Uite. Am înțeles, bă, bă, nu, lasă-i, că nu e important asta acum, dar avem o mare problemă, fii atent, okay, că avem problema e că nu știu ce se întâmplă cu bunica ta, adică a zis, vină urgent cu Darusele, așa a zis, așa mi-a zis acum, trebuie să vin mereu cu tine, care ceva de discutat, dar cu amândoi, nu doar cu tine, adică gen, știi? Bă, poate îți face surpriză, cine știe, dar hai să vedem, cine știe, poate face mișto de noi, ia să vedem. Ia stai să vedem aici. Gata, să rămân, am venit cu Darusel, uitați, l-am adus, suntem amândoi, dar ce s-a întâmplat, că nu înțeleg, de ce erați așa, adică, nu, ce s-a întâmplat? Va trebui să vă descurcați și singuri. Cum adică? Bă, Darusel, adică, ce vrea să spună? Poate nu mai face mâncare, poate nu mai face burgeri buni, iubesc bărgării tăi. Mă, lasă, mai bine nu mai face burgeri, Darusel, că prea mănânci. Păi dacă mănânci o groază, bine, hai să vedem ce vrea bunic. Bă, Darusel, uite-te puțin la mine, hai să vedem ce vrea bunica ta. Cum puteți să ne spuneți, cum adică va trebui să ne descurcăm și noi singur, cum adică să ne descurcăm singuri? Păi ne descurcăm. Adică la ce vă referiți, că nu înțeleg. Eu dacă mă pui pe mine, eu ar casa dacă mă pui pe mine să gătesc. Ce faci, mă? Arzi casa dacă gătești bine, mă, dar zile că ești cel mai... Deci tu chiar gătești, tu nu, bine, gătesc. Hai că gătesc dacă e. Da, spus. Va trebui să vă găsiți un alt adăpost. Cum adică? Bă, dar zile, cum adică? Adică alt adăpost buni. Păi de dai afară din casă? Bă, dar zile, bă, uite puțin la mine. Bă, să vină puțin aici. Stai puțin. Bă, ce se întâmplă? De ce bunica ta așa? Ce s-a întâmplat cu bunica ta? Că pare să nu fie bunica ta. Nu, eu n-am făcut nimic. Tu ai făcut ceva? Nu, băi, nu mai vrea ta la câte prim cu nu mi-ai făcut. Cum adică, mă, va trebui să ne găsim un alt adăpost. Păi cum adică? Dați-ne și nouă mai multe detalii. Spuneți-mi mine mai. Ce am făcut, buni? Eu am fost victima. De ce ai, bă, taci, mă, Darusel, că după chiar ne dă afară din casă. Băi, ești nesimțit. Vreau să am parte de liniște și intimitate la mine în casă. Consider că vă descurcați de acum înainte, sunteți mari și vă puteți găsi o altă locuință să stați amândoi. Acolo vă faceți toate tâmpenile voastre, că m-am săturat de țipetele voastre de la calculator și așa mai departe. Bă, Darusel, tu ești nesimțit, mă, că nu mai tu stai la calculator. Nu mai prinkuri, uite, țipetele voastre de la calculator. Nu mai tu stai pe calculator, Darusel, cum adică? Și tu stai pe televizor și jos la păi, eu nu țip când mă uit la televizor. Eu nu, când mă uit la meciuri la televizor, eu nu țip, Darusel, ca tine. Tu țipi acolo, te joci cu Ion în continuu, că deja s-a și săturat Ion de țipetele tale, Darusel, da, bunica ta care te aude aici. Vino mă înapoi. N-auzi că trebuie să ne găsim un alt adăpost, ne dă afară din casă. Ce vrei să mai faci? Ce mai facem acum? Eu plec, buni, da, mă lași toți burgerii din. Bă, Darusel, lasă-mă burgeria. Bă, uite la mine. Tu nu vezi ce se întâmplă aici? Tu nu vezi că rămânem fără casă și tu tot cu burgerii? Ia-i pe ăștia, n-am mănâncă. Doamne. Bă, Darusel, bă, vino mă, stai să vorbim cu bunica ta, să vedem ce se întâmplă. Cum adică ne dați afară? Duceți-vă să vă căutați o nouă casă, să stați unde o să stați, deoarece nu se mai poate, vă strânge și lucrurile voastre de pe aici din casă și cam atât. Puteți să veniți în continuare pe la mine, să mă vizitați. Ah, ok. Nu sunt supărată pe voi. Ah, vă mulțumim, dar vreau să vă învățați că sunteți mari. Gata, m-am supărat pe tine. Bă, ce zici, mă? Bă, dar ce zici? Bă, ce zici, mă? Bă, ce zici, mă? Bă, dar ce ai zis că n-am înțeles? Cum adică te-ai supărat pe ea? De ce? Da, că mă dau afară, nu mă. Păi și cum adică ai zis că noi mai iubești? Bă, până ai auzit că, bă, Darusel, vrea să te învețe că crești mare, o să ai familie, Darusel, și tu așa o să stai numai cu bunica ta în casă? Da, lasă-mă. Păi de ce? Ce-i motivul pentru care vrei să stai cu bunica ta în casă în continuu? Că ea face de mâncare
păi nu mai la mâncare ți-e gândul, nu mai la burger, dar eu să ne mă mir cu nu mai ai, vreau să zic și deja vă, hai mă, bă, dar eu să ne, nu știu, bă, dar eu să ne, trebuie să ne strângem toate lucrurile astea, dar fiate, nu le strângem acum, că n-avem cum să ne cărăm cu ele, pentru că noi nu știm unde o să stăm, dar eu să ne, trebuie să ne căutăm un loc de casă, dar fii atent, că am văzut prin oraș o chestie super tare, adică unde poți să-ți cumperi case și chestii de genul, gen de-astea, de rentabile, de case, bă, cum ar veni, bă, știi ce zic? Tu-ți cauți casă și eu stau la Ioan, păi, okay? Bă, cum stai, bă, la Ioan, că tu nu știi unde stă ăla, nici nu e din oraș, dar aici, dar eu să le ai prieten virtual, tu nu știi ăla, cred că e de la 7 miliarde de metri distanță. Păi ce mă vrei? Okay. Tu trebuie să te duci la el unde stă el la 7000 de kilometri distanță de tine? Păi, mi-e inconvine, sincer, adică rămân fără tine, dar și o să pierzi timp din viață până ajungi acolo la el, că el e departe. Ce papa, mă, dar să le ai, fii atent. Bă, ce e, mă, bă, tu încai calculatorul, bă, oprește-l, mă, dar să le oprește calculatorul ăsta, hai să mergem, dar să le, hai să ne căutăm un loc nou de casă, că deja nu se mai poate, dar să le rămâne păstrăși și nu e bine. Că ai auzit ce a zis bunica ta, că ce se întâmplă, nu e bine, dar să le, până la urmă, noi avem bani destui să ne cumpărăm o casă, întrebarea? Păi uite, bă, ne vinde bicicletele. Bă, nu ne, bă, păi și cum, bă, dar să le, tu crezi că două biciclete fac cât o casă, cum poți să cumperi o casă cu două biciclete? Păi, uite, îmi vând din burger, că n-ai eu. Doamne, cine-ți cumpără, bă, aia, dar usele, care sunt ofiliți, dar usele, aia sunt expirații, burgerii ai tăi, cum, cine mai mănâncă din ea, bă, dar usele, uite, bă, nu, bă, nu, dar usele, dar usele, ți-am cumpărat eu mașina asta, n-o la dăspun, da, dar cred că ar trebui să facem o excepție și să-mi vinde mașina ca să ne putem... Nu! Păi și tu și voi, bă, dormi în casă, cum e adică mașina, nu? Mea. Nu, eu dorm în mașină. Bă, da, mașină vreau să zic. Bă, dar cum să dorm în mașină? Cum să, bă, dar să, pe asta e casă. Și unde te speli, unde îți faci toate treburile, unde mănânci, unde gătești, unde faci toate treburile astea, unde dormi, unde faci... Bă, am văzut pe TikTok că ăia se spală așa, la da, fel, da, da, la ce să spală? Da. Bă, dar să pleacă cu nebunia asta. Nu, bă, dar să le, hai să mergem cu bicicletele astea și fii atent, dar să le... Nu, no, bine, hai să mergem. Bă. Supărat, Fale, bă, eu. Ce, mă, dar usele? La bunica, m-a supărat. Cum, păi de ce te-ai supărat? Păi uite, ne dă și afară. Păi da, ne dă afară. Păi da, dar usele, ne dă afară, dar a zis să ne învățăm, ca și cum, știi ce zic, adică ne-a pus să învățăm. Cred că aici era, uite aici era de casă, dar usele, am ajuns. Supărat, Fale, dacă nu ne mai găsim casă, ce facem? Ce, cum adică să nu ne mai găsim o casă? Uite că avem aici casă, dar usele, păi bă, întrebarea e să avem bani, dar usele, trebuie să vindem mașina. Tu nu vrei să vindem mașina asta? Nu. Păi și, bă, dar usele, gândește, nu, fiata, hai, păi gândește-te puțin. Unde mai bași tu toți burgerii? Unde te mai joci tu pe calculatorul mașină? Că n-ai priză, n-ai nimic să instalezi, n-ai unde să bași calculatorul, deci trebuie să-ți iei casă mai bine, nu mai bine să iei o casă. Rafa. Dar tu câți bani ai? Uite, eu am numai am 100 de lei la mine. Bă, eu am mulți pe aici, am foarte mulți bani, dar nu sunt ajuns, zic sincer, chiar nu sunt ajuns, trebuie să mai vinde și mașina asta, dar să le, hai să mergem să vedem aici, ce casă avem pe aici, ce vrei, mă? Domnul, vrei un burger, zici și bă, lasă-l, bă, sau hai, nu, vedeți că e a plecat, nu vezi că a plecat, lasă-l, bă, dar să le, bă, lasă-l, bă, că a plecat, bă, ești nesimțit, lasă-l, vino, bă, dar să le, ne cumpărăm casă sau rămânem păstrăzi? Bună ziua, bună ziua. Mamă, cum arată domnul ăla. Ia să-i dăm aici, dar să-l, uite că arată aici acasă, unde sunt niște adrese. Uite-te aici, aici. Uite, sunt niște adrese, uite, Bayside, sunt toate astea. Hai să ne căutăm noi o casă. Bă, vino, bă, dar să-l, n-ai voie acolo, bă, dar să-l, vino aici, repede. Bă, dar să le, fii atent, că am o mare idee. Deci acum înainte de toate, ce? Stai că m-am blocat prin astea pe aici, nu știu unde să merg. Hai să căut. Stai că nu e bine pe aici. Mașina? Nu strig o mașină, bă, dar să le, cum să strig, neaiba, că rămânem. Doar să le, cum să strig, bă, că rămânem după, nu mai avem, nu mai vindem, nu mai rămânem fără casă. Trebuie să căutăm noi o casă pe aici. Trebuie să căutăm ce. Da, mașini, bă, dar să le, pe și cum le vinzi, că trebuie să fie pe numele tău, altfel nu. Hai, trebuie să căutăm, dar să le pe aici neapărat, dar nu știu unde trebuie să mergem ca să căutăm. Nu, aici e fermă, dar să le, nu e casă. Trebuie să fiate. Mamă, și Darusel și Rafael au rămas săraci. Trebuie să căutăm o casă super tare în care nu stă. Bă, mamă, era. Ia să stau peste căprioarele alea, le-am atins puțin, da, e. Deci fii atent, Darusel, bă, trebuie să căutăm. Bă, taci, bă, vorbește un frumos. Deci atent, ia, pe aici e o casă liberă. Ia, ia, prima casă, prima casă, prima casă, Darusele. Opa, mamă, fii atent, e în apropiere de bunica. Ia, trei bright. Da, e lângă, da, e normal, lângă restaurantul tău, frate. Ia să dăm aici, dar sper să, sperăm să nu fie nimănui, Darusele. Mamă, cum arată. Bă, dar să le, ce e aici, bă, că nu vine să cred așa ceva. Bă, dar nu e nicio cameră jos aici. Mamă, dar să le,
Bă, n-are nicio cameră jos aici. Ea are sus cameră, bă, uite ce cameră. Bă, dar Selena, nu prea e convenabil. Nu e convenabil, dar Selena, hai să plecăm că nu e convenabil casa asta. Adică n-avem unde să stăm, dar bă, nu-mi închide mă ușa n-asta. Hai să mai plecăm, să mai căutăm o casă. Bă, lasă-mi pe mine să conduc. Bă, așa, gata, gata. Ia, trebuie să mai căutăm o altă casă, că asta nu e bună pentru noi, dar Selena. Dar vrei să mergem în oraș sau undeva tot aici? Ia, aici, să vedem două case. Ia aici. Mamă, ăștia au lăsat gunoi aici la poartă, în fine. Uite și bă, uite că noi n-avem așa ceva. Dar Sele, uite. Mamă, Coleta aici, mamă, fii atent, dar Sele. Ia, ce e aici? Ia, mamă. Ce avem aici, dar Sele? Ia, uite, mamă. Păi, e cal tău. Păi, e cal tău. Nu mai trebuie să mai luăm pula de la bunica ta, că e deja la fel cal tău. Dar e prea închisuit, mă, e prea închisuit. E prea închisuit, bă, dar Sele. Bă, cam da, sincer, chiar închisuit. Pare foarte închisuit, adică chiar mă pierd în casa asta, dar să vedem cum e și pe sus. Că cine știe, poate e o casă bună, dar Sele, dar nu știu. Probabil că nu prea e convenabil. Ce? Bă, ce ai, bă, e machetă, da, dar să nu e real, bă, interviu, nu e real. Bă, nu, hai să ieșim din casa asta, că nu prea îmi place. Îți place mult, îți place mult sau... Bă, văd că are și curte pe aici, dar nu e foarte wow, dar hai să vedem, uite, e la astea de lângă. Cum să fac setup în curte, că dacă dau o ploaie ăla a fost setup-ul, dar Sele, cum să fac setup în curte? Bă, dar Sele, deși atent, mamă, ia, bă, lasă-l pe ăla, dar Sele, uite, ce Mr. Beast, bă, ce Mr. Beast, mă, bă, ia. Bă, ce mi-e să vezi, mă, vină, bă, dar să le, bă, scuzați, bă, dar să le, vină cu așa că trebuie să căutăm casa, dar să le, că dacă nu rămânem pe strâng. Ia, mamă, ia, mamă, cât amare! Ia, mamă, și nu e mobilată, mamă, dar să le, știi că asta înseamnă că trebuie să ne băgăm noi mulți bani, dar putem să ne facem cum vrem noi, dar să le, putem să facem cum vrem noi, să o mobilăm, ei, dar să le, mamă, cât de tare. Aici vrei să faci tu baia? Nu, asta e. Nu, bă, nu, nu, bă, asta e baia ta, gen de fetiță, cum are. E camera ta de fetiță, dar înțeleg? Bă, no, fii atent, dar înțeleg. Cred că asta rămâne, ce zici? E bună casa asta sau vrei să mergi la... No, mamă. Ce? Asta e camera mea. Bă, nu, dar să nu, fii atent cum facem. Eu vreau ca tu să locuiești jos, dar să le vreau să locuiești jos la parter aici. Ah. Uite, fix aici, uite camera asta, nu-ți place cu albastru ăsta, așa, uite frumos totul. Uite, aici spui setup-ul, spui toate astea, dar să le ai vedere, ai vedere și afară și aici. Bar, uite, aici fac de bar. Ce bar, mă? Aici ce bar, mă? Spui burger, toți burgerii aici pe farfurie. Da. Hai, mă. Uite, bă, dar aici să nu. Mănânc, aici e setup. E setup-ul, da, bă, mamă, bă, dar să deja, uite, deja ai... Aici, parcă aici și-mi pun patul. Păi ai loc, mă, de pat, bă, vezi că ai loc, chiar ai loc, cred că, de pat acolo. Ba, nu, ce, de aici pun calculatorul. Bine, mai, prima oară să vedem, bă, dar să vrei să rămână asta, bă, mie chiar îmi place, chiar arată ok. Eu zic să rămână asta, dar să le chiar super tare. Dar fii atent, dar să le trebuie să mergem acolo, să vorbim cu omul acela, să vorbim acolo cu vânzătorul, cu alea. Trebuie să le facem, bă, nu cu oamenii ăștia, bă, da, aici, cu vânzătorul de vinde casele, dar să le, că trebuie să luăm casa asta, ia cum se numește. Ia stai, fii atent. Nu-mi place ușa. Păi o schimbă, dar să le o schimbă dacă nu-ți place. Ia, North Vale, RD1, North Vale, ok. Ia! Da! Bă, stai că avem și curte, dar să le, și noi nu ne-am uitat în curte. Mamă, câta curte mare, bă, câta curte. Uite-te puțin, vino repede în spate. Vino repede în spate că e ceva și șmecher de tot. Vino repede în spate, uite-te puțin. Avem aici foișor, uite ce foișor avem aici. Avem și ieșire prin spate. Mamă. Și uite ce vedere avem, dar să le, că e ocean, aici avem plajă, dar să le. Aici a venit cu gagicuțele. Hai, că ai tu gagicuțe, dacă îi ziceam și așa, în fine. Bă, dar să le, vii tu cu gagicuțe aici, mă, ia spune-le la oameni. Vii tu cu gagicuțe, ia spune și mie. Și ți-ai uitat părul? Bă, tu n-ai păr, bă, ce un păr ți-ai uitat? Bă, ești terminat. Hai, bă, dar să zici, fii atent, hai să mergem. Mamă, dar arată chiar super bine. Deci asta sună de mână casa. Trebuie să vinde și mașina, dar Sele. Ce vrem? Bă, lasă-mă mingea că n-avem bă timp. Bă. Hai, bă, dar Sele, că am venit. Hai să ne cumpărăm casa, dar Sele, că avem, bă, dar ești mic, e rău casa. Bă, lasă-mă burgerul. Bă, dar Sele, fac cu oameni. Bă, ți-ai pus, bă, doamne, dar Sele, lasă burgerul ăla că fac cu oamenii ăștia mișto după, dar noi nu ne mai dăm nicio casă. Termina cum să explodezi casa, că acolo o să stai tu, dar Sele, cum să explodezi casa? Că după rămâi chiar pe străzi. După chiar rămâi pe străzi, că nu o să mai ai niciun ban. O explodă pe alu bunii, ne luăm leva și așa explodăm. Yay! Ce faci, mă, explodezi pe bunică? Tipă, dar Sele, bă, tu nu ești, bă, dar Sele, cum să, bă, cucu. Dar Sele, tu nu știi să vorbești limba română, dar Sele, nu înțeleg ce vorbești tu, dar Sele, chiar trebuie să. Bună ziua. Vrem și noi să cumpărăm o casă de aici. Am văzut o casă foarte mișto pe acolo pe la țară și era chiar foarte tare și chiar sunt curios dacă e disponibil. Adică bine, cred că trebuie să fie disponibil. Da, dar Sele, rămâi acolo mai bine. Bună ziua, cu ce casă doriți să luați? Păi, stați
stați puțin că mă uit acum, că nu mai știu exact cum era, dar stai să-mi amintesc dacă apare aici, ca să știu exact dacă e. Bam, 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 n-apare, n-apare. Bă, da, uite aici, North Vale RD 1. Bă, dar să le vină, mă, încoace, bă, lasă-mă, bă, bă, lasă-mă, bă, care ești odată, că mă enervezi. Stai, Rafale, că vine să vomit. Băi, normal că-ți vine să vomit dacă stai și mănânci în continuu burger, băi, ești terminat. Vino, mă, repede aici, fii atent. Da, deci e casa aceea, vrem să o luăm. Uite, dar să uite că scrie aici, dar să deci chiar e de vânzare, dar nu știu, și o luăm. Mamă, North Vale 1. Ce fel, ce copil din lume. Bine, mă, da, înțele, ei, da, 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 da. Repede, că... Facem pe cu pizza. Doamne, ce pizza, mă, burgerii unde mai sunt? Am înțeles bine. Tai, bă, dar să le taci, bă. Bă, lasă, bă. Dar să le nu în casă, bă, mă faci de râs aici, dar să le ia pleacă, mai bine pleacă, mai bine pleacă, pleacă de aici. Da, și cam cât costă casa aceea de pe North Vale, de acolo de la țară, nu din oraș, cam cât ar costa? 50 de serviete pline de bani. Ok, nu știu dacă am, stat puțin să mă uit. Ba da, am chiar 59. Da, nu, nu, am fix 50, am fix 50, mamă, să nu zic 59, că e altceva, poate bagă ăștia mai multe taxe și chestii. Bă, dar Rusele, bă, ce faci, mă? Bă, lasă o mașina, bă, lasă o mașina, bă. Fii atent, dar Rusele. Ce ai nevoie de bani, ia. Da, mam. Nu, că nu trebuie de ăștia, dar Rusele, trebuie să fie 50 de serviete pline cu bani, dar Rusele. Și eu am 59. Deci, putem să avem casă, dar Rusele. Deci ne luăm casă, dar Rusele, să mergem să luăm casă. Yeah! Hai, dar Rusele, deci, da, deci cam atât avem, vă arăt acum, vi le arunc pe toate direct, vi le-am dat, poftim, poftiți și da. Deci luăm, stai, luați înapoi, deci am înțeles. Bă, dar să le deci de cumpărăm o casă și o cumpărăm fix pe aia, dar să le cea mai mișto. Deci luați astea. Bă, dar să le pleacă, mă, de acolo. Bă, dar să le fim cu minte, vino. Da, la revedere, la revedere. Bă, dar să le. Bă, ce faci, mă? Bă, ce faci? Lasă-mă bani, bă. Te mai lasă bani, lasă bani, că îți fură ăștia casa înapoi, dar să le. Bă, doamna. Hai să remergem repede acolo, dar să le. În sfârșit ne-am luat și noi casă și chiar sunt curios, dar să le. Bă, urcă, mă, mai repede. Bă, ești termin. Bă, dar să le. Na, mă, nu, deci nu. Cred că mai bine luăm o casă singur, sincer. Cred că mai bine luăm o casă singur. Singur. Dar Rusele, și ia, da, ia, cam atât, bă, dar Rusele, trebuie să ajungem acasă neapărat, dar Rusele, nu știu pe unde e drum, cred că bă, aici parcă am mers, nu mai știu exact, dar Rusele, o să ajungem acolo și o să zic că o să fie cea mai tare chestie, dar Rusele, și păi merg pe aici, dar Rusele, pe unde să merg, merg pe aici, pe drumul ăsta, uite că e drum pe aici, hai că e drum, dacă e, mă, dar Rusele, uite că am ajuns, uite că am ajuns aproape, deci chiar sunt, ia să vedem, ia să vedem, bă, dar Rusele, și e și fix lângă diner, cum ai vrut tu, dar Rusele, e fix lângă diner, mamă, chiar în spate la diner, mamă, dar Rusele, e mult mai aproape asta, cred că, sau e, cred că e aceeași distanță. Bă, mă, dar să, ce să mă lai, bă, las, bă, trebuie să, păi, vezi că e pe numele meu casa, e pe numele meu, nu e pe numele tău. Nu e pe numele tău, păi am dat banii, eu am dat banii. Deci fii atent, dar să, hai, fii atent cum facem, fii atent cum, ce ai zis, mă, abia aștept să ce? Cum să mor, bă? Bă, dar Rusele, bă, tu nici nu te auzi bine, dar Rusele, ai un microfon de un leu, dar Rusele, tu nu te auzi bine și tu vorbești cu mine, vorbești de chestii de astea, dar Rusele, tu crezi că crezi ultimul și pe bă, dar Rusele, bă, ce dar Rusele, bă, dar Rusele, deci aici o să fie camera ta, fix aici jos, aici o să fie living-ul cum ar veni, toate astea, și sus, aici în partea asta, cred că o să fie o baie de jos, și sus o să fie camera mea, practic, ia unde să o pun, cred că asta verde, asta e, cum arată asta, da, asta verde, cred că o să fie camera mea aici, care arată prea mare. Pe asta nu o să fie cameră, cred că o să fie baia, să ia stai puțin să vedem cum e. Asta albastră cred că o să fie baia, că e mai mică așa. Și asta roz o să fie, cred că o cameră de oaspeți, dar se. Bă, bucătărie, nu, sau bucătărie, cred că o facem jos în camera aia de acolo. Da, mă, dar Rusele. Vedem cum facem asta, dar Rusele, deci ne-am luat acasă totul bine, dar Rusele. Și acum, hai să. Da, mă, da, acolo. Cum, bă, pe tu vrei să miroși numai la mâncare, mă, dar Rusele, acolo în bucătărie cum să fie? Păi bine, mă, dar Rusele, deci tu o să fii bucătar, cum ar veni? O să faci numai de mâncare și eu o să stau aici la soare. Da, dar să faci restaurant de burger. Am trebuit să o văd și pe mamă deja. Dacă o să-ți faci restaurant, chiar nu știu. Aolo, bă, dar să le. Bă, dar să le lasă cu mingea ta, bă, dar să le. Bine, hai, ne jucăm și gata. Aolo, dar să le. În sfârșit ne-a cumpărat și noi casă, dar să le. Putem să trăim și noi liniștiți, să o lăsăm și pe bunica ta liniștită, dar să le. Să nu mai. Că bunica ta e bătrână, dar să le. Și are nevoie de liniște, dar să le. Și uite că avem și magazin, dar să le. Eu uite, mamă, magazin, dar să le. Aici te închid eu pentru 24 de ore. Gata, nu mai pot să mai ieși acum. Dar Rusele, aici rămâi blocat. Nu mai dai aici, papa. Bă, doamne. Bă, dar Rusele, lasă-mă burgeria și uite-te puțin la mine. Uite, ți se pare că așa se parchează o mașină? Tu nu vezi că ai parcat-o direct în gunoiul ăsta, în coșul de gunoi? Da, nu, bă, a venit gunoiul și a
pus vina lui. Ce-a pus, bă, gunoiul, bă? Crezi că punea gunoi? Bă, ce-a pus gunoiul? Mașina ta, care e a ta? Că gunoiul ăsta era de... Gunoiul era deja aici, dar eu cum adică? Ce? Ia, a, te uite gunoiul, că ai luat tu gunoaiele. Aha, bine, mă. Vai, mă, bă, dar eu abia ți-am luat mașina asta la concursul ăla, adică la ăla când m-ai trolat pe mine. Bine, da, așa cum a fost, în fine. Bravo, așa, pună, bă, pe unde intri, mă? Bă, pună cum trebuie, dar și nu mai da, ăsta că eu ți-am cumpărat o pasă și costă bani. Mai bine o vindeam și cumpăram casa din ea, mai bine, nu? În fine, dar să le fii atenți. Hai să intrăm aici în casă. Casa e noua noastră casă. Bă, lasă-mă burgeria aia odată. Bă, mă disper cu burgeria ăștia. Aici o să fie camera ta, da? Bă, lasă-mă mingea. Da. Bă, ia mingea asta. Du, lasă, ține-o mână. Nu, nu mai pune acum, că dacă nu ți-o confis, o arunc direct în mare. Dar să le și nu mai prins. O ia apa, da. Bă, tu nu ești tatăl meu. Păi, ar că am trebuit să fiu sincer. Adică că ești copil mic și trebuie să am grijă. Bă, astăzi, fii atent, Darusele, trebuie să ne luăm toate lucrurile pe care le aveam noi de la bunică ta. Și da, știi ce trebuie să mai facem? Bă, ho, ce faci, mă, ce e ăsta? Bă, te-ai dat pe pizza acum, nu, nu-ți mai plac burgerii, Darusele, ai rămas fără burger, ce? Nu, ba, da, bă, o pun de design, uite. O pui de design, am înțeles, bine, ok. Mamă, Darusele, a început și ploaia afară, nu e bine, dar fii atent, Darusele. Trebuie să cumpărăm astăzi, trebuie să dăm comandă, trebuie să mergem la magazine, pe acolo, să luăm toate chestiile, birouri, da, uite, toate chestiile despre bani, care avem nevoie. Mamă, câți bani ai? Bă, de unde e atâția bani, Darusele? Spune și mie, de unde ai furat banii ăștia cumva? Ai vândut toți burgerii, bine, mă, dar Darusele, bine că nu mai tu nevoie de ei. Fii atent, Darusele, hai să mergem să-ți arăt, să-ți prezint totul. Aici o să fie camera ta, cum ai zis, aici o să fie livingul. Iar în partea aceasta, cred că o să fie o baie aici. Jos ca să ai și tu o baie, că e așa de fetițe, e perfectă pentru tine. Bucătăria? Păi bucătăria o să fie, cred că tot aici la living, sau nu știu, hai că vedem. Noi aici să facem living. Ce living să faci? Păi și ia vină puțin, unde? Ce faci? Ce ia vină puțin? Unde te duci? Ești în afară? Unde vrei să plouă așa? Doamne, dar Darusele, ce minte ai, să vede că ești copil de 3 ani. Hai să mergem sus să-ți arăt. Băi, așa e. Asta verde cred că o să fie camera mea. Aici cred că o să fie baia, parcă. Ba nu, aici. Living-ul e jos, Darusele, aici o să fie o cameră de oaspeți și aici o să fie baia în partea asta albastră, frumos, la tine roz, că ești fetiță, eu băiat albastru, cum ar veni. Și hai să mergem acum, Darusele, că trebuie să luăm mare comandă, trebuie să dăm mari comenzi, Darusele, sper că se luat toți banii la tine, că avem nevoie de foarte mulți bani. Bă, Darusele, ce ai vrea tu să cumperi? Bă, stai, prima oară trebuie să mergem să luăm lucrurile de la bunică ta, ale noastre care erau, și după ne ducem să cumpărăm ce mai avem de cumpărat, Darusele. Uite că pe bunica mea o ignor, că m-a supărat. De ce te-ai supărat pe bunica ta? O ignori? Mamă, Darusele, cred că trebuie să luăm și bicicletele, că sunt tot ale noastre, nu? Da, trebuie să ai... Bă, unde ai pus, mă, bicicletele? Pus deja mașină, bă, dar repede te miști așa. Fii atent, Darusele, trebuie să-mi iei și televizorul ăsta. Bă, tu și le, mă. Bine, mă, ia eu, că e al meu, că e al meu, normal. Fii atent, mi-am luat televizorul. Ce, mă? Bă, nu e al tău, Darusele, ăla ești nesitit. Doamne, Darusele, de ce ai luat covorul de aici că te bate bunica ta, Darusele, vine peste tine acasă. Aolo. Deci, atent, tu ți-ai lucrurile tale, Darusele, eu mi-le iau pe ale mele, da? Ce mai aveai tu pe aici? Mai aveai ceva? Cărțile astea ai zis că erau de la bunica ta. Nu mai loc, hai că iau eu. Bă, de unde e, mă, și pește ăștia? Bă, Darusele, tu de stai puțin, ți-ți place peștele? Bă, câte lucruri mai am aici? Bă, Darusele, nu-mi dai mie toate prostiile astea, îmi dai pământ cu pește, ce-mi dai? Ai fost la... Stai puțin, Darusele, tu ești pescar cumva? Da! Am înțeles, deci ăsta este jobul tău, practic, Darusele. Deci ți-am luat toate lucrurile de aici, Darusele, vezi dacă mai ai prin... prin da, covorul meu, bă, covorul meu, ia-l, că nu... Nu, pe noi covorul tău, nu mai, fii atent, asta e masa ta, Darusele, trebuie să ții și masa, cred că. Ia toate lucrurile, mamă, stai că mi se pare că mai aveam și o pădă de subt când îi făceam eu prin-curul, Darusele, aveam. Da, bine că nu mă aude că... Ce, Darusele, fă-mă lucrurile acolo și taci, bă, l-am aude, mă, ce face? Ia să văd dacă mai am niște lucruri pe aici. Ah, nu mai am nimic, ok? Aici s-ar putea să am ceva, da, uitați că am aici. Darusele, mai ceva prin bucătărie, lasă mâncarea la bunică ta, uite că e bunică ta aici. Darusele, ia să vedem, să rămână, ce face? S-am venit înapoi să ne luăm toate lucrurile, Darusele, bă... Ce? Lasă-mă în pace! De ce o ignor, mă, pe bunică ta, Darusele, e bunică ta? Păi da, dar să le uite că îți face un bine, că tu, ce, tu vrei să stai numai cu ea în casă după dacă ai cu acea... Da, bunii, dacă vrei să te ierzi, fă-mi 1000 de burgeri, ok? Poate să face cadou, ia să vedem. Bună ziua, copii, v-ați găsit casă nouă? Da, ne-am găsit, chiar n-am găsit, este în apropiere, dar aici este prin partea aia pe undeva, este foarte aproape și dar să le lasă burgeria, că altfel nu-ți mai face nimeni burger, că mănânci ca obsedat în continuu și nu o să-ți mai dea absolut nimeni burger, pe bune. Ce faci acolo? Ce? Ce vrei să faci? Vrei să ai... Ce faci, mă, bă? Strici burgerii, măi, bă, sau ce? Ți-ai foc, mă. Bă, Darusele, bă, dar lasă-mă burgeria, dă-te jos de pe scaunul, bunică, te uite că s-a uitat urât pe tine, Darusele, scuzați-mi, da, e cam nesimțit, Darusele, asta e. Mă bucur, luați-vă toate lucrurile și instalațiile, fiindcă o să vă pregătesc o surpriză. Când terminați, mamă, Darusele, ce surpriză ne pregătește, vă mulțumim, chiar bine, chiar vă așteptăm acolo, o să venim la dumneavoastră, chiar când o să terminăm toate lucrurile, când ne instalăm toate astea. Bă, Darusele, fii atent, la revedere. Bă, Darusele, Darusel, bă, Darusele, unde ești? Darusele, fii atent, uite, bă, că s-a făcut frumos afară totul, bă, ce faci, mă, cu bicicleta, te duci cu bicicleta acasă, dar vezi că e a mea aia. Bă, pe aia mea, nu era a mea asta verde? Nu, a ta e aia galbenă. Are un noroc, Darusele, că ne-am găsit casa fix lângă diner restaurantului, dar cred că nu trebuia, nu cred că e idee prea bună să fie aici casa lui, dar în fine. Ai ajuns, mă, Darusele? Aaaa! Ce? Da, speriat?
Hai că m-ai speriat dacă e. Bă, dar să vedea, așa de mult îți ia să vii? Păi da, pe-am fost la Daniel, mă. Doamne, bă, te lasă-mă. Cât burger să mai cumpăram, mă, că mă enervez. Deci fii atent, dar să le eu chiar mi-am făcut o schiță așa unde mi-aș pune toate lucrurile astea. Bă, dar să le vină, mă, după mine că eu vorbesc cu tine și nu mă auzi. Ce? Bă, de ce ăsta e? De ce e alb? Dar să le că parcă ce ai făcut? L-ai vopsit? L-ai vopsit? Ce ai făcut? Bă, Darusele, de unde ai tu super puteri, mă, Darusele, are, ești magician, bă, cumva, du-te, mă, de aici, hai să mergem, Darusele, că trebuie să mergem, neapărat, Darusele, să luăm toate lucrurile, trebuie să dăm comandă, Darusele, mergem cu, bă, da, aruncă-și tu gunoaiele astea, bă, Darusele, mă, și enervez cu gunoaiele astea ale tale. Eu nu mi-am făcut ăla, mă. Ce nu ți-ai făcut, mă? Eu nu am ăsta la mine. Ce ai, mă? Bă, nu, nici eu nu mi-am pus nimic, dar să le n-avem mese. Unde vrei? Că n-avem mese. Adică tu, de fapt, ai loc aici să spui masă, dar să lasă-le, pune-le acum, că mă disper. Mamă, ce mă disperă ăsta, deci nu-mi vine să cred așa ceva. Bă, dar ce tot facem, mă, hai că mă duc după el, că nu se poate așa ceva. Eu nu înțeleg ce faci atâta, ia să văd. Mamă, și-a pus televizorul aici, ia să văd, mamă, ce și-a făcut, mă, ia și-a pus toate lucrurile astea aici. Bă, ce fac? Bă, ce fac? Ce faci, mă? Bă, Darusele, bă, Darusele, iar, doamne, tu ți-ai pus toate astea și te-ai pus să te joci instant? De ce te-ai pus să te joci instant? Că trebuie să mergem, Darusele, să cumpărăm toate chestiile alea. Cum vrei să facem toate lucrurile astea pe aici? Că uite cât avem de lucru pe aici. Păi, credeam că te duci fără mine și n-am. Bă, ți-am zis că te aștept o jumătate oră, eram în mașină, am stat, am înghețat, am nu mai pot de cald, Darusele, ce faci atâta cu Ion? Bă, cu Ion. Bă, Ioane, bă, lasă-mă, Ioane, că ăsta trebuie să plece de aici, bă. Doamne, Darusele, bă, Darusele, trebuie să ne punem toate lucrurile. Tu crezi că s-ai instalat toate lucrurile deja? Ți se pare? Uite, l-am pus. Uite-am aici. Ce ai pus? Că n-ai pus nimic. Bă, câtă pizza ai, mă, aici, bă, dar, bă. A comandat pizza, n-ai văzut? Ai comandat, păi, dar, bă, Darusele, tu gata, nu-ți mai plac burgerii? Bă, da, mă, dar na. Vrei să ai și tu ceva mai nou, că n-ai mai mâncat pizza de mult, am înțeles, da. Nu mai am un stoc burgeri, că am mâncat eu pe toți. Păi dacă îi băși pe toți, Darusele, normal că nu mai găsești burgeri, bă, dacă îi fur pe toți și să strică toți aici la tine, că iei pe toți așa dintr-o dată, Darusele, nu știu ce faci, Darusele, dar ce, bă, ți-te pare că ți-ai pus totul, adică tu crezi că doar aici de baie, de baie ce mai zici, Darusele, de baie ce mai zici, n-ai nevoie de baie? Eu am pampers, la magazin, mi-l schimbă înapoi, fac iară pipi, fac caca. Tu faci un pampers, mă, da, am înțeles, dar să-i, păi și n-ai nevoie de baie, nu. Unde te speli? Bă, dar să-i, stai puțin, te-ai mai spălat măcar de vreo săptămână, așa? De vreo lună, de vreun an, măcar te-ai mai spălat? Nu. Doamne, pleacă, mă, de aici, hai, mă, bă, dar să-i, vină repede, că te... Cum să te spele, mă, bunica ta, bă, dar să-i, hai, mă, că iar a început și ploaia, bă, ești... Bă, mă, gata. Bă, doamne, nu te speli în ploaie, vină o mașină, să mergem să comandăm toate lucrurile alea, dar să le că e undeva pe aici, ai, dar să le, hai, bă, că plec, dar să le, așa. Ma, dar pe unde mai era? Parcă trebuie să mergem prin oraș, prin partea asta, mamă, dar să le, uite că e ploaie pe aici, din plouă, rău, tot, dar să le, și alunecă și mașina din vina ta, dacă tot stau o groază de timp după tine, ce mai vrei? Fac curbe, mă. Bă, dar să le, ce faci, mă, te pui, da, bă, dar să le las. Bă, ești nesimțit, te dai, bă, dar să le, vrei să facem accident pe aici, ce te pui tu la volan repede, mă, dai afară din mașină. Ți se pare că e mașina ta asta? Da, e a mea. Păi da, mă, e a ta, că ți-am luat Toyota. Fii atent, dar să trebuie să mergem în partea asta ca aici. Ce? Iar am mers pe scurtătură, era să-mi stiși mașina și să... Ce scurtătură am mers, mă, că pe aici e drumul, ce scurtătură ai? Mai mers tu cumva pe aici, că nu te înțeleg. Uite, gata, că mașina, gata, că mă faci de râs, dar Darusele, hai că am ajuns aici, hai să vedem, trebuie să dăm comandă aici la oamenii ăștia să ne dea comandă, dar Darusele, că nu se mai poate. Vino pe aici, vino aici. Doamne, dar dacă asta ți se pare urât, ce să zic, gata. Nimic, hai să vedem ce avem aici. Oh, uite, Darusele, avem aici de baie. De baie, de bună ziua, mamă. Bă, Darusele, te faci de râs aici, tu nu știi. Uite aici, astea sunt lucrurile de baie, bă, dă-te, bă, jos afară, că, bă, Darusele, n-ai voie să stai în ăla, deci fii atent, Darusele, ce ți-ai dorit, care ți-ai dorit tu, așa, dintre toate astea de aici, ce ți-ai dorit tu să ai? Piscină, bă, Rafaele! Bă, nu e nicio piscină, bă, lasă, bă, nu mai da drumul la apă, bă, asta nu e piscină, e, bă, e de baie, aici nu sunt piscine, Darusele, e de baie. Bă, Rafaele! Ce vrei, mă? Mamă, ce-am găsit aici! Da, Darusele, ești cocalar, tu ți-ai astea, bă, dă-te, mă, jos, bă, dă-te jos, mă! O să luăm de-astea clasice, stai puțin, până să fiți atenți, de fapt amândoi, că cu amândoi vreau să vorbesc, vreau să dau comandă, să dăm de fapt comandă, că avem două băi, pentru două băi trebuie să luăm, stai puțin, bă, Darusele, vino aici ca să vadă, vino aici, lasă astea de pe aici, vino, hai că lasă, că gata, mă scuzați, nu, că nu mai am treabă cu ăla, ce facem ăla acolo? Da, ok, a cumpăr. Bă, ce faci, bă, ce cumperi, mă? Am cumpărat un frigider.
frigidere. Doamne, ce facem cu două frigidere? Că avem nevoie doar de unul. La tine în cameră și la mine în cameră. Bă, bucătăria unde mai e, Darusele? Bucătăria. Mă, bă, Darusele, zici că ești NPC. Vino că te comporți prea ciudat. Vino încoace la mine. Vino încoace. Doamne, tași mă odată. Fiți atent, mamă, bă, da, mă enervează rău de tot. Da, e un copil mai năzdrăvan azi și voi, Dave, da, nu. Deci vrem să dăm aici comandă, vrem să luăm din partea asta de la dumneavoastră. Să dați acolo să ajungă comanda direct acasă. O vrem de aici să luăm toate chestiile care de care avem nevoie într-o baie, chiuvetă, toaletă, știți ce avem nevoie, la fel și aici, toate chestiile. Și vă mulțumesc, bă, Darusele, bă, unde ești, mă? Darusele, să nu mai comanda, bă, ce cumperi? Bă, ce cumperi? Bă, Darusele, că dă comandă. Bă, am spart ăsta, Darusele. Bă, oameni, Darusele. Bă, Darusele. Darusele, dăm comandă, ne vine acasă, nu trebuie să cumperi nimic. Scuzați, dă-le înapoi, Darusele, dă-le înapoi. Dă-le înapoi, dă-le înapoi. Dă-le înapoi așa. Așa, merge. Așa, Darusele, deci trebuie să vorbim și cu oamenii. Bă, Darusele, stai cu mine. Bă, dar poți să te duci și mașină dacă nu stai cu minte? Ok, stai și le pune înapoi, așa. Hai, pune-le înapoi, așa, bă, ce fa... Doamne, Darusele, lăsați-l, bă, Darusele, strici totul de aici. Nu, bă, Darusele, du-te acasă și joacă-te cu Ioan, că deja nu se mai poate. Du-te pe jos acasă. Bine, miroase florile alea de... Ok, baba. Bună ziua, vrem să... Vreau... Stai, fur mașina. Ce faci? Mă, ce faci, mă, ăla? Bă, ce faci, mă? Darusele? 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 Doamne, ce nervant e ăla. Deci am plecat și cu mașina. Hai, lasă că văd eu cu ce plec de aici. Da, bună ziua, fiți atenți. Vreau să cumpăr și eu de aici. Vreau să cumpăr toate ustensilele de care am nevoie, tot ce am nevoie, toate aparatele astea de care am nevoie, electrocasnicile astea în bucătărie, pentru că ne-am făcut o casă nouă și n-avem absolut nimic. Și la dumneavoastră vrem la fel, frigidere, toate chestii, tot ce avem nevoie. Vreau să iau de la dumneavoastră, am vorbit și cu cei de acolo, să vorbesc din fiecare parte pentru toate chestiile despre de care avem nevoie în casă, să dăm comandă să ne vină direct acasă. Vă mulțumesc. Așa, pe aici flori. Da, cred că și niște flori ar trebui, dar momentan nu. Ce mai e pe aici? Mamă, asta de piscină, dar noi nu avem piscină, mă. De grătar. Bună ziua, bună ziua. Deci vrem și noi aici un grătar, de fapt. Vrem grătarul ăsta și ăsta, cred că îl vreau. Și mai vrem și ăsta în casă, să dați acolo la comandă. Vorbesc cu domnii din partea cealaltă, că am vorbit cu ei și da, vin direct acolo. Mamă, uite și pe aici felinare, mamă, cred că avem nevoie și de astea. Da, deci avem nevoie de foarte multe chestii și trebuie să ne vină acasă toate comenzile astea. Dar unde a fi plecat, mă, la boss? Sper că s-a întors, să le ia, stai să văd. Trebuie să merg pe jos până acasă, că nu se mai poate așa ceva. Hai că în sfârșit am ajuns și eu acasă. Bă, dar e nervant rău ăsta. Uite, plouă rău de tot pe aici și sper că a ajuns măcar acasă cu toate astea. Sper că n-a plecat nicăieri. Doamne. Bă, ce faci, mă, ăsta? Uite unde a băgat mașina, nu că trebuie să o dau eu înapoi, doamne. Bă, e terminat, bă, copilul ăsta. Eu nu înțeleg ce are, dar să ia, stai că mă duc acum repede peste. Bă, Darusele, Darusele? Bă, Darusele, Ioane, ce prank a făcut la un fraier, bă, la prietenul meu, bă. Deci nu am să comandă. Ce ai făcut? Ce faci? Ce mi-ai făcut? Mi-ai făcut prank? Bă, lasă-mă pe Ioan, că bă, Darusele, îți confisc calculatorul și te las fără el. Te las fără el. Ți-l iau. Darusele. Nu, stai puțin. Pentru ce că ai furat o mașină? Ai fugit cu mașina și mi-ai lăsat pe jos de aia? Și fii atent, Darusele, ai văzut cum ai parcat-o? Ai văzut cum ai parcat-o? Cât de urât ai parcat-o? Ce frumos am parcat-o de. Bă, nu, că am tras eu înapoi, n-ai parcat-o. Bă, lasă-mă jos, că plouă. Bă, Darusele, după ce că m-ai pus să vin pe jos până acasă pe ploaia asta, ai parcat-o și aici, nu, Darusele, bă, Darusele, tu-ți bagi joc de mașină, mă? Nu mai era fundi, ca să mă ieși, uite, îți dau de burgeri. Dă-i, bă, lasă-o cu burgerii tăi, că-i bag acum la gunoi, că n-am nevoie de burgeri. I-am băgat la gunoi, Darusele, că ești nesimțit. Bă, Darusele, trebuie să vin acum, fii atent când... Hai, Oane, dă-i, Oane, dă-i, n-am ce să fac, aștept comanda și cam aia e că nu mai supăr pe Darusele absolut deloc. Mamă, cât de bine am dormit. Mamă, cât de bine am dormit în noua mea casă. Este foarte bine, adică pentru prima zi, mamă, deci chiar îmi place foarte mult aici. Am foarte mult spațiu aici liber, am calculatorul în aceeași cameră, tot ceea ce îmi puteam dori, și televizor și calculatorul în aceeași cameră. Și nu stau cu Darusele în aceeași cameră cu calculatorul și cu toate astea, dar cam așa arată camera mea. Și să vedeți că am făcut aici toate chestiile astea de genul vară și jos la Darusele, care Darusele cred că o să fie top pe calculator, ca de fiecare dată el stă numai pe calculator, știi, și voi să joacă cu Ion. Deci cam așa arată bucătăria aici, deci ne-am hotărât să facem bucătărie aici. Și aici este baia, cam așa arată baia la mine în cameră. Și acum trebuie să mergem și jos, cam așa arată și livingul. Și aici este toată baia lui Darusel, cam așa arată baia lui Darusel. Pe aici este totul foarte frumos, pe aici chiar arată super bine aici livingul. Și aici să mergem și la Darusel să vedem ce face ăsta. Ia să vedem. Ia, tot pe calculator e ăsta. Doamne. Bă, ce faci? Bă, Darusel, de ce vorbești așa? De ce vorbești așa? Nu mai ce de ce ai văzut asta, Darusel, ai răgușit? Da, răgușit, bă. Am mâncat prea mult înghețată. Ce ai, mă? Ai mâncat prea mult înghețată, bă, Darusel, te-au. Bă, de ce te-au spăcia, Darusel? De ce te-au spăcia? Am mâncat prea mult înghețată. Doamne, cum te-au Darusele, doamne.
Lasă-l pe Ion, hai să mergem afară, Daruțele, să ne mișcăm și noi pe aici, să vedem cum arată vecinii și toate chestiile astea de pe aici, Daruțele, că chiar n-am făcut absolut nimic. Ce vrei, ce vrei, ce vrei? Doamnele primele. Păi da, doamnele primele, du-te înainte. De ce? Băi, de ce mai pe ce mai pus? Păi, mă, du-te, bă, de aici, Daruțele, că mă șener. Bă, ce ăsta? Mystery box. Ce? Păi, bă, stai, du-te mă la parte. Mamă, ce mă ăsta mystery box, ce cadou? Iată, ce cadou e ăsta? Bă, e o carte, ia. V-am spus că o să vă fac surpriză după ce vă instalați la casă. Daruțel, cred că e de la bunica ta, Daruțel. Uite, Albine, iei! Bă, Daruțel, bă, lasă albimele, bă, de ce mi-ai pus, bă, Daruțel, vezi că ai adus un stup aici și tot pe tine te ia, Daruțel, bă, dar stai puțin. Pe și ce cadou am primit? Bă, bă, vine ăsta după tine. Bă, dar unde-i scos Marco ăla, bă, Daruțel? Bă, dar... Ca Marco de la parcul de distracție, când mi-ai zis, bă, Daruțel, doamne, Arcula, trebuia să-l lași acolo, Daruțel, că ne pun ăștia, Daruțel, dacă vine ăștia și ne bagă la închisoare din vina ta, Daruțel, te simți? Bă, ce unde e, mă, și ai la subătă, dar să stai puțin, unde e cadou? Ce cadou am primit? Că eu ce că v-am spus că o să vă fac surpriză după ce vei instalați la casă. Oare o fi la bunica ta acasă sau ne-a pus pe undeva pe aici? E mașină, ia. Ia, e mașină? Bă, nu e mașină. Bă, cum să fie, bă, mașina, că mașina a fost încuiată, n-avea cum. Ia, ce e pe aici? Nu, bă, cum să fie, mă, gunoi, dai signi, dar usele. Ia, o fi în magazie pe aici, ia să vedem, dar usele. Mergem prin magazie, ia. Bă, nu e nimic pe aici, prin magazie, sincer, de apă. Unde mai? Bă, dar usele, bă, dar nu e nimic. Ce asta? Ah, altu, ce? Ia. Oi, tot carte, mă, Daruțele, ce mystery box e ăsta? Se pare că ați găsit și acest mystery box. Trebuie să rezolvați un puzzle ca să prindeți cadourile. Duceți-vă la dealership unde acolo unde de putem. Ce? Daruțele, ce că să mergem la dealership de unde putem lua mașini, Daruțele? Cum adică? Lasă-mă burgeria aia. Bă, Daruțele, mă enervez. Bă, dar de ce s-aude, Daruțele, așa? Adică mi se pare foarte ciudat, Daruțele. Nu înțeleg de ce s-aude așa, dar în fine, s-aude cam urât, sincer. Nu știu ce a pățit la vocea aia. Poate, bă, Daruțele, hai să urcăm, hai să mergem cu mașina. Daruțele, urcă că trebuie să mergi la dealership, Daruțele. Și mă, Daruțele, ne-a făcut surpriză o mașină, bunica ta, sau cine a făcut surpriză? Eu nu înțeleg, Daruțele. Mamă, deci ne-a făcut mașină. Mamă, bă, Daruțele, pe unde merg, bă? Ce e cu mașina asta ta stricată, mă? De-aia ne-a făcut bunica ta surpriză, că mașina ta asta e stricată, Daruțele, trebuie să ne cumpere altă mașină, Daruțele. Ce mă, cum s-a stricat-o eu? Că tu ai uitat cine a băgat-o ieri în tomberon? Cine a parcat-o în tomberon? Tu ai parcat-o în tomberon? E, nu tu, Daruțele. Ia că aici e dealership. Ia, Daruțele, ia să vezi. Ce e aici, ia? Bă, Daruțele, stai mă cu minte. Bă, lasă-mă burgeria aia, nu, că eu să strică burgeria mână. Ia, tași puțin, Daruțele, tași puțin, că vreau să vorbesc cu domnul aici. Bună ziua, vreau... Bă, dă-te la o parte, bă, Daruțele, dă-te mă la o parte. Scuzați, că e copil mai netremnic și așa, da. Bună ziua, sunteți Rafael G, cumva? Da, eu sunt, de ce? Bă, Daruțele, ce sunt? Bă, dar eu, dar ce cum e? Eu sunt Rafael 2012. Bă, vorbea cu mine, nu cu tine, Daruțele. Da, sunt Rafael G, bă, Daruțele, vină încoace, bă, stai cu minte, bă, nu te duce nicăieri, stai. Aici stai, da, nu, pune-te pe scaun aici, Daruțele, pune-te pe scaun, stai acolo pe scaun. Pune-te acolo pe scaun, bă, în partea asta. Ce faci, mă, bă, hai, mă, nu, aveți o surpriză din partea bunicii lui Daruțele 2012, este afară, alba, în partea stângă. Bă, Daruțele, bă, Daruțele, lasă-mă aia. Bă, auzi că avem o surpriză, Daruțele, am surpriză, auzi că am surpriză afară, ia. Ce surpriză, ce? Bă, e mașină. Daruțele, pleacă mașina. Ce urât. Bă, Daruțele, pleacă, mă, de aici, după ce ți-am cumpărat mașina aia, că poate vrei să ți-o confisc, e tu pe numele meu, în râs de 15. Bă, dar stai puțin, Daruțele, tu n-ai primit nicio surpriză. Deci de mașina aia că e urâtă și tu n-ai primit nicio surpriză, Daruțele. Te-ai supărat, bă, bunica ta, bă, Daruțele. Hai să mergem acasă, mă, mi-a luat mașina, Daruțele. Du-te cu aia ta, Daruțele, că nu o să mă prind. Fii atent că ai mașină de aia, dar tot eu sunt mai rapid, Daruțele, că e slab. Da, așa e, sunt. Ia uite, bă, unde te-ai dus, bă, ăla e nebun, mă, Daruțele. N-ai ce să-i faci, mă, Daruțele. Te-ai blocat, bă, doamne, bă, Daruțele, strigi mașina aia și zici că eu ți-o stric. Gata, bă, Daruțele, am ajuns acasă, bă, dar arată prea genial, Daruțele, uite că avem amândoi acum două mașini. Bă, ce fac? Bă, Daruțele, bă, Daruțele, iar ești magician, bă, Daruțele, de unde ai, mă, tu magia asta? Bă, lasă-l la loc, bă, Daruțele, nu mai schimba culoarea, bă, eu ne simțim, mă, Daruțele. Nu, nu-mi place, Daruțele, lasă-l la loc, Daruțele. Așa, mă, Daruțele, în sfârșit, gata, ai făcut-o, mă, dar arată bine rodul tu să avem astea amândouă. Bă, ia stai puțin, ia stai puțin. Bă, Daruțele, iar ai parcat-o în tomberon, mă, bă, ți-am zis, mă, să nu parc. Aha, acum râs, da, Daruțele, să vedem ce râdem când rămâi fără mașină și ți-o confi și rămâne a mea și te plimbi cu bicicleta, Daruțele. Uite că ai două biciclete, astea sunt pentru tine. Două biciclete pentru tine, două mașini pentru mine, așa o să fie de acum încolo. Bă, Daruțele, lasă că ți-o pun eu, că ești prea... Bă, Daruțele, nu știi să parchezi o mașină de loc, bă. Hai că am parcat-o, eu am parcat-o direct pe tomberon. În fine, bă, Daruțele, lasă-mă burgeria aia, bă, nu mai dau cu arcul, bă, de ce dai mă cu arcul în astea mele, Daruțele, ne simțit, hai să mergem, bă, uite că a rămas mystery box aici, hai să mergem.
bă, dar Rusule, da, tu nu ai primit... Ce? Deci tu zici că eu nu m-am făcut cu nimic, ha? Ce, da, nu te-ai făcut cu nimic. A, uite, bă, ăsta rămâne meu atunci. Bine, da, rămâne al tău dacă poți să-l spari, dar Rusule, că nu poți. Rusule, nu ai cum să-l iei în mână, că ești prea, dar Rusule, tu n-ai greutate, bă, dar Rusule, n-ai forță, n-ai nimic, dar Rusule, ești copil, te duci la sală, bine, bă, dar Rusule, nu știu, bă, dar tu n-ai primit nimic, bă, dar Rusule, tu n-ai primit nimic, bă, dar Rusule, nimic, n-ai primit chiar așa? Lasă-mă, m-am supărat și nu trebuie porcărimă, bă, păi da, ce să zici tu când primești o mașină? Până să mă burger, bă, hai mă, du-te de aici, bă, dar Rusule, bă, da, te duci la baie, bă, ce faci, mă, la baie, bă, dar Rusule, bă, dar Rusule, tu te, parcă nu te duci la baie, ce? Uite, ia, mister Box, iar, bă, dar Rusule, bă, chiar așa te-am făcut cadou ăsta, mă, burger, mă, bă, ia, ce scrie aici? Ce, dar se credeai că n-ai primit nimic? Uite, dar Rusule, ți-a scris și mesaj. Uite. Bă, dar Rusule, cât ai primit? Uite, ia că e furio, bă, toți acum, ai furio repede, bă, toți acum. Ia repede, bă, toți aici, bă. Bă, dar Rusule, de unde ai primit, mă, atâția burger? Bă, dar Rusule, că eu nu înțeleg de unde ai primit burger, dar Rusule, de unde ai primit tu burger? Bunica, na, bă, pusta mâncă. Bă, da, fii atent, că știi că ăștia o să fie ultimii burgeri de la bunica ta și nu o să mai facă niciodată, nu? Că nu mai stai în cameră. Bă, lasă-mă. Bă, ce noroc ai, bă, dar Rusule. Bă, dar uite că am primit amândoi, bă, dar Rusule. Și tu credeai că nu primești nimic, mă, și tu chiar așa făceai. Erai rău cu mine că am primit, eu erai gelos pe mine. Aha, înțeleg, dar Rusule, ești gelos pe prietenul tău, practic, nu? Ești gelos, da, ești gelos pe mine, dar Rusule, am înțeles. Mamă, dar Rusule, bă, dar Rusule, dar ce faci cu ăștia? Bă, ți-ai luat deja pe toți, hai, mă, du-te de aici. Hai că te ajut. Te ajut, gata, te ajut, vrei să-i pui aici în frigider, bă, dar Rusule, dar de ce ți-ai făcut? Pe unde mai am loc în frigider, că uite-te câte chestii ai aici, bă, dar Rusule. Doamne, uite, bă, ce mai? Ia cheie, ai cheie, bă, de unde, bă, dar Rusule, bă, dar Rusule, dar Rusule. În primul rând, stai puțin, dar Rusule, în primul rând vreau să-mi răspunzi la ceva, dar Rusule, uite-te puțin la mine, de unde ai cătușele astea? Bă, mai știi când am fost la mare atunci la noi? Așa? Aici, pe plajă. Așa? Păi bă, ai găsit acolo? Am săpat o leacă și le-am găsit pe ăstea, mă, le-am găsit pe ăstea. Și cu inelul ăsta de logodnă de diamant? Ce caută? Dar să-l ce cu inelul ăsta? Cui vrei să-i dai? Ai gagică cumva? Ai gagică cumva, dar să-l ai gagică cumva? Ai gagică cumva? Cum o cheamă pe gagică ta, dar să-l? Nu, n-am gagică. Cum o cheamă, mă, bă, gagică ta, dar Rusule, ia spune-ne și nouă. Cum spune și mie? Spune și mie, dar Rusule. Da, gata, ia că ține. Da, gagică ta e burgerul, pe cine ar sta cu tine, dar Rusule, chiar și așa ai dreptate. Cine ar sta cu tine? Te le-am pus înapoi, dar Rusule, și acum am putut, Rusule, bă, da, mai avem vreo surpriză, bă, dar Rusule, hai să căutăm de. Eu am o surpriză pentru tine. Ce surpriză ai pentru mine, ia? Hai că vin. Ce surpriză ai pentru mine? Ia, ce mi-ai pregătit? Ce surpriză ai, mă, dar Rusule, ia? Bă, ce faci? Ce faci? Uite, ce-ți dau burgerii care au mai rămas. Dar Rusule, ăștia sunt burgeri stricați, nu-i așa? Tu mi-ai burgeri stricați, nu? Bă, dar Rusule, mă, pleacă de aici cu burgerii tăi, bă, dar Rusule, că mă și enervez cu burgerii ăștia, ești stricați, bă, dar Rusule. Bă, da, fii atent, dar Rusule, hai să ne uităm și noi, fii atent, dar Rusule. Ce ar mai trebui să mai avem noi nevoie prin casa asta? Să ne mai uităm, că cine știe că poate mai avem vreo surpriză. Bă, ce burger, bă, nu te-ai săturat, uite-te cât ți-ai. Bă, dar Rusule, toate frigiderele astea din casă sunt pline de burgeri. Ce? Da, exact. Ți-ai pus și pe aici, dar Rusule, totul e plin de burger la tine aici. Bă, dar Rusule, ia-te puțin. Bă, dar Rusule, și pizza, și ciocolată, turn de asta de ciocolată, câte mai, bă, dar... Ia, aici ce mai ai, nu spune că... Bă, dar Rusule, tu ai burgerul ăsta de... Doamne, dar Rusule, ăsta e de... N-ai apă, n-ai suc, n-ai nimic, în ăsta tu spui tot burger, nu? Tu spui tot burger, nu? Am înțeles. Ce apă? E bubble, e ăla, bă, ce apă? Bă, dar Rusule... Dar Rusule, ai chitară, dar Rusule, ia cântă-ne, mă, și nouă, că știi, ești cântăreț, ia să te văd, ia cântăre. Ia. E, dar Rusule, cel mai bun, Rafaele, bă, cel mai bun. Bă, la chitară, bă, nu cu vocea, la chitară, bă. Ia, să aud. Bă, ce aud, mă, dar Rusule, că ți-aud buzuiturile astea de afară. Ce-ai pus, mă? Bă, de ce mi-ai pus mal bine în curte? Bă, dar Rusule, vrei să noi suntem de ăștia de fac stup? Cine suntem? Suntem apicultori? Ce suntem noi? Ce? Bă, nu, Daniel, nu Daniel, că iar te omoară, dar Rusule. Ia atinge-o, ia atinge, bă, nu s-a dus. E aici, înăuntru, pe asta. Hai, cu ating, bă, du-te, mă, de aici, că l-ating pe ăsta, bă, dar Rusule, și se activează și vine după mine. Și maxim ce poate să-mi facă, dar Rusule, e să moară el singur, că e foarte slab, dar Rusule. Bă, dar Rusule, ia găsește-mă, dar Rusule, nu mă găsești, ia că mă ascundă, dar Rusule. Bă, da, chiar ar trebui să facem fața ascunsele, chiar trebuie să fac fața ascunsele cu Rusule aici. Bă, dar ce am dat, mă, uite, am dat aici, ce stau cu mâinile astea așa. Lasă-i furiu peste 4, Ce faci, bă? Ce faci, bă? Ce sunt chestiile? Hai că mai găsi, bă, dar Rusule, bă, stai puțin, bă, dar Rusule. Bă, dar Rusule, chiar ar merge să facem. Vrei să facem fața ascunsele aici la noi în casa asta nouă? Cred că chiar ar merge. Ia ce am aici. Bă, nu fura, bă, nu fura, bă, mâncarea. Bă, dar Rusule, nu te satur cu atâția burger, bă, și mai fură și de mâncarea mea. Pe ce, mă, dar Rusule, tu mai mănânci altceva în afară de burger, că mă și nervezi.
Dar știi, dar tu ai văzut cum mi-am făcut baia? Tu ai văzut cum mi-am făcut baia? Ia uite. Ia bagă capul puțin în WC-ul. Bagă capul, bă. Bă, ce fai, băi, de simțit tu faci aici treburile cu mine de față, bă, du-te, bă, de aici, Darusule, că mă și enervez așa ceva, Darusule, nu se mai poate, zice. Eu nu înțeleg, Darusule, ce, Doamne, Darusule, hai să intrăm pe aici să vedem. Poate chiar mai avem vreo surpriză de la bunica ta. Mamă, Darusule, trebuie să facem neapărat un grătar aici, că uite. Asta bă arată prea genial, Darusule. Uite, avem două grătare, unul mai mare și unul mai mic, Darusule, că suntem șmecheri, avem aici și muștar, ketchup, toate astea. Ce? Ce, bă, ce Ion, ce mic, bă, ce mic, mă, bă, dar să le pleacă, mă, de aici. Bă, dar să le, da, cred că ar trebui să facem și o plajă, bă, dar să le, da, avem și noi și zlong pe aici. Ia să vedem. Bă, da, bă, uite, bă, sunt fix două pentru noi, bă, dar să le, cred că, bă, dar să le trăim regiști aici, nu se pare că trăim cam regiști, așa, suntem șmecheri, dar să le noi, nu așa? Bine, astea sunt pentru mine, nu pentru tine, dar să le, că tu ești un fraier. Bă, lasă-o, bă, dar să le, că, bă, ești nesimțit, păi mor aici, dar să le, mă bagi în apă să mă scald, ia mă câteva tu în apă, dar să le, că și așa tu ai nevoie să faci baie, tu ai nevoie să faci baie, dar să le, intră mâna, bă, intră la, ha-ha. Așa, dar să le, că, ce trebuie să le, se frică de apă, se frică de apă, nu, că nu s-ai mai făcut baie de 3 ani, dar să le. Bă, unde, ce? Ce mă, doar că te prind, ce prind să le avisez, mă, dar să le, că te prind, ia. Chiar super tare, da, cred că o să-i fur eu acum, o să-i fur niște burgeruri, dar știu că nu e pe fază, cred că a plecat, dacă m-am aplicat, bă, ce facem ăsta, vine înapoi, lasă, bă, ia, este ce, ce? Ce? Nimic! Mamă, de ce tare rău casa asta, chiar am ales o casă foarte bine, uitați ce priveliște frumos avem aici, totul foarte minunat, cum stau aici frumos la televizorul acesta, mă joc, fac ce vreau, eu mă uit peste tot, adică e prea frumos să ai și peisajul ăsta în spate, să ies tot orașul, dar hai să merg și eu la Darusel, că totuși am stat cam mult la televizor în dimineața asta, chiar m-am pus așa direct la televizor și chiar nu știu ce o fac, ce ăsta este, să mă uit pe aici, ia, bă, ăla nu e la calculator, mă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, un timp ăsta, ia, doarme, bă, ce facem ăsta, doarme, mă, ia, mă, doarme, Darusel, bă, Darusel, Darusel, ce faci, mă, ce faci, mă, ce faci, mă, ce faci, mă, bă, vorbește, mă, bă, ești nesimțit, vorbește, că de-aia ți-a dat Dumnezeu voce. Ce, mă? Ce la calculator, mă? Ce vrei, mă? Bă, vorbește, mă, uite-te la mine. Bă, de ce nu vorbești? Bă, uite la mine. Nu, lasă calculatorul în pace. De ce nu vorbești? De ce nu vorbești? Bă, ce? Bă, ce are? Bă, Darusule, tu ai chef de mișto, mă, la... Bă, Darusule, tu ai chef de mișto, mă. Hai, pune-te, ia. Ce vrei, mă? Ce vrei să-mi arăți la calculator? Vorbește, că de-aia ai gură. Vorbește, ca să înțeleg și eu. Ce vrei să-mi arăți la calculator? Ia, ce vrei? Ce vrei? Ce? Ce, mă, bă, Darusule, bă, ce are, mă, ăsta, băi, Darusule, bă, faci mișto de mine, pune-te la calculator, vorbe, arată-mi ce vrei, ce faci, mă, ce mi-arăți, mă, bă, ce dai, mă, bă, Darusule, bă, Darusule, da, ți-a dat Dumnezeu voce ca să vorbești, de ce nu vorbești, faci, bă, tu faci mișto de mine, ce faci, bă, lasă-mă mâncare, bă, ai dat drumul ăsta, bă, ce faci, bă, ai nebunit, bă, ce are, mă, ăsta nebunit, ia, da, bravo, Darusule, abia te-ai trezit și bași direct ciocolată, bravo, mă, Darusule, nu știu unde am mai văzut așa ceva, că n-am mai văzut în viața mea să trezești să bași direct ciocolată. Ce? Bă, tu ai mâncare în gură de mănânci așa? Bă, ce ai, mă? Ce mă arată, mă? Ce vrei să-mi arăți? Arată-mă la calculator dacă tu nu vrei să vorbești cu mine. Ce vrei să-mi arăți, ia? Că mă și enervez, bă. Păi, ești enervant rău de tu, copilul ăsta. Adică, bă, Darusule, ce ești așa de enervant? Ce ai? Mă, ce faci, mă? Lasă-mă, bărgăria. Ce cauți? Bă, Darusule, vorbește cu mine, te rog, Darusule. Arată-mi aici la calculator ce vrei să-mi arăți sau de ce tu dai în calculatorul ăsta? Ce? Înghețată? Ce de la înghețată? Ce? Ah, stai pe zic, ai zis tu parcă ieri ai zis că ai răbușit de la înghețată. Și acum ai rămas fără voce cumva? Doamne, Darusule, cum adică ai rămas fără voce? Mie nu... Bă, n-ai cum să nu poți să vorbești. Adică poți să vorbești. Poți să vorbești așa cum am făcut eu acum. Adică de ce nu poți să vorbești? De ce nu vorbești? Bă, nu, tu faci mișto de mine, pe bune, la mulțumesc frumos, faci mișto de mine? Nu faci? Păi și tu ce? Doamne, Darusule, bă, Darusule, bă, ești comic rău de tot, Darusule, ce vrei să-ți fac eu acum, Darusule, ce vrei să-ți fac eu acum? Ce, mă, hai afară, dar ce, unde, bă, Darusule, tu chiar nu, bă, zi pe bune, bă, lasă înghețata, bă, Doamne, tu mănânci înghețată și tu ai zis, bă, Darusule, cum vrei să-ți revii dacă tu mănânci înghețată în continuu? Bă, ce faci, bă, Darusule, bă, ce faci, mă, mori?
Doamne, dar să ești prun. Bă, dar să le vină mă cu mine, vină cu mine, fii atent, dar să le ce ce? Bă, dar să le urcă la mine mașină, fii atent, bă, dar să le ce facem că nu? Bă, dar să le ce putem să facem? Adică chiar nu mai poți să mai vorbești la modul cel mai serios, nu mai poți să mai vorbești. Nu mai poți, bă, și ce facem, mă, dar să le acum? Bă, ce faci? Mi-ai stricat mașina. Bă, ce mi-ai făcut la mașină? Ce ai pus la mașină? Mi-ai stricat mașina. Bă, dar să le ce? Ce burger, mă? Bă, iar mănânci, bă, iar mănânci burger. Bă, dar să le, nu, bă, nu, fii atent. Nu, stai puțin, dar să le, că deja mă enervezi. Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici, coboară jos. Bă, dar să le, spune și mie, tu chiar faci mișto sau chiar nu mai poți să mai vorbești? Nu faci. Și atunci ce mănânci în continuu? Nu mai mânca. Bă, lasă bicicleta. Ce? Lasă, bă, lasă-mi bicicleta, că e a mea, lasă, ce, unde tu și mă, bă. Bă, dar să le lasă-mă burgeria și spune, bă, tu chiar nu mai poți să mai vorbești la modul cel mai serios, chiar nu mai poți să mai vorbești? Păi și ce face în momentul ăsta, dar să le, nu mai mânca înghețată, nu mai mânca nimic, dar să le trebuie să-ți revii. Bă, dar să le lasă-mă burgeria, că da, bă, dar să le, te mai și îndopi cu burger, chiar că nu mai poți să mai vorbești de mâncarea aia. Bă, dar să le, bă, ce mi-ai făcut, bă, la mașină, bă, lasă așa, dar să le, bă, dar să le, dar să le, nu mai râde, că, bă, dar să le, ce trebuie să facem acum, cred că trebuie să mergem la spital, nu? Mamă, bă, dar să le, ăsta e cumva spital, că mi se pare că parcă așa părea, ia stai. O fi ăsta spitalul de aici de lângă, ia stai să vedem. Bă, ce-mi dai, mă, ciocolata asta, mă, dar să le, că mă și nervezi, ia, ce e aici? Nu e, nu, bă, e garaj, ce e aici? Bă, nu, vină cu aici. Ce masă de mine? Bă, nu intrăm acolo, dar să-l vin înapoi. Trebuie să intrăm, păi aici nu e intrare, dar să-l, ce, ne omoară oamenii ăștia, ne bagă la pușcărie, dar să-l, ia, ce e aici? Ce-ai, mă? Bă, fi... Ce? Bă, nu te înțeleg, bă, nu înțeleg ce vorbești aici. Hai să intrăm aici. Bă, uite că e spital, bă, chiar e spital aici. E spital. Bună ziua, bună. Stai puțin să vorbesc. Scuzați, că e cam nebunat, e care e o problemă, nu știu ce s-a întâmplat cu. Dar să ia puțin loc. Dar să ia loc puțin aici. Ia loc aici pe canapea. Așa a spus doamna. A spus doamna să ia loc pe canapea, dar să le. Bă, pe canapea nu poți. Da, lăsați, e mic, da. Vedeți că e copil mic, e bleg, e mai prostuț, e la așa de fel și n-ai ce să-i fac. Dar să le stai jos. Bă, lasă, bă, ce mai mă împars burgerii acum, nu ți mai plac burgerii. Gata. Doamne. Deci da, dar să le stai aici cu minte. Stai cu minte aici jos că eu trebuie să vorbesc cu doamna, dar să nu. Pune-te înapoi, pe bune. Pune-te pe bune la modul cel mai serios, dar să le pune-te jos dacă. Doamne, ce faci? Dar să le vrei să revii sau nu? Vrei să-ți revii, să-ți revină vocea la cap? Bine, pune-te jos, dar să le, ca să-ți revină vocea și gata. Bun. Bună ziua, avem o mare problemă, adică băiatul are o mare problemă. Eu sunt cu el, stăm în aceeași casă, suntem prieteni, dar nu știu ce zic s-a întâmplat, adică s-a trezit de dimineață și zic, nu poate să vorbească. Nu știu dacă face mișto sau chiar nu poate, dar să-l poți să vorbești și tu, te rog. Ce fai, mă, bă, cine s-a luz, bă? Da, vedeți că nu prea poate să vorbească, adică nu știu dacă face mișto, dar nu cred că face mișto, pentru că ieri mi-a spus că a mâncat înghețată și chiar răgușise, pentru că el era răgușit și ziceam, Pătrusele, ce ai pățit, că așa îl cheamă, dar să-l, ce a pățit de așa de răgușit și a zis că a mâncat înghețată și azi de dimineață, ce să fac, la prima oră a mâncat ciocolată cu înghețată din nou, adică clasic, nu, eu nu înțeleg, puteți să-i face ceva, adică eu nu înțeleg ce se întâmplă. Da, bă, mamă, stai că m-am pus aici, scuzați-mă, bă, ia-mă loc, dar să-l, că nu mai din vina ta, bă, ia loc, dar să-i, tu parcă poți să vorbești sau ce, tu poți, dar să-i, cum poți să râzi, bă, și nu poți să vorbești, eu nu te înțeleg, stai jos, că mă enervez, gata. Bună ziua, ce problemă aveți? Păi, tocmai v-am spus că băiatul acesta, dar să-i, poți stai cu minte ca să-i explicăm la doamnă frumos, poți stai cu minte, vin aici, te rog, stai foarte cu minte, nu mai fi nebunat, zic, dacă nu, o să-ți rămână vocea așa toată viața, așa a spus doamna, nu am spus eu, o să-ți rămână așa vocea toată viața, adică nu mai poți să mai vorbești. Păi da, stai cu minte atunci dacă nu vrei. Deci da, după cum puteți vedea, el chiar nu poate să vorbească, adică nu cred că face mișto, că dacă făcea mișto nu stătea atât de mult și nu ajungeam aici cu el, sincer, dar nu știu care. Bă, ce fac? Dar să stai cu minte. Bă, puteți să lăsați așa, hai că plecăm, la revedere, lăsați-le așa să rămână. Păi dar să le, poți să fii cu minte și tu ca să recăpătăm vocea, să vedem ce ai. Deci da, vedeți că nu mai are voce și da, nu știu, puteți să ne ajutați cu ceva, adică să se interneze aici la spital sau nu știu, un remediu, ceva, tratament aveți? Îmi pare rău să aud asta, să mă duc acum să vorbesc cu domnul doctor și o să revin imediat, luați un loc pe canapea. Bă, dar să le, ce faci, mă? Bă, dar să le, deci, dar să le, a zis să luăm loc pe canapea, stai jos. Bine, vă, ok, duceți-vă să vorbiți cu domnul doctor, noi o să luăm aici loc pe canapea, adică da, e cam greu cu asta. Cred că mai bine ieșim afară, totuși că e cam răutăcios băiatul ăsta, vedeți cine bunatic e, e copil mic, are 2 ani, adică da, dar să le, vin afară repede, că să zice doamna, dar să le, vin afară, că să uite doamna doctor pe tine. Bă, să le, dar tu chiar nu mai poți să mai vorbești sau faci mișto, zi pe bune ca să știm că, bă, dar să le, păi după oamenii ăștia ce o să zică despre noi, dar să le, la spital, ce o să zică oamenii despre noi. Ce fac, mă? Ce? Bă, stai puțin, eu am înțeles, lasă-mă să-mi pun green screen-ul. Ce green screen, bă? Dar să le, bă, nu ești, bă, la calculator, bă, dar tu dă-mi cu gândul la calculator, ești? Ce? Ce, mă? Ce, mă, ce-i pe sus? Ce?
Ce, bă, de ce râzi? Bă, dar răsire, ți-ți slăpare? Nu, dar răsire, tu faci mișto. Nu, hai că mă duc înapoi să zic la doamna. Pentru că dar răsire, că tu faci mișto. Păi, dar răsire, bă, nu, pe bune, la mă serios. Tu faci mișto ca să nu punem oamenii ăștia, că după trebuie să plătim amendă și ne bagă și la închisoare. Dar răsire, zi, pe bune, că trebuie să mai vin alte persoane, sunt alte persoane la rând. Ai văzut că deja era un om acolo care aștepta și noi am plecat peste el. Ce, ce? Ia, bă, unde e, mă, să ia scriem? Fac greedy. Doamne, dar răsire, ce greedy? Doamne, bă, dar răsele, bă, dar răsele, hai să mergem, că probabil a revenit, hai să mergem, că probabil a revenit, dar răsele, bă, dar răsele, nu știu cum poți să fii așa de rău, da, ați revenit, puteți să ne spuneți și, adică, ce facem, unde mergem, rămânem tot aici sau putem, sau, nu știu, spuneți-mi. Domnul doctor, vă așteaptă, este în partea dreaptă, camera din față, duceți-vă la ei și o să vă spunem mai multe detalii, ok, ok, mergem acum, dar răsele, bă, da, bă, las, bă, ce faci, bă, iar mănânci burger, nu, bă, în dreapta, dreapta, dar răsele, dreapta, nu stânga, da, bă, dar răsele, dar răsele, bă, dar răsele, uite, cred că aici, stai puțin, stai puțin. Ai, bă, dar răsele, stai, ai vorbit cumva? Sau mi s-a părut mie? Ce? Bă, da, mă, nu, bă, dar răsele, nu, nu, vino aici să nu ne audă domnul doctor, vino aici, vino aici, vino aici, hai să intrăm, nu, dar răsele, vino aici, puțin, vino la modul cel mai, ia ce aici, nu, n-avem voie aici, bă, dar răsele, nu, vino, spunem la modul cel mai serios, tu faci mișto sau nu, că după le creăm probleme la oameni aici și nu e bine și o să-ți creezi și ție probleme mai mari de sănătate dacă ți se pun, ce, dar răsele, știi că, bă, uite-te puțin la mine, știi că o să-ți creezi probleme mai mari de sănătate, dar răsele, dacă tu faci asta pentru că o să te operezi, o să-ți facă ceva, nu știu ce o să-ți facă, dar răsele, ia, ce scrie, nu mă, vreau să scap, nu mă, vreau să scap. Păi ce, bă, bine, mă, dar răsele, deci, dar mi s-a părut că ai vorbit mai devreme, sau ce, bă, nu, hai să intrăm, bă, dar răsele, deci dacă faci mișto, dar răsele, mă jur că nu mai vorbesc cu tine în viața mea, dar răsele, da? Dacă faci mișto, eu nu mai vorbesc cu tine în viața, hai să intrăm, hai, ce, bă, nu, eu cred că chiar face mișto, dar răsele, adică eu nu înțeleg, bă, dar răsele, hai, gata, hai să intrăm. Stai. Bună ziua. Noi suntem stai, dar se las ursulețul. Bună ziua, noi suntem oameni de v-a spus adică el are o problemă, v-a spus și doamna doctoră, bănuiesc, da. Bună ziua, am înțeles că aveți o problemă serioasă, tu băiatul care ai problemă, ia un loc aici în pas și stai liniștit. Auzi, dar se, da, el este. Bă, dar se, ce fai mai ai luat ursulețul în brațe? Da, e mai mic, da, lasă. E bine că aveați un ursuleț aici, că probabil dacă îl operați, dacă îi faceți ceva, măcar îl faceți aici, dacă îi faceți injecție ceva. E ocupat cu ursulețul ăla. Da, foarte bine. Da, și vreau să vă spun așa în felul următor că nu știu ce s-a întâmplat de dimineață de când s-a trezit. El copilul ăsta dar se ridică capul puțin, să te vadă. Așa, ridică-te așa. Nu, băi, nu, stai jos, dar ridică capul. Stai jos, că am zis să stai să iei un loc. S-a trezit de dimineață și nu putea să vorbească. Eu am zis că face mișto, dar nu știu. Adică nu înțeleg, nu știu dacă face mișto, adică nu cred că face mișto, pentru că hai să vă spun, ieri era foarte răgușit pentru că a mâncat înghețată, dar să vă spun ce a făcut și azi de dimineață. Azi de dimineață iar a mâncat înghețată, a mâncat ciocolată, a mâncat de toate când s-a trezit. Nici nu cred că bă, ce mă dar răsele? Bă, dar răsele, stai puțin, ăsta e spital de nebun că copilul ăsta e cam nebun, sau unde trebuie să mergem? Bă, dar stai jos, dar răsele, gata, stai jos să vedem ce poate să-ți facă doctorul, dar răsele, dacă vrei să-ți revii, gata, ho. Tania mai a preocupat cu lucruri de genul și o să încercăm să-l facem bine printr-o injecție, e bine, e bine. Dar din păcate, cum adică din păcate? Nu, dar răsele, bă, dar răsele, uitați-vă la el că mănâncă înghițată. Bă, dar răsele, vrei să-ți revii? N-ai auzit, bă, cum, stai jos. Măi, eu visez aici că nu înțeleg ce se întâmplă. Măi, eu visez aici. Bă, dar răsele. Ce? Am ceva să zic. Ce, bă? Bă? A fost necuit, fraiere. Ce? Și doctorul știa. Ce? Toți am princuit așa, doctor. Cum adică m-ai princuit? Cum adică? Nu, mă, nu. Mă, ce princ? Mi-ai făcut? Bă, dar răsele. Nu, stai puțin, revenim imediat. Dar răsele, vino aici. Dar răsele, vino după mine. Domnul doctor, lăsați-ne. Dar răsele, vino puțin. Bă, dar răsele. Dar vino aici. Bă, dar răsele, ți-am zis să nu faci prank. Dar răsele, ți-am zis să nu faci prank. Dăm aici de belele, dar răsele, acum oamenii. Ce? 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 Ai fost plănuit? Cum te-am prankuit aici? Cum adică am fost prankuit, mă? Uite, vino. Ce? Domn doctor, stai puțin. Domn doctor, e adevărat ce spune copilul? Adică v-ați prankuit toți? Da, te-am prankuit, dar răsele. Uite, mă, dar răsele, vreau să-ți fac și eu un bine. Mă, lasă-mă, că deja mă enervez, bă, dar răsele. Nu mai, că deja m-a supărat. Hai, du-te de aici, dar răsele, că plec acasă. Nu mai plec, nu știu unde mă duc. Lasă-mă în pace, dar răsele. Lasă-mă în pace. Bă, ce mi-a făcut dar răsele prankul ăla ieri? Dar zice el că nu mă aude, că nu știu ce.
zice că îmi face prank, primul prank pe care l-a făcut și el, ok, mi-a făcut prank, da? Dar eu deja de ieri am început să-i fac o mare farsă, să-i pregătesc o mare farsă pe care o voi aplica chiar astăzi, deoarece i-am făcut la el în cameră, trebuie să merg chiar acum să vedeți, i-am făcut un mic prank acolo, i-am făcut o cameră specială sub pământ acolo la el, sub podea, cum s-ar spune, și vreau să vă arăt imediat, dar să vedem ce face Darusel, că e cam greu să intru acolo, că i-am făcut intrarea direct de la el din cameră și nu știu cum o să intru pe acolo, dar hai să vedem. Și hai să mergem acum la el să vorbim și noi mai încet să vedem ce face ăsta. Ia, hai că prima oară trebuie să mă... Ia, ce facem ăsta? Acum cu burgeri mei. Mamă, stai că mă vede. Mamă, câți burgeri am mâncat, mamă, și mă doare burta. Hai că nu-mi pasă, mă, și mă joc cu Ioan. Ce faci ăla? Păi, ăla s-a pus deja la calculator. Doamne, doamne. Ne putem pe Fortnite. Bagă Ioane, dă-i. Doamne, nu, că plec de aici, că mă și enervează. Bă, da, ăsta deja. Mamă, bă, da, tare vorbește, mă, ăsta, bă, l-aud la 10 miliarde de metri. Deci, da, bă, eu nu știu, s-a trezit fix acum, a păcat că... Hai că e ok într-un fel, că nu doarme, dar nu știu cum o să intru. Cred că ca să intru, trebuie să intru undeva pe aici, prin partea aia, dar hai să luăm și noi. Vă mai aduceți voi aminte din ăla cu spionajul? Tot la fel o să fie, am făcut niște blocuri, am pregătit. Ai, mă, mă, pe tine, nu mai din vina ta, Ber, bă, gata, păi ce faci? Păi ce faci, mă, stai, ți-i pașa, mamă, deja m-am spirat, bă, ăsta s-a aude prea tare, ia să-i, mă. Ce să spirim, bă, ăsta așa, doamne. Bun, revenim, că nu știu, bă, ăla s-a aude prea tare, adică țipă în ultimul hal, trebuie să iau toate lucrurile, nu știu, nu, parcă aici le-am pus, da, fix aici le-am pus, dar o să nu o să ajung aici și nu cred că le-ar fi văzut el de aici, dar o să iau toate chestiile astea de aici și o să vă arăt chiar acum cum o să fie totul acolo, dar prima oară, hai să vedem cum ajungem noi acolo la el ca să putem să facem toate prank-urile astea, să facem toate chestiile astea de genul. Chiar nu știu cum o să ajung la el și vreau să mă joc cu el pe calculator și să dea și el un pic așa rage, să mă joc cu hack, să dea rage ca să vină pe stream și să vadă că eu nu sunt în cameră sus la mine, dar să vedem dacă putem să intrăm, asta e toată treaba, nu știu, da? Ia stai să închid ușa, sper să nu audă, ok, așa, ia stai, ce faci ăsta, mă? Ia, ce facem ăsta aici, tot să joacă? Băi, mare, băi, da, băi, da? Că mai pe după, cred că l-am dus și pe frate la bă, bă, de-aia, l-a un prank, băi, ieri, bă, m-am prefăcut că nu puteam să vorbesc, bă, că am mâncat prea multă înghețată. Ia, că plecăm aici. Chiar și doctorul știa, toți cu toți am prank, bă, trebuie să-i vezi fața, că a plâns. Doamne, le-a zice că mi-a făcut farsa, dar lasă că-l prank-ul acum, uitați să vedeți aici, cam așa arată camera secretă, dar aici o să pun toate chestiile, că vedeți că am foarte multe chestii și cam așa arată locul. Vreau să-i fac aici, să-i pun setup fix aici cu partea cu el, unde e el aici. El e pe aici, undeva pe sus, uite, cred că-l văd așa, dar vedeți că pot să-l văd pe aici. Și aici în spate vreau să-i fac tot așa o scară ca să-i... Ce facem ăla? Stai, că mă duc să mai iau ceva, stai. Ce facem ăsta? Ce facem ăsta? Da. Ce facem ăsta? Ia pizza. Ce facem? Ia să văd dacă l-am dezipărat. Bă, mă, ce era cu scarteta? Ce facem ăsta aici? Am dat ce să pun. Mamă, ăsta deja a văzut, nu e bine că a văzut că nu mai e carpetă, mamă, da, că n-am pus carpeta, cred că a văzut carpeta sau ce a văzut, mă, ia unde? Ia aici. Ia că pune carpeta. Nu mai zici, mă, gata, măcar am pizza mea, am burgerii mei, l-am pe Ioan, iată, mai iau și ciocolată, mai iau înghețată. Ce faci, mă, ăsta, bă, mamă, ce doar, eu nu înțeleg ce face, dar Darusel, adică nu înțeleg, bă, dar ce vrea să facă, vrea să vină peste mine sau nu înțeleg ce a vrut să facă? Gata, ce... pe Ioan, hai să ne jucăm. A, ăsta s-a pus deja să se joace, a luat, el nu mănâncă mâncare, adică, de fapt, mănâncă mâncare, dar mănâncă înghețată, mănâncă ciocolată, nu se trește, face orice, nu știu ce mănâncă. Ce faci, mă, ăsta? Bun, hai că e bine, încă nu și-a dat seama, adică nu și-a dat seama că i-am făcut eu chestia asta aici cu asta și cu carpeta, cred că a pus carpeta la loc, da, nu mai pot să mai urc sus. Bă, m-a pus carpeta, trebuie să o spart din nou ca să pot să urc sus. Dar acum începe treaba cea mai interesantă, în care eu o să-i pregătesc totul, o să asamblez toate astea pe aici, camera, tot ce e bine aici. Uitați, să punem fix așa, cred că așa o să facem în partea asta și în partea asta o să facem fix așa și cam așa o să arate cam totul aici. Unde punem și noi scaunul și toate astea? Facem aici foarte frumos, deja am pregătit masa și chiar sunt curios cum o să reacționeze, dar zic că vreau să intru cu el să mă joc și să vedem cum o să facă, că chiar sunt curios. Hai să punem și noi scaunul ăsta aici. Ok, de ce verde scaunul ăsta? Bun. Punem și calculatura aici. Mamă, e, bă, ce perfect a ieșit totul. Așa verde, mamă. Hai să vedem, deci arată cam așa setup-ul. Trebuie să ne mai punem și noi niște boxe. Dar unde să pun? Uite, pun o boxă fixă aici și o boxă fixă aici, ok? Trebuie să punem și consola, că avem o consolă. O punem și pe asta aici. Mamă, e fix ca consola mea, de mai sus, de aia de Nintendo. Ok. Uite, așa cred că am pregătit totul aici. Este foarte bine, arată totul foarte frumos. Hai să mă pun și aici la calculator să cum stă. Mamă, e genial că se potrivește totul așa. Uitați-vă cum se vede așa cu chestia asta pe aici. Vreau să văd ce mai face Darusel înainte să mă bag cu el, că vreau să-l sun pe Discord. Prima oară să vedem ce face, să-l sun aici direct pe ăsta. Ia, ce facem ăsta? Mamă, ce mă doare burta la câți burgeri am mâncat, dar că mă duc la baie. Ce facem ăsta? Aaaa, burta! Îl dă-i burta, mamă, uitați că... Pă, pot să-l văd, pot să-l văd aici, pot să-l ce face la baie, what? Mamă, eu pot să-l văd aici. Ia, din partea asta îl văd mai bine, cred că sau... Ia, stai să mă uit, ia, a, nu, pe... Asta, bă, da, uitați-vă că pot să-l văd pe Darusel cum stă la baie, mamă, nu vine să cred, așa, ia, ce facem ăla? Dar nu s-a pus, ce facem ăla, bă? Hai că-l doare burta, că ăsta nu e pe toaletă, toaleta unde... Ce facem ăla acolo, bă, pe unde să... A, în fine, lasă. Deci, da, vedeți, ia, stai să urc și eu aici sus, trebuie să-i spar carpeta asta, sper să nu vadă când vine înapoi aici, că dacă o vede e cam în jale, nu prea e bine. Mamă, dar nu mai pot să mai urc pe bune aici, dar nu știu ce să fac cu carpeta asta. Ce vorbește mă la acolo, bă, ce vorbește mă la acolo?
Ok, gata, hai că am spart și o carpeta asta, să pot să ieși pe aici lejer să văd. Uite, stau acum pe la alzel prin cameră, văd că încă n-a venit, ce bine. Mă pun la calculatorul la el sau mă joc, fac ce vreau eu, adică dar alzel nici nu mai vine. Ia ce facem ăla, este să mă uit de aici de jos, că de aici pot să-l văd, dacă mai e mult pe la baie sau ce faci? Bă, nu-l văd la baie, what? Parcă nu se vede așa, sau? Bă, parcă se vede ceva așa mișcându-se acolo, dar nu știu ceea ce, bă, ce facem ăla, mănâncă cumva acolo în baie? Doamne, bă, eu nu înțeleg ce face acolo, dar în fine. Hai să ne pregătim totul aici, o să intru deja să mă pun direct pe calculator, nu-l mai aștept, pe la să vină, nu știu când să ăla la baie, că stă 7 miliarde de ani la baie, nu știu ce face, dar mă pun acum la calculator să mă pregătesc să intru și eu pe Discord, să intru pe toate astea ca să mă joc și eu cu Darusel. Chiar sunt curios cum o să reacționeze Darusel când o să vadă că mă joc cu el cu toate astea, că chiar nu m-am jucat niciodată, să fiu sincer. Ai, de când am ajuns în casa asta, chiar nu m-am jucat cu el pe calculator absolut deloc. Și da, hai să vedem, să facem aici totul frumos, ne punem aici. Bă, dar ăla tot nu mai vine, ce facem ăsta? Mamă, fix acum a venit. Uitați-vă la el. Ia, și trebuie să fac acum, trebuie să fac repede ceva, cum am zis, ca să văd direct de aici, ca să nu mă mai pun aici prin spate lejer. Ia, pun și eu ăsta fix așa și de aici dau drumul la ladder-ul ăsta și eu zic ok. Ia, mamă, îl văd perfect. Bine, îi văd scaunul, dar e undeva pe aici, cred că da. Uite că mănâncă, Doamne. Bă, da, nu lasă ăsta burgerește deloc. Bun, gata, am instalat totul aici și mă pun direct la calculator, să sun acum pe Darusel pe Discord, dar înainte ia să văd ce mai face el. Ia, ce facem acolo? Stă pe scaun. Mamă, bă, asta tot îmi doare burta, lasă. Doamne, ăsta mai mănâncă, nu, că nu, e ciudat rău, e NPC, pe bune, hai să sun acum pe Discord, intru acum pe Discord și hai să vedem să răspundă. Cine mă sună, mă, ia că răspund, alo? Alo, bă, ce faci, mă, Darusele, ce faci, mă, ce faci, mă, ce cu contul ăsta? Cum adică ce cu contul ăsta, ce, n-ai nicio treabă, Darusele, nu sunt pe contul meu de Discord, sunt pe alt cont, da, adică mi-am mai făcut eu un cont, Darusele, nu, nicio treabă, ce te interesează după tine, după ce cont sunt tu, de ce te interesează după tine așa mult? De ce m-ai sunat? Cum adică de ce te-am sunat? Te-am sunat să ne jucăm, Darusele. Darusele, vrei să ne jucăm, să facem aici, să ne jucăm? Deci fii atent, Darusele, vreau să te bat, bă, Darusele, dar stai, tu când te-ai trezit? Când te-ai trezit tu, Darusele? Păi, eu m-am trezit acum o oră, bă, Rafael. Acum o oră și ce ai făcut? Ai intrat direct pe calculator, nu-i așa? Da, și m-am așa cu Ivan, nu am supărat pe el, că e foarte nab și vreau să te bat pe tine. Deci dacă te bat, îmi dai 1000 de lei. Dacă eu te da, bat, da, clar. Hai, deci fii atent. Dăm 1v1, pe Minecraft, fii atent, PvP, Darusele, să zici te bat, că ești foarte slab, Darusele, deci o să te bat super mult și da, o să-l trăiesc pe Darusele acum, să-i zic ce o să-i fac, îl bat cu hack, îl bat cu toate astea. Hai, bă, Darusele, m-auzi, mă? Da, te-auzi, hai, ești gata, 3, 2, 1 și hai, mă, ia, că ți-am dat, Darusele? Da, ce, de ce ai plecat, te-am făcut să plângi? De ce joci cu hack? Nu joc cu hack. Dar cum ai bătut? Păi, bă, frate, deci mi-am întors scaunul. Așa? După am dat cu piciorul și te-am omorât. Cum adică ți-ai întors scaunul, mi-ai dat cu piciorul și te-am omorât? Bă, Darusele, noi ne jucăm acum, bă, ce vorbești, mă, acolo, Darusele, tu nu vezi că caut scuze și da, mamă, că te-am deja. Ia stai puțin. Ia, mă, ia, ce facem ăla, are hack? Ia stai să mă uit așa puțin la el. Ce facem ăla acolo? Ia, are hack? Nu, ăla tot mănâncă, nu. Bă, Darusele, nu știu ce faci tu. Bă, Darusele, parcă s-aude așa că mănânci. Ce? Tu, bă, Darusele, câți burgeri ai mâncat tu azi? Ia să numărul 1 plus 50 plus 100. Doamne, gata, că nu mă mai interesează, dar hai, runda a doua, hai, 3, 2, 1 și hai, mă, bă, nu fugi, mă, de mine, bă, nu fugi, mă, de mine, bă, stai cu mine, hai, bă, cât de slab ești, bă, cât de slab ești. E runda decisivă, ok? Da, hai, runda 3, fii atent, 3, 2, 1 și hai, Hai, 3, mama! Gata! Bă, vin la tine în cameră, hai, bă, nu mai cu tine. De ce să vii la mine în cameră? Bă, unde ești, mă, bă, s-a plecat, mă, ia, ce facem ăsta? Bă, ce facem, mă, ia, stai, pot să urc? Da, a, uite, ia, mamă, dar închis ușa, mamă, sper că nu m-auzit, ia să urc repede acum la el. Ce facem ăsta, mă? Bă, Rafael, unde ești, bă, iar te ascunzi de mine, bă, jos, bă, ești acum te ascunzi? Ce terminat poți să fii, frate, ia, unde, ți-ai închis și calculatorul? Ia că mă caut, stai. Ia că vine înapoi. Ia, mă, să vine înapoi, mamă, deci nu vine să cred așa ceva. Stai că trebuie să urc și să vin și să intru repede aici. Ia, stai, exact, că mamă, stai să nu mă vadă. Ia, puțin să mă uit așa. Ia, dacă mă uit așa, perfect, hai că e perfect. Uitați-vă cum vine, dar este... Copilul ăla, Doamne, e așa de nervat și fraier, bă. Ia, mă, că mă pun eu acum la calculator. Ce zice, mă, stai să vorbesc eu el acum, mamă. Mamă, ce nervant ăla, frate, abia aștept să-l dau afară din casă. Ce ai zis, mă? Bă, alo, ce zici? Stai, tu cum ești pe calculator? Parcă ți l-ai închis. Cum, bă, tu nu vezi, mă, că sunt pe Discord cu tine? Cum adică mi-am închis calculatorul tu? Cum adică cum? Unde ești? Ești măcar acasă? Da, sunt acasă. Unde? Că nu te-am văzut. Te-ai ascuns de mine? Nu sunt acasă, dar Darusele, nu sunt acasă. Ce ai, mă? Rafaele, te-am prins. Cum adică ce mai? Ce mă? Cu ce mai prins? Zic cu ce mai prins? Cu adică? Naughty, naughty.
ești la o cagică, you naughty naughty. Mă, ce visezi tu acolo, dar zilele la ce, mă? Aha, bă, Rafale, mă, tu ai cagică și mie nu mi-ai zis, bă. Ce, bă, ce să am, bă, pleacă, mă, de aici, dar zilele, ce să am, mă? De unde, mă? Da unde ești? Sunt la ăsta de computere, de pe aici, de prin oraș, dar zilele, de ăsta de computere. Sunt computere pe aici, mă joc aici, e toată lumea aici, dar zilele. Ce? Bă, dar pe mine nu mai la bani, simt ce mă trebuie să mi ieși pe mine. Ia că mă duc aici, auzi, în spatele lui. Nu mai vorbesc cu Rafael, mă supărat pe el. De ce, am vrut să te sperii și m-ai speriat tu pe mine, bă, ești nesimțit. Bă, de ce m-ai speriat, bă? Dar însă, ce faci, mă? Stai departe de mine. De ce să stau departe de tine, de ce? Stai departe, ce faci, mă? No. Ce? Bă, Rafael, ce e asta? Cum adică, bă, ce nu e nimic, bă, nu e nimic. Bă, ce ai făcut, mai dat drumul la muzică aici? Ia ce aici sus, bă? Rafa, blocul invizibil, bă, nu le cumpărăm, mă, nu le cumpărăm. E, cum adică, bă, ce, bă, dar să-i, de unde că stai, bă, stai, ce e cu camera asta? Bă, de unde e camera asta? Dar chiar, de unde e ea, bă, Rafael, știa tu de ea? Nu știam. Mamă, bă, avem și camera secret, Rafael, Hai să urcăm sus, gata. Mamă, deci, dar zile, cred că nu și-a dat seama. Mamă, e bine că încă nu și-a dat seama, cred că nu și-a dat seama că i-am făcut de prânc aici, că e bine. Bă, dar zile, mă auzi? Bă, ce fai, mă? Bă, dar zile, ești cam slab tu așa la PvP din câte am văzut, dar zile, ești foarte slab. Ce, mă, dar însele? Ce, mă, tu ai folosit hack? Ce hack să folosesc, mă, la ce, dar însele? Bă, dar însele, stai puțin, de fapt nu-ți mai zic nimic. Bă, nu, mă, fii atent. Bă, dar însele, dar nu întreb și tu cum am ajuns așa de repede acasă de la ăla de computere, cum adică? Bă, ai folosit mașina, nu? Da, în 2 secunde am venit. Hai că e bine, bă, bine, dar însele. Dar însele, te-am hack-uit, te-am prank-uit, te-am făcut toate. Ce? Darusel, bine, hai că plec cu mașina asta. Bă, ieși afară, bă, ieși afară, ieși afară. Dacă nu, dacă nu, Darusel, o stric. Bă, ce căut aici la... Bă, de ce sună Darusel în cameră și de ce stau în patru, Darusel? De ce am adormit aici? Și Darusel unde e? Bă, dar ce se întâmplă, mă? Bă, de ce parcă am mâna lui Darusel? Bă, nu, stai să mă duc până la baie, să mă uit în oglindă, că nu știu, ia, are oglindă aici. Ia, bă, de ce arăca Darusel? Bă, mie nu-mi vine să cred așa. Bă, și Darusel unde e? Bă, de ce arăca Darusel? Bă, mamă, cel mai mare coșmar ăsta. De ce arăca Darusel? Cel mai mare coșmar din lume. Unde e, mă, ăsta, bă? Bă, ce s-a întâmplat? Ce a făcut Darusel, că nu-mi vine să cred așa ceva? Ia, mă, e pe aici, pe sus, o fi pe la mine. Ia să vă mă, ia e la calculator, nu e. Ia. Bă, Darusel. Ce, bă? De ce arăți ca mine? De ce arăți ca mine? Cum adică arăca? Bă, Darusel, nu, bă, stai puțin. De ce arăți tu ca mine și de ce arăt eu ca tine? De ce arăți tu ca mine, Darusel? Cum adică, dar exact, explică-mă, unde te duci la baie, unde duci, ia uite-te în oglindă, ia vezi, ia uite-te la tine, ia. De ce arăt ca tine, mamă, ce urât arăt? Bă, vezi cum vorbești, uite-te la mine cum arăt, dar uite-te că arăt mai urât așa. Bă, spune și mie, bă, pleacă-mă cu frumusețea ta, bă, spune și mie de ce arăt ca tine și de ce arăt ca mine, ce-ai făcut, ai făcut ceva, ce-ai pățit, ce mai cumpără, ce-ai făcut? Nu știu, bă, Rafael, ce fac? Dai, bă, uite, bă, că sunt Darusel acum, mănânc burger, n-am niciun stres, uite. Bă, stai puțin, Darusel, tu dacă ești în corpul meu, Darusel, tu dacă acum arăți ca mine, ia vino puțin. Deci tu dacă acum arăți ca mine, ai pune-te jos aici. Tu dacă arăți ca mine, Darusel, acum o pune pe roșu, că știi că tu ești cu roșu, eu sunt cu albastru. Dar mă, normal, acum dacă arăt ca tine, mă pun pe roșu. Bă, Darusel, dacă arăți ca mine, înseamnă că trebuie să te comporți civilizat, foarte deștept, trebuie să fii deștept. Adică eu trebuie să fiu Darusel, că Darusel e prost și tu acum trebuie să fii deștept. Cum adică, mă, ce, pe așa e, nu e adevărat? Nu, bă, fende, Rafael, o să fiu ca tine și eu să-mi fac voce ca tine. Na, eu sunt Rafael Fraierul. Da, mă, du-te, dacă cine face așa, bă, Darusel, tu ești Darusel Fraierul, dar acum ești Rafael Jumecheru. Deci, bă, stai puțin, deci tu dacă arăți ca mine, înseamnă că te cheamă Rafael acum în momentul ăsta? Nu, uite!
ia-mă, Darusele, ia burger, ia pizza. Bă, deci, bă, Rafaele, de ce mi-ai luat atâția burger? Bă, câte mi-ai luat, bă, ia-mi... Bă, Darusele, bă, bă, Rafael, de fapt, bă, fii atent, ia, vino puțin aici la untru la tine, că fii atent. Bă, dar de ce arătăm așa, Darusele? Tu, bă, tu sigur ai făcut ceva, spune și mie, ce ai făcut, ai făcut ceva? Nu, bă, mă jur eu, frate, nu mai vreau să fiu așa de urât, vreau să fiu frumos, cu tu la care ești așa. Băi, da, să te-ai schimbat, da, să-ți pus chinul meu, bă, dar, Darusele, de ce arăs ca mine, bă, ce-ai făcut, mă, bă, ce mi-ai dat să mănânc aseară, ce mi-ai dat să beau, ce mi-ai dat, ce-ai făcut? Deci cred că aseară ți-am dat din ciocolata asta fermecată care am cumpărat eu de pe Wish. Și dacă mănânc acum înseamnă că o să fiu înapoi la fel, nu? Ia, stai, ia. Bă, de ce nu s-a... Bă, ce-ai făcut? Lăsa-i puțin. Deci eu dacă sunt așa, în fine, trebuie să mănânc numai burger, dar să că sunt... Bă, tu ești ca mine acum. Și de ce mănânc ciocolată? Ți nu-ți place ciocolata? Păi, mai văzut pe mine mâncând? Da! Niciodată! Ah, ok. Bine, bă, deci atent, stai puțin. Deci stai puțin, tu... O să fiu așa de plictisitor, o să fiu foarte urât. Cum adică plictisitor, mă? Cum adică urmă, că ai zis că vrei să fii frumos și te-ai făcut ca mine? Cum adică urât? Bă, stai puțin, bă, da, du-te, hai, pleacă de aici, că nu vreau să te mai văd, Rafaele, că așa te cheamă acum înainte, eu sunt Darusel. De ce sunt Darusel? Mă, deci eu dacă sunt Darusel acum, în momentul ăsta, înseamnă că trebuie să mă duc pe calculator și să nu vină Rafael ăla după mine, că mă și enervează. Deci mă duc acum pe calculator, mă joc cu Ion, ia să-l sun pe Ion. Bă, Ioane, hai, bă, Ioane, hai să ne jucăm Fortnite, bă, Ioane, dai, bă, Ioane, dai. Hai, Ioane, că e pe lung, în groapă, Ioane, hai, Ioane, hai, du-te repede, dai tare, Ioane, mamă, să vezi ce prank am făcut lui Rafael ăla, prostul ăla, ce vrei, mă, bă, lasă-mă, mă, să mă joc, bă, Rafael, bă, pleacă, lasă-mă să mă joc cu Ion, sunt cu prietenul meu Ioan aici, lasă-mă să mă joc cu el. Ce vrei? Ce vrei, mă? Numai pe calculator ăsta, mai vine și pe afară, mă, să stăm așa o timp. Da, mă, lasă-mă în pace să mă joc, dă-te la o parte. Nu se mai poate cu acest copil, bă, poate da la adopție. Ce faci, mă? Ce faci, bă, vină, mă, încoace, bă. Bă, ești nesimțit, bă, Rafael, bă, Rafael, tu, bă, dar să stai puțin, tu fugi de mine, cum, bă, dar să trebuie să faci, dacă tot te-ai schimbat în mine, nu trebuie să fugi de mine, de ce ți-e frică așa? Bă, lasă-mă, gata, Darusele, gata, Rafaele, gata. Bă, Darusele, bă, ce? Du-și joacă, eu am o surpriză pentru tine, ok? Ce surpriză? A, bine, mă, ai surpriză, mamă, să mănânc și o pizza, mamă, bă, dar chiar pizza, să mănânc și eu niște pizza, așa că n-am mâncat niciodată, mamă, ia să iau și eu de aici pizza, mamă, îi mănânc toate pizzele astea, nu, Darusele, bine că sunt Darusele acum, că acum îi mănânc toate pizzele, uite, nu mai are nicio pizza. Am mâncat tot aici, tot, mamă, ce m-am umflat, mănânc și din toate astea și pe aici, tot. Mamă, ce bună e, mamă, cât de ca lumea, ia să mă joc aici. Hai, băi, Ioane, hai, mă, că mă enervează ăla, deja am ajuns aici, nu știu ce fac, bă, mă enervează. Ce bă, ce faci, mă, Rafael? Bă, ce mi-a, bă, lasă porcul ăsta că mănâncă de mâncare. Mănâncă din mâncare. Bă, ce ai făcut, mă, la porcul ăsta? Ce ai făcut, ochii negri? Ce ai făcut, mă, ochii așa negri, bă? Ce ai făcut? Uite, deschid totuși, bă, lasă mâncarea, bă, Darusele, bă, Darusele, eu ți-am făcut așa ce, bă, Darusele, eu nu fac, bă, tu nu știi să te comporți ca mine, bă, Darusele, când ești normal. Tu mi-ai făcut mai rău. Ce ți-am, păi exact, trebuie să mai, nu faci mai rău, lasă. Nu mai. Mama, băi, oare, deci mă enervează rău de tot, bă, de Rafael ăla, bă, deci nu mai suport, bă, stă în continuu să joc, bă, ce, iar a venit, bă, ce vrei, mă, ce vrei? Afară, bă, tu nu știi să, bă, cine ai auzit să vorbim? Ah, bine, eu credeam că fac ca tine, bă, cum să faci, mă, ca tine, bă, ce, unde să fii, mă, bă, lasă-mă să mă joc, bă, lasă-mă să mă joc cu Ion, cu prietenul meu Ion, mamă, ce vrei, unde? Bă, lasă-mă, ce vrei, ce, bă, îmi strici asta aici, bă, ce faci, bă, Rafael, nu, bă, Darusele, am zis că eu nu mănânc, bă. Bă, eu nu fac, bă, Darusele, tu nu știi să te comporți ca mine, bă, nu, bă, ce mi-ai făcut, hai să ne mutăm înapoi, că eu nu mai suport deja, de ce arăt ca tine și tu ca mine, că, Darusele, tu mă strici pe mine, mă îngrași, ce îmi faci, bă, ce vrei, unde vrei să mergem, ce, mă duci afară acasă, ce, să mă duc acasă, ce? Bă, Darusele, mă, iar e parcat mașina așa, iar e parcat așa. Cum adică am parcat, uite ce e parcată bine, ce, nu, e vina mea, uite că, cum, ce? Uite, băgat un gunoi cu tot. N-am băgat-o, eu, băi, au venit ăia cu gunoaiele să ia gunoi. Și au pus așa, e vina, ce e vina mea, e vina mea, dar hai, bă, lasă-mă în pace. Mă, ce vrei, mă, unde, mă, tu unde vrei, mă, să mergem acolo? Bă, mamă, deci ăsta nu știe să se comporte absolut deloc ca mine, nu știu, sincer, dar la modul cel mai serios, nu știe să se comporte absolut deloc. Bă, da, bă, Rafaele, că tu ești Rafael acum, bă, unde vrei, mă, să mergem? Unde? Hai la diner, hai să mergem la diner să mâncăm, gata. Frederico, unde e, mă, ăsta? Ia să-l, bă, pe Frederico, ia, Frederico, dă-și tu aici, doi mici la băiatul, nu, doi mici, doi burger, hai să fie doi burger, așa, mersi.
ce... Bună ziua, domnule Federico, deci eu aș vrea să comand o porție de cartofi și o salată, mulțumesc. Bă, dar Rosile, văd că ți-ai învățat lecția, parcă așa cum am comandat și eu când am venit aici. Hai să mă pun acum să mănânc, mamă cât de bun e burgerul ăsta, ia. Ce bun sunt burgerii ăștia, mamă, ce mai bun burger de la Darusel, mamă, Darusel, până la burger. Ce faci mă ăsta, bă, ce faci? Bă, eu nu fac așa ceva, bă, nu intru înăuntru. Bă, mamă, ăsta nu știe, bă, deloc să fie, eu nu înțeleg ce face ăsta. Bă, Rafaele, bă, fii atent ce facem acum, bă, vină, bă, Darusel, tu nu știi să te comporți ca mine, du-te în fața mea, că tu trebuie să stai, în față, bă, nu intra, bă, doamne, bă, Darusel, păi tu strici astea, mă. Hai, bă, Rafaele, fii atent că vreau să te duc eu undeva, dacă tu nu mai duci nicăieri. Oh, să mă duc să iau și o sticlă de cola de aici, la băiatul. Bă, ce faci, mă, la ea? Ce faci, mă, la ce faci, mă? Ce faci, mă, ăsta? Ia, mă, bă, da, chiar se comportă ca mine, că eu mă duc așa, bag benzină și aia. A, da, bună ziua, vreau și eu ceva, vreau și eu. Bună ziua, bine ați venit pe noi. Da, mulțumesc, vreau să iau și o sticlă de cola. Ce vrei, mă? De ce să nu cumpăr nimic? Hai, mă, pleacă, lasă-mă, gata, că am plecat. Hai, mă, lasă-mă în pace. Da, aș vrea și eu să cumpăr pentru benzină. Că am pus cât o să coste. 100 de lei? Ok, ia, luați de aici. Bă, tăte mii, bă, de unde 100 de lei? Doamne, bă, dar o să le-mi strici toți banii. Hai, mă, lasă-mă, că mă și nervez. Bă, hai să mergem acum, deci fii atent. Bă, Rafael, hai să mergem. Vreau, știu unde vreau să mergi cu mine? Vreau să mergem la cu arcul. Vreau să te arunc în apă. Hai că stau, hai, vină după mine. Vino repede, hai că te dau la ăla cu arcul. Bă, Rafael, te-am adus la locul meu preferat. Bă, Darusele, bă, Darusele. Și când zic eu așa ceva? Când zic, bă, comportă-te ca mine, că de-aia ți-ai schimbat corpul să fii ca mine. Bă, ăsta nu știe, mă, nimic să fac. Așa, bă, Rafael. Nu-mi e frică, hai. Da, nu-ți e frică, hai. 3, 2, 1, ia. Una, ia. Puneți o dorință până să nu cazi din apă. Puneți o dorință. Ia. Bă, Darusele, tu nu știi să te comporți deloc. Ia. Ce? Nu mai vreau să fiu Rafael. Bine, nu mai vreau să fiu. Bă, nu te neca. Bă, așa, bravo. Bă, nu fac așa ceva, bă. Pio, stop joc. Cine dă? Bă, Darusele, tu ți-ai făcut schimb de vieți cu mine, schimb de corpuri și Darusele, tu nu știi cum sunt eu. Bă, când am scos eu sabia aia? Bă, Darusele, bă, și tu știi măcar să faci așa să fie frumos ca și cum, bă, ca să te comporți, bă, lasă-mă sabia aia. Și tu unde e sabia? Că eu n-am așa ceva, bă, Darusele. Bă, că mă enervez, bă, Darusele. Bă, nu știi, bă, nimic. Hai, du-te de aici, că mă și enervez. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă, Rafael? Ce? Ia să te vom. No, dacă ziceam eu ce. Ia că dau și acum. Ia, fii atent, Rafael. Ia. Ce fai, poți să fii, bă, Darusele? Du-te, mă, de aici, hai că mă, deja mă și enervezi. Hai să... Bă, Rafael, Știi unde vreau să mergem acum? Vreau să mergem la parcul de distracții. Ăla șmecher, ăla mult la șmecher, să-i de acolo ce te sparg acolo. Hai. Mamă, ce prostie am făcut să fiu Rafael, bă, deci, bă, e așa de greu să fiu Rafael. Mă, ce, bă, dar ce vorbești, mă, acolo? Bă, unde te duci, bă, nu e parcul acolo. Bă, dar, bă, unde te duci, bă, că nu e parcul acolo. Vină pe aici e drumul, bă, doamne, bă, dar asta nu știi. Ce vrei, mă, bă, Rafael, bă. Băi, ești nesimțit, mă, du-te, mă, de aici. Fii atent că eu mă duc, îmi iau burgere, îmi iau de toate. Te las în pace, Nu mai vine după mine, lasă-mă în pace. Hai să mergem la mall, că am eu un chef să merg așa la mall. Cred că ar merge bine să merg la mall, mamă. Hai să... Ia vină, mă. Bă, unde-i, mă, ăsta, doamne? Bă, ăsta nu știe, bă, nimic. Bă, de ce ăsta? Eu nu înțeleg ce a făcut el, de s-a făcut așa să fie ca mine, că el absolut nimic nu știe. Adică nu înțeleg care e faza cu... Dar să da, e prea aproape. Ce? Mă, iară, vei la mall, mamă. Hai, Rafael, hai să mergem la mall. Uite ce frumos aici la mall. Pun mie și mie ceva, îmi cumperi ceva, Rafael, îmi cumperi și mie ceva de pe aici. Da, hai că-și cumpă, da, chiar asta că am nevoie la baie, ok? Bine, du-te la baie, dar hai că vin și eu după tine. Ia să mă duc și eu după ăsta acum. Pe ce, mă, nu, bă, nu așa faci și tu, bă, când sunt ești în corpul tău, adică, mă, normal, nu așa faci. Ia, du-te, mă, bă. Ce faci, mă? Unde intri, mă, aici? Aici e, ia, intră, mă. Ia. Ce fai, bă, aici, bă? Gata. Îmi cumperi? Mamă, îmi cumperi ceva. Bă, dar stai că da. Nu mai cumpăra nimic, Bă, dacă... Mamă, de ce să... Nu mai cumpăra. Bă, mamă, dar de ăsta dacă cumpără ceva o să revină totului. Deci dacă își cumpără, practic își cumpără. Dar în serio, uite ce îți cumpăr, Darusele. Nu-mi place ăsta, că îmi place mai mult aia turcoaz. Nu, asta nu-mi place, îmi place mai mult aia turcoaz. Mersi de bani. Oh, nu, ia înapoi, bă, dar chiar să te trebuie înapoi, că dacă nu, gata, ia înapoi, că sunt ai mei, da. Dar nu-mi place asta, bă, nu-mi place. Bă, dar Rusele, vină puțin. Bă, când vreodată, în primul rând, când vreodată îți cumpăr eu ceva dacă nu-ți place și când
vreodată tu, adică eu de fapt fur așa mașina, am eu super puterile tale să dispar așa într-o dată, să o iau așa în mână, o iau în cârcă, bă, zis că sunt, da, de când vreodată tare soare, când se întâmplă asta? Ia să mă amintesc, niciodată, dar fii antenă, bă, eu sunt Rafael cu gântul lui Tarusel. Așa. Din porcăria ta. Deci eu sunt Rafael. Doamne. Hai că am ajuns acasă, acum mă duc să mă joc cu Ion. Ha, mă duc pe joc. Bă, ce vrei, mă, ce vrei? Bă, iară, parcă mă îngunui, mă, iară. Na, băi, ce vine, mă, dacă i-au pus gunoi aici, dacă am venit gunoieri, ce mă vine? Bă, du-te, mă, de aici, bă. Mă, nu, hai să mă duc să mă joc cu Ion acum foarte bine, stau și așa frumos. Mănânc din toate pizza, mănânc din toți burgerii ăștia, că n-am mai mâncat burger de mult astăzi, adică am mâncat toată dimineața vreo 10.000 de burgeri, dar n-am mai mâncat nimic. Ia să mă duc acum. Ioane, hai, mă, hai, bă, ce mai, bă, Ioane, că am venit acasă, mamă, să zic ce prank-uri am făcut. Fraierul ăla m-a aruncat direct în apă, i-am făcut toate chestiile astea, toate chestiile de genul, sunt cel mai șmecher, Ioane, mamă, mamă. Mă, nu, gata. Bă, Darusele, Darusel, unde ești, mă? Bă, unde plecam? Bă, ce faci, mă, ăla? Bă, unde a plecat, mă, ăla? Ce a plecat, mă, cu bicicleta, mamă? Să vede că e Darusel, să vede că e NPC, dar nu știu, bă, dar întrebarea e, cum mai revin eu înapoi și dar, bă, nu, trebuie să vorbesc cu ăla, dar unde a fi plecat așa de mult? Eu nu înțeleg unde a plecat, adică Doamne, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat, deci sper să fie un coșmar, sper să nu rămân așa, că dacă rămân așa e, nu mai zic nimic. Mă, bă, dar parcă n-am chef să fac nimic pe calculatorul ăsta, nu știu ce să fac, sincer, chiar n-am niciun chef de absolut nimic, doar să le enervez pe Darusel, pentru că el ieri mi-a schimbat corpul și am fost pentru o zi Darusel. Pentru o zi Darusel este cea mai nașpa chestie din lume și n-aș vrea să mi se întâmple așa ceva, adică e cea mai nașpa chestie din lume și chiar nu vreau să mi se mai întâmple așa ceva. Și da, astăzi vreau să le enervez pe Darusel pentru că el m-a enervat ieri pe mine, chiar dacă era foarte frare și toate alea, după cum bine știți, și acum vreau să merg la el să le enervez toată ziua pentru 24 de ore și chiar sunt curios cum o să reacționeze, deoarece o să fie foarte amuzant. Știți cum e Darusel, dar în fine, hai să mergem acum jos la Darusel, să mergem în cameră la el, să vedem ce face prima oară. Cred că o fi tot pe calculator, dar hai să vedem, poate doarme, ar fi mai bine să doarme. Asta e, să ne uităm. Mă uit acolo, deci nu e la calculator. Ce facem? A, doarme ăsta. Mamă, știu ce fac acum. Stai să fug acum repede, că prea face ăsta, prea sforăie atâta. Plec acum drept. Bă, dar sforăie ăsta în toată casa, să aude în continuu. Bun, deci acum că am ajuns și nu mai opul la cum sforăie, vreau ca prima oară să-i fac cea mai nașpa chestie, să-i fur burgerii. Să intru la frigider, el în frigider unde are el burgerii, toți burgerii, să-i fur pe toți și chiar sunt curios cum o să reacționez. Bine, sper să nu se trezească acum, pentru că vreau să-l trezesc eu, dar nu în momentul ăsta. Dar hai să vedem, să-l trezim și noi mai puțin mai încolo și hai să vedem acum, intrăm repede. Uite cum doarme, ia să mă uit așa puțin la el. Uite, bă, ce doarme. Bă, stai, mănâncă. Bă, mie nu vine să cred, asta mănâncă în somn. Băi, nu cred așa ceva, dacă și în somn mănâncă ăsta burger, în fine. Hai să merg acum, mamă, stai să deschid ăsta, mamă, trebuie să vorbesc puțin mai încet și să iau toți burgerii ăștia de aici. Hai să iau pe toți acum, repede. Mamă, și înghețat ești toate astea. Ce? Mamă, m-am mâncat cu burgerii mei, ia-s-mă după. Bă, mamă, Rafa, ce faci? Ce vrei? Ce burger? Bă, n-am niciun burger. Bă, nu am nimic, bă. Bă, uite, n-am nimic. Uite, n-am nimic în mână. Uite la mine, n-am nimic în mână. Bă, n-am nimic în mână. Bă, s-a trezit ăsta, nu vine să crede așa. Ce? Arată buzunarele. Bine, arată, uite, buzunarul. Ia buzunarul. Uite, vezi că n-am nimic. Vezi că n-am nimic. Hai, mă, înapoi. Bă, și enervez, bă, dar să le. Bă, ce? Bă, dar să le, stai puțin. Tu de ce mănânci în somn, bă, dar să le, și în somn mănânci? Cum te-ai trezit? Zici mie. Păi, dacă ai tot ai zis tu că mănânc în somn, pe m-am necat de la burgeri. Ah, te-ai necat de la burgeri, așa. Fix acum. Bă, cum să mănânci, bă, somn, bă, te, bă, dar să le, dai aici, bă, că mă și enervez, bă, dar să le. Mie nu-mi vine să cred așa ceva, mă enervează mai repede el pe mine decât să le enervez eu pe el. Dar, ia, bă, dar să le, dar să le. Ce faci, mă, ce faci, mă? Hai, mă, ia-s toate astea de aici, că crezi că ai uitat ceva, dar să le, vezi că aveai mai multe sau ce, nu mai nimic, gata. Ia, uite, gata, dar să le. Da, cât înghețată, dar să le. Bă, ce faci, mă, dar să le, tu de. Stai să cumpă asta, că nu-mi place asta. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Bă, ce faci, mă? Bă, unde e, mă, atâtea? Bă, pleacă, bă, Darusele. Băi, eu sunt magician, ai uitat? Da, ești magician, Darusele, am înțeles, ok. Mă, pleacă, mă, zicea că-ți dau cu înghețata în cap. Bă, te-ai venit tu să mă nevezi în fur burgeri, în fur de ăsta. Du-te, mă, de aici. Bă, Darusele, tu nu vezi cum vorbei, mă. De ce să plec, mă, de aici, Darusele? Tu mănânci așa, Darusele. Termină de mâncarea aia și, bă, Doamne. Eu, bă, Darusele, nu mai mâncăm atâta și vorbește ca lumea cum trebuie. Tu mănânci cu mâncarea în gură. Da, vorbești ca lumea. Da, te auzi că ești cu numai cu mâncarea în gură. Am înțeles, da, Darusele. Mă, pleacă, mă, ce, bă, de ce să plec? Ce? Mă enervez, bă, ești nesimțit? Ce s-a făcut, mă? Ce s-a făcut? Uite, fur mâncarea, nu mă lasă, dorm. A, du-te, bine, mamă, du-te, pleacă, bă, de aici, nu plec, nu, aici rămân cu tine. Ia, ce vrei să faci? Ce vrei? Bă, nu, gata, plec. Mamă, bă, cum? Gata.
Ce ai zis, mă, bă, ce ai zis, mă, ce ai zis? Nesimțitule, bă, nu, nu, gata. Mamă, deci, bă, eu vreau să le enervez pe Darezel și l-a scoate sabia la mine, am înțeles. Cum mai enervez pe Darezel dacă el scoate sabia la mine? Nu știu ce se poate întâmpla. Dar, hai să vedem ce face Sofia, mă, să cred că deja s-a pus și pe calculator, nu știu ce face, mă, stea. Ia, să nu-l să nu. Bă, ce m-a enervat, bă, ăsta, prietenul meu Rafael, bă. Bă, el a venit să fure toți burgeri, mă, bă. S-a furat și burgerul care mi l-ai dat o cadou, bă. Da, mă, foarte bine sunt, bă. Bă, eu zic să-l dau afară din casă. Ce zici, de e bună? Ia că fură asta de aici, să nu vadă, dar este el acum repede, le fură. Da. Iau asta repede de aici. Iau și asta de aici. Ia, mă, duc o lată. Mamă, stai, cum vede. Mamă, vede. Ciocolată, da. Bă, what the? Bă, Ioane, bă, bă, bița mea. Eu să fiu greplet, Bă, mă stresez aici, pierd meciul, dar să le vine simțit ce faci aici, ce cauți? Bă, dă-mi înapoi pițele și ăla de ciocolată, uite. Ce pizza, mă? Păi uite, e la tine, mă, cum adică? Cum adică e la tine? Bă, pleacă, mă, de aici, du-te, mă, de aici. Acum du-s să-i mai fur mai mult, mă, du-s să-i fur toate lucrurile de acolo. Ia să văd, iau și ăsta, iau și calculatorul, iau și toate astea și fac. Bă, dar roie, dar o să nu-mi imagineam așa ceva, nu știu cum să-l mai enervez mai mult, atât că prea e prea roie. Ia stai să văd ce face, mă. Ia și-a pus toate astea. Bă, pe cine te-ai supărat, mă, roie, simțite, tu vorbești de mine, mă, dar o să le, bă, tu vorbești de mine. Bă, nu, da, nu. A treia oară, e cu noroi. Acum o să mor, ok? Eu zic să mă lași, că dacă nu... Dacă nu, ce? Dacă nu, bă! Tine, bine, gata, te las. Mamă, bă, dar bă, e prea rău, dar înțeleg, bă, ce mai fac acum că mă enervează, mă amenință în continuu cu sabia aia, nu știu ce să-i mai facă, sincer. Aolă, mamă, deci nu mai pot, bă. Bă, dar mai și râd în același timp, dar nu prea e de râs, sincer. Hai că mă duc acum din ăla, dar înțeleg, bă, gata, lasă-l pe Ion, hai să mergem afară, dar înțeleg. Hai să mergem. Ce? Așa, lasă-l pe Ion, bă, dar hai să mergem afară, bă, dar înțeleg că deja mă și enervez, dar usele, dar stai puțin, nu ieși, vino înapoi, mai joacă-te cu Ion, vezi că te-a stricat Ion ceva, du-te și joacă-te cu Ion. Mamă, bine că a plecat, am uitat să-i trag asta, ce faci, bă, dar usele, vorbește, mă, mai încet, bă, ce vorbești așa tare, bă, că mă și enervez, bă, dar usele, vorbește, mai încet, că te-a dat afară. Da, ești afară? Păi, da, unde eram, doamne, bă, deci mă enervează el pe mine, nu le enervez eu, mă enervează el pe mine, deci cred că o să se numească mă enervează, dar o să... Uite, deci el o lasă așa mereu, că asta chiar mă enervează, deci mă enervează în continuu. El își lasă mașina așa mereu în tomberon și eu acum o să o dau în spate, ca și cum să creadă că să-și dea seama, așa, dacă își dă seama că eu i-am umblat la mașină, că i-am parcat-o eu, i-am dat-o în altă parte, că am mers cu mașina lui, chiar sunt curios, i-am parcat-o bine, da, mă, da, hai că e bine acum, hai să mă duc acum repede la Darusel, mamă, și știi ce, vreau să mai fac o chestie, dar asta puțin mai încolo, vreau să-i vând mașina asta, pentru că mașina asta e degeaba, încurcă traficul aici, e degeaba, nu o folosește nimeni, a cumpărat-o el în episodul trecut, că e enervant, dar nu știu, în fine, da, hai să mergem acum la dar, bă, dar, bă, gata, bă, nu mai mânca, bă, lasă-l pe Ion, că ți-l stinge calculatorul acolo acum, gata, hai să mergem, fii atent, bă, dar să le, fii atent, unde vreau să mergem, bă, lasă-l, bă, de ce asta mă enervează, bă, de ce mă enervez, bă, așa, bă, dar să le, deci fii atent, dar să le, fii atent, hai să mergem acum, hai cu mașinile, hai să mergem. Ce? Am o întrebare. Ce? Am dat eu voie să mă umbli la mașină? Nu mi-ai dat voie, de ce? A, păi de ce e mașina mea? Nu e în gunoi. Că eu am parcat-o în gunoi. De ce am gunoi? Stai, păi au venit ăia cu gunoiul, au luat toate astea. Bă, mi-ai stricat mașina, băi, mi-ai simțit, uite ce-mi face aici, am stricat mașina, dă-te la... Unde parchezi, mă, acum o bagi în casă, te dormi cu ea, dar înțeleg, ce-i faci? Da. Hai să mergem, dar ce? Dă-mă mașina asta de aici, că mă și enervezi, ia că ți-o arunc eu de aici, o duc eu departe. Ce te gândeai? Mă gândeam să dau mașina asta, ca a mea, uite, eu am pe asta și mai faină, mă, uite, Lamborghini, cu Tesla, cu ăsta. Da, am înțeles, bine, mă, dar Rusele, lasă, hai să mergem, fii atent, dar Rusele, că vreau să duc într-un loc surpriză, urcă cu mine mașina, lasă mai, urcă cu mine mașina, că mașina ta e urâtă rău de tot, dar Rusele, urcă aici la mine, să-l ce mașină și mecher la mine. O parchez, ia parchează-mă, bă, deci mă enervează el pe mine. Bă, dar se urcă, bă, urcă. Deci mă enervează el pe mine, eu nu înțeleg așa ceva. Vreau eu să le enervez și mă enervează el pe mine, chiar nu înțeleg nimic din asta. Hai, bă, dar se le urcă, vino, urcă, hai. Bă, lasă-mă burgeria. Dar se le, bine, mănâncă burgeria, cât mai e, că ăștia o să fie ultimul burger din viața ta, dar se le. Da, mergem la diner, dar fii atent, deci o să fie ultimul burger din viața ta, dar se le. Hai să mergem la diner, hai să mergem înăuntru. Vino.
vino, vino după Federico, mine. Stai, stai, ho, 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 că Federico, am vorbit-o cu Federico, dar o să le ia întreabă-l pe Federico dacă îți mai dă burger. Ia întreabă-l puțin pe Federico dacă îți mai dă burger. Dă un burger, ia, ce-i, mă? Bă, n-ai voie, bă, ieși afară, n-ai voie. Dar să le vorbește de aici, că de aici să comandă, ești client, nu mai ești angajat. Dar ai fost o zi angajat, gata, nu mai ești angajat în continuu. Ia, cere, mă, tu burger, cere tu burger, cere tu burger. Federico, dă burger, ce? Ce, nu mai... Nu, frate, bă, m-am supărat, frate, nu mai am voie, nu. Nu, bă, Federico, eu te ajut cu viața, uite, am bani, pot să dau. Și tu cum adică nu-mi dai burger, mai știi? Bă, n-auzi că n-are nevoie de banii tăi, nu-ți mai dă burger, dar să-i că bă, uite câți clienți are pe aici și clienții cer burger și clienții nu mai au burger, că-i furtus pe toți, dar să le deci nesimțit, tu mănânci așa. Tu faci bani mai rapid și cu mine, bă, bă, dacă vrei, să cumpăr și pizza și cartofi, ok? Dacă burger nu, ok, e... Păi, bă, și după ce, bă, cum mai, bă, nu, bă, dar să le, ai, n-ai, bă, dar să le, n-ai, bă, nu mai vorbi peste mine, dar să le, că nu te aud, că ești prea copil, ai voce de copil mic. Dar să le urcă aici mașină. Bă, dar să le, tu n-ai auzit? Bă, urcă mașină, că mă, așa. În momentul de față, dar să le, nu mai vorbi peste mine, ți-am zis. Ai interdicție la diner pentru că mănânci toate astea, dar să le. Dar hai să mergem acum la benzinărie, să vedem că poate ieși interdicție aici. Doamne ajută, cine știe, la sub, la astea. Hai să-mi bag și o benzină momentan, hai să-mi bag și toate astea așa. Bă, ce vai, pe unde intri, bă? Ai spart. Bine, clar, acum o să ai interdicție. Bună ziua, deci, da, vreau chipsuri. Să nu-i mai dați cola și chipsuri niciodată, că copilul ăsta... Vreau să vă zic că eu sunt Mr. Beast, un fiul lui, și o să vă dau, uite! Bă, nu are, bă, ia întreabă în vânzătoarele aici dacă o să-ți mai dea vreodată, dar eu să le ia... Mai dau ceva? Da, mai dați? Ce fraier ești, aha! A, mă, du-te, mă, de aici, că deja mă enervez tu pe mine. Bă, dar mă enervează el pe mine, am zis că le enervez eu pe... Ce vrei? A zis că ți-i interdicție, că mă oprești. Da, da, fii atent, dar să le cum te dă la poliție și eu o să te amendă că eu de ce ai făcut. Ați văzut cumva ce a făcut băiatul ăsta aici? Uitați-vă cum a făcut acolo geamul ăla, l-a spart, l-a făcut, a intrat prin geam în loc să intre pe ușa. Ia, ce se întâmplă cu el? Ia spuneți-l, dar să-l luați ăsta micu. Nu! Că eu nu sunt responsabil, că sunt mic și responsabil e părintele sau cineva care stă în casă cu mine. Ce fraier ești. Mă, du-te, mă, de aici, că deja mă enervez, bă, Darcel. Bă, ce se întâmplă așa ceva? Bă, Darcel, cum? Adică ce se întâmplă? Să plătesc eu? Da, tu ai mă. A, mă, pleacă, mă, de aici. Hai, lasă că mă enervez. Urcă aici deja, Darcel. Eu deja mă enervez, bă, mă enervez la o culme, bă. Bă, dar nu mai zic nimic, Darcel. Hai, Darcel, că am ajuns și acasă deja. Uite unde o parchez, Darcel, că tu deja mă enervez. Nu înțeleg. Ce fac? Bine. Fiate, Darcel, am ajuns acasă deoarece. Bă, lasă mașina jos, dar Darcel, fii atent, mergem cu mașina ta, că trebuie, fii atent, că vreau să facem ceva, Darcel, mergem cu mașina ta, mergem la, bă, urcă, mă, bă, ce faci, mă? Rafael, facem o cursă, ai, trei? Bă, nu, de fapt, ba, că o să avem nevoie de mașina ta la întoarcere, pentru că mașina asta o să fie vândută și, dar, bă, ce faci, mamă, ce mă enervează ăsta, Darcel, hai repede, Darcel, fii atent, bă, stai, mă, puțin, Darcel, ascultă-mă, bă, m-auzi, mă, bă, fii atent, unde mergem, bă, stai, mă, nu mai intra, bă, îmi strici mașina, deci, bă, Darcel, am ajuns la mall, dar... Eu mai cumpăr ceva? Ce? Nu-ți cumpăr ceva, Darcel, pentru că am primit un apel, Darcel, de unde ai cumpărat o mașină și trebuie să ajungem neapărat la ei. E o urgență, Darcel. Ce fericit sunt! Ești fericit? Bine, hai să vedem cât de fericit... De ce ești fericit, Darcel? Ia spune și mine, ce ești fericit? Dacă-mi dă o mașină, dacă-mi dă o motocicletă, ar fi fain. Bine, Darcel, hai să vedem, că fii atent, eu știu câte ceva, Darcel. Bună ziua, am venit, spune, stai puțin. Am venit aici să-i spune și lui Darcel ce mi-a spus mie la telefon, ca să audă și el, că na, e mașina lui și na. Poftim? Eu nu vă dau mașina niciodată. Ce, mă, bă, ce, bă, ce, stai, mă, bă, Darcel, stai. Bă, de ce-i supărat? Eu nu le dau mașina mea, ce? E mașina mea. Le dau mașina ta, okay? Bă, tu da, bă, cum să le dai mașina mea, că eu mașina mea? Bă, mașina eu n-am luat-o de aici, tu trebuie să le dai mașina. Dar se, da, tu ai ascultat puțin, de ce? Fiat, hai că vorbesc eu, nu vorbești tu, lasă-mă pe mine să vorbesc. Okay. Da, bună ziua, da, e cam supărat, dar trebuie să-i spune și lui, trebuie să-i spune și lui de ce? Adică nu, las, hai că spun eu. Vino, Darcel. Deci, iată, bă, Darcel, tu trebuie să dai mașina înapoi, pentru că s-a văzut că mașina n-a fost folosită și mașina de fapt avea o problemă la ea care trebuie reparată și trebuie să fie aici înapoi, Darcel, că e de expoziție, Darcel. Și s-a văzut că mașina nu e folosită și au zis că nu, că trebuie să revină mașina înapoi, deci tu trebuie să le dai acum mașina, trebuie să le dai mașina, Darcel, că nu e folosită. Darcel, așa, hai, gata, Darcel, dai că te bagă după la pușcărie și știi ce se întâmplă, nu se întâmplă. Bă, ce faci, mă? Bă, mai ce, bă, pe unde intră, mă, ăla? Doamne, bă. Acum
ce fac cu ăla? Bă, ce fac cu ăla? Bă, dar eu mă sperii, gata, lăsa mașina. Da. La revedere. V-am adus, vă mulțumim, da? Ok, mamă, ce bine că a scăpat de mașina aia, că mi-au revenit și mie banii înapoi. Acum în sfârșit că am vorbit eu cu oamenii ăștia de aici. Dar bine că n-aude, dar uite-l că dacă ar fi auzit, dar uite-l, dar ce fac? Ce facem ăsta? Bă, ce facem? Bă, unde pleacă mă ăla, mă? Unde pleacă? Bă, ce fac acum? Cred că Darcel! Ce? Bă, stai, Darcel! Nu mă caști cu nimic! Mamă, deci cred că a fost cea mai prostă idee să le enervez pe Darcel! Mamă, dar nu mi se face somn deloc, ești întuneric afară, nu știu, e prea târziu, dar n-am somn deloc. Chiar nu știu ce să fac, nu mi-e somn absolut deloc, dar nu știu, hai să mă duc la Darcel să văd dacă el doarme, dacă are somn sau nu, dar mamă, dacă tot e noapte așa și n-am somn, chiar vreau să nu mai am somn deloc, să stau toată ziua treia să fac noapte albă și vreau să facă și Darcel așa cu mine, că dacă eu n-am somn, nu trebuie să aibă nici Darcel. Și vreau să-i spun niște povești horror, poate are și el ceva să-mi spună. Și să mă duc acum să văd, ia stai mă, ia, e, 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 doamne, stai tu la calculator, bă, ia mă, ce facem ăsta? Bă, Darcel, ce fai? Bă, ce fai, Darcel, bă, ce fai, mă, la ora asta târzie, tu pe calculator stai? Da, mă joc cu Ioan, bă, ce-mi plac burgeri, neam. Păi, bă, ce cauți, mă, la ora asta? Nu te culci, bătrâne? Ce bătrân, bă, Darcel, bă, tu ești bebelul, mai bine să fiu, bă, Darcel, tu ești bebelul, bă, cum ai, păi, nu, bă, Darcel, nu mă culc că n-am somn, sincer, adică nu știu ce să fac, Darcel, tu n-ai, văd că nici tu n-ai somn deloc, Darcel, și mă gândeam, totuși, să facem ceva, vrei să te mai joci pe calculator sau vrei să facem ceva șmecher? Ce? Câștigam prea multe meciuri. Nu te mai joci. A, pe e bine. Aș spune lui Ion, mamă, ce-ai că e bine, că e bine, mamă, să vadă ce să facă Darcel, că o să aibă noapte albă, nu o să mai dorm absolut deloc. Bă, Darcel, hai mă, ia închis, mă, bă, ce fai, mă? Hai închide. Așa, închide. Bă, Darcel, fii atent, ce. Am eu o idee, fii atent. Vino aici, să spun, Darcel. Bă, la, bă, nu mai mânca, bă, lasă, bă. Bă, și la ora asta mănânc ciocolată, păi lasă. Mănâncă ciocolată, Darcel, că chiar trebuie să mănânci, că nu o să mai dorm deloc în seara asta. Nu vreau, Darcel. Bă, Darcel, deci fii atent, Darcel. Astăzi vreau să-ți fac o mare surpriză, Darcel. Adică, fii atent, nu știu dacă e surpriză ceva, Darcel, bă, dar nu mai mânca, bă, atâta, bă. Bă, ce mănânci, bă, că ăsta e cel mai mare coșmar, să te văd pe tine mâncând, Darcel. Nu, deci fii atent, Darcel. Astăzi, Darcel, bă, Darcel, vreau să te întreb așa înainte. De ce să fiu, mă, fraier? Bă, stai jos, că vreau să te întreb ceva înainte. Înainte să zic ce vreau să facem astăzi, vreau să te întreb, Darcel, dacă ai avut parte de experiențe mai paranormale, mai horror în viața ta. Da, am avut multe. Multe? Da, vreau să zic una. Bă, nu, stai. Nu zici nimic acum, Darcel, pentru că te las să zici mai târziu, deoarece, Darcel, fii atent ce vreau să faci. Vreau să-mi spui ce povești ai tu horror așa, Darcel, pentru că astăzi vreau să facem niște povești horror. Să spun eu o poveste, tu o poveste, Darcel, să de care poveste e mai horror, adică da, trebuie să fie povești reale, nu de pe jocuri, Darcel, că tu stai numai pe jocurile alea, Darcel, vreau să fie o poveste reală, nu de pe jocuri, Darcel, ai înțeles? Dar deci, frate, Rafale, una din poveștile mele e așa de scurtă. Ce? M-am trezit. Așa? Am văzut pe tine. A, mă, du-te, mă, de aici, mă, că ești nesimțit. Du-te, mă, de aici, că ești nesimțit. A, mă, lasă-mă, că mă și enervez, Darcel. Bă, unde pleca, mă, bă, unde pleci, mă? Unde vrei tu să spunem poveștile astea? Vrei să stăm aici? Hai să stăm aici, eu zic să stăm aici. Nu, afară. Unde? Unde? Special. Ai un loc special unde afară, mă? Ok, hai, păi ieși, bă, afară. Unde? Aici? Hai aici. Uite. Bă, ce ai făcut, bă? Bă, vino mă puțin aici, bă, Darcel, tu ești nesimțit, tu de ce ai făcut? Bă, ai adus albine, nici nu pot să dau. Bă, ce fac, mă, ei, fuck, bă, intră în apă repede, mamă, când de fraier ești, Darcel. Vino, bă, Darcel, ai pus tupul ăla în față și uite-te unde sunt albinele. Acum ce fac albinele? Ne mănâncă din grătar, Darcel, ce fac albinele astea aici? Bă, nu da, bă, ele că vin toate. Bă, Darcel, ai grijă că bă, dacă vine toată familia, Darcel, ai grijă. Unde vrei, mă, să stăm aici? Unde vrei? Uite aici, am făcut aici, nu, de lângă și nu, uite ce fain. Da, când ești aici, că parcă nu era așa și ce vrei să... aici vrei tu să spunem, mamă, dar vezi că e mișto așa, să vedem așa apa, noaptea, așa și ce vrei? Uite, acest scaun ăsta fain a meu de 100 de lei, știți, am la scaun de 3 lei. Darcel, ce scaun fain e ăla al tău, mă, că tu nu vezi că e mai mic al tău, bine, că e de tine, că ești mic. Ce faci, bă, ia te bani. Bă, dar prost ești, bă, Darcel. Deci, bun, bă, Darcel, fii atent. Acum să înceapă poveștile horror, Darcel, pentru că chiar sunt curios ce povești horror, ce experiențe horror ai avut tu în viața ta de zi cu zi. Că, a, uite, asta e, bă, pentru mine, vrei să zic că o poveste horror, Darcel, care e cea mai horror poveste? Când te văd mâncând așa în continuu, bă, Darcel, mai lasă burgeria. Bă, nu da mâine că te bag chiar în foc, Darcel. Adică, bine, te bag, că nu te-a mai băgat eu până acum, dar o să te bag și eu, că văd că îți place să intri. Deci, bă, Darcel, fii atent. Vreau ca prima oară tu să-mi zici o poveste data horror, ca să zic și eu după, că chiar sunt curios. Bă, oare are rost să zic și eu o poveste horror sau o zbajo? Chiar, Darcel, ia spune și tu. Ia, ce poveste horror? Alege o poveste foarte bună, Darcel, chiar sunt curios. Ce povești ai avut? Și spune dacă ai avut, bă, tu ai avut multe povești horror la viața ta, că tu stai prea mult în casă. În afară să mănânci burger și să te neci cu ei, să mănânci în somn. Bă, ce faci, mă, te neci acum cu burger, lasă-mă. Hai, mă, Darcel, ești atent. Spune-ne tu o poveste horror acum. Se chiar vreau să aud o poveste horror de la tine. Chiar vreau să aud cât de horror e Darcel 2012. Ce poveste mi-a venit, bă, asta cred că e cea mai horror. Deci, bă, Rafaele, am o poveste
înfricoșătoare pe care trebuie să o spun. Ce poveste, mă, ce ce zici, mă, ce poveste ai, mă, tu înfricoșătoare? Ce poveste înfricoșătoare ai, mă, tu, Darusele? Ia spune-mi, ia. Dar înainte, vrei să ai pamper după tine, că ca să te caști cu tine. Ce pamper, bă, Darusele, tu uite că tu ai pamper după tine, cu ce ce spui? Bă, asta trebuia să zic eu ție, Darusele, nu să-mi zici tu mie cum, adică, bă, păi, zi, mă, tu te văd aici, ai, mă, zi, ce poveste ai, mă, Darusele? Bă, nu mai faci mișto și zi, pe bune, povestea, chiar sunt corect, ce poveste ai tu? Bă, povestea asta e 100% real, ok? Ok. Ai înțeles? Da, chiar sunt convins de asta, 100% o să fie reală, chiar n-am niciun dubiu, hai spune. Bă, povestea asta o știi și eu deja, că vrei să-l întreb pe Ion dacă e reală, îl întreb și pe el, ok? Păi Ion, păi stai, mă, tu te știi cu Ion în realitate? Nu, da, lasă că o să vezi pe povestea. Ok, ok, zi povestea, zi povestea. Erau într-o seară furtunoasă. Așa? Bă, Darusele, ce zici, bă, Darusele, nu suntem aici la școală să zici compuneri și de alea. Lasă că, Darusele, că începe școala în câteva zile, într-o săptămână, ceva de genul, Darusele. Și zici atunci povești, faci compuneri de astea. Ce îmi zici mie, eram într-o seară furtunoasă. Păi ce seară furtunoasă, bă, Darusele? Bă, o zici de parcă, aseară este o zi însorită de nu știu ce. Bă, Darusele, zi, bă, pe bune poveste, că asta nu e poveste înfricoșătoare, Darusele. Ce poveste înfricoșătoare asta? Chiar nu mai pot de râs aici. Băi, zi povestea, Darusele, hai. Eram într-o sare cu Ion și ne jucam Minecraft împreună, făceam. Da, logic. Și fie antenă, bă. Știi că mie îmi plac burgerii foarte mult, nu? Așa, și ce ai făcut? Ai necat cu burgerul? Mamă, ce poveste înfricoșătoare. Bă, ce poveste, mă. Lasă-mă să vorbesc. Bine, gata, te las să vorbesc. Zici ce poveste? Hai, mă, dar să le bă, zi. Bă, tu faci mișto de mine, zi, bune, tu chiar faci mișto de mine sau e poveste reală? E reală, și fie antenă, bă. Așa. Mie mi-a venit poftă de burger, dar mi-a venit un de la un poftă de amare și fie antenă. La diner ăștia fac cu tot asta nouă, rețetă nouă de burgeri, e dublu cât un burger de ăsta, bă. Păi stai, adică... puțin, nu ai interdicție la diner? Ai uitat că ai interdicție sau dată ai interdicție? Păi nu, mă, nu. Află e mai veche sau ce? Cum adică? Bă, tu mi-ai luat telefonul, tu mi-ai luat cartela aici, ne simțim, dar să le... Bine că mi-ai zis să mă duc acum la poliție, dar să nu mai spun nicio poveste, mă duc la poliție și te reclam. Deci fii antenă, bă, eu m-am dat acolo burgerul mare și fii antenă, când a ajuns burgerul, mamă, Rafaele, l-a mâncat și am simțit ce faci, ciudat, deci ce? Aș vrea să mă doare burta, dacă eram... Păi dacă mănânci în continuu burger, dar să normal că te doare burta dacă nu mai mănânci nimic altceva. Bine, mănânci burger și înghețat, adică, nu, să mă gândesc, bă, dacă mănânc burger înghețată și ciocolată, oare m-ar durea burta pe mine vreodată? Eu zic că nu. Bă, dar să ia, mă, ce poveste e, mă, asta, bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, bă, Rafaele, da, am vrut să zic că și Ion și-a luat de acolo și Ion. Așa, păi tu stai, mă, puțin, Ion e, da, stai aici, în apropiere? Da, nu știai. Păi și cum nu te-ai întâlnit cu el niciodată, că eu nu te înțeleg cum te... Bă, da. Păi ai zis mai devreme că nu, hai, lasă, nu mă mai interesez, asta zi povestea, dar răsele. E fie antenă, bă, după ce ne-am pus eu cu Ion să ne jucăm Minecraft, ceva ciudat s-a întâmplat, bă, și... Ce? Nu știam, bă, deci fie antenă, dintr-o dată am început să au niște sunete date din căști. Ce, mă, ce s-auzi, mă, sunete de care? Ce sunete, mă? Ciudate, care, dar nu era de la căști, bă, că căștile alea le-am avut de când? De un an, hai, da. Dar credeam că sunt sunetele lui Ion. Ce, mă, ce, bă, Darusele, bă, Darusele, poți să vorbești și tu clar, Darusele, bă, tu chiar ai nevoie să mergi la școală, Darusele, că nu știi să vorbești. Chiar ai nevoie să ajungi la școală, Darusele, să dai pe la școală. Bă, Darusele, tu ai fost vreodată la școală? Da, am fost, cum adică? Bă, bă, când ai fost, mă, tu la școală, bă, Darusele, hai, mă, spune, zi, așa, și ce ai făcut cu bărgăria? Ce sunete aveau? Ce, spune-mi? La căști, mă! Așa, zi. Și am început să aud chestii ciudate. Așa, mi-a mai zis o dată, zi, mai departe, ce e povestea asta, doar să le spune și mie, detaliază. Bă, dar după fie antenă, bă, Rafaele, am început să văd chestii ciudate pe Minecraft, pe ecranul meu, bă. Bă, și ce e asta înfricoșător, că e din joc? Ce e înfricoșător? Asta e într-un joc. Așa e jocul, dar să le... Dar din ce? Și eu credeam că sunt la joc. Păi și din ce era? Cum adică? Bă, și la un moment, bă, iar mi-a venit foamea și am luat tot din burgerul ăla. Păi n-ai zis că l-ai terminat? Nu, mai erau puțini, bă, și okay. La burgeri. Așa? Parcă se mișca, parcă avea ochi. Cum adică, mă? Cum să se miște, mă, burger? Bă, tu, bă, dar să în ce bazme trăiești, mă, tu aici? În ce bazme vorbești, bă, dar să le... Ce, bă, dar să tu te crezi în filme? Ce? Și ce vrei să o la burgeri ăștia? La ăsta, uite, parcă avea, uite, ăsta avea ochi aici și acolo la roșie, parcă avea o gură. Așa, și? Bă, și după, fie antenă. Pune-te jos, ai. După Ion a trebuit să plece la nani să facă somn. Așa. După, când am vrut eu să ies din apel, Ion a fost, stai, nu ești din apel. Cum a fost, mă, Ion? După... Ce a fost, mă, Ion? Ce stai? Bă, păi Ion a zis că s-a dus la culcare, cum adică Ion a zis, păi, stai? Bă, când am vrut să ies eu din apel, așa? Ion m-a oprit. Păi cum ai zis că s-a culcat? Păi, vreau să închidem amândoi și am zis că ne întrecem. Așa? După el a zis să nu închid. Ok. Și în acest moment, nu, momentul ăla, ce? Eu mă bucurasem. De ce te-ai bucurat? Eu cream că Ion nu plecase. Așa. Dar după, Ion mi-a zis ceva și dintr-o dată... Ce dintr-o... Ce? Dintr-o
dată. Ce dintr-o dată? Uite-te în spatele tău. De ce să mă uiți, bă, tu faci mișto de mine? Ce e în spate? Ce e în spate? Nu e nimic în spate. Ce faci, mă, te-ai speriat? A, mă, du-te, bă, de aici, bă, du-te, de unde-i, mă, de unde-i, mă, masca aia de dragon? Dar de unde ai făcut rosul de toate lucrurile astea? De unde le ai? Bă, fii antenă, eu cu Ioan ne-am trimis mereu cadouri și când am zis că mi-a trimis el un burger, de ăsta mi l-a trimis. Așa, și tu, Ioan? bă, tu, burgerul ai de mâncat, dar nu să-l ții, tu, de ce cel mai ții atât? Dar când ți-a trimis burger? Bă, gata, dar ăsta ajută, dar să le ești urât, dar înseamnă, după ce ești urât, te faci și mai urât, hai, du-te de aici, hai să fii atent, dar să le, bă, dar ce a fost, mă, povestea, bă, dar să le, bă, tu, prost rău de tot, dar să le, bă, dar să le, nu știu dacă povestea ta a fost reală sau nu, bă, dar să le, tu ai zis așa, numai să faci mișto de mine, nu? Nu, bă, povestea chiar a fost reală. Păi și ce, dintr-o dată, dintr-o dată ce, că ai, dintr-o dată și mi-ai arătat jumpscare-ul ăsta, ce s-a întâmplat? Păi, bă, dintr-o dată, diferite Rafale, povestea era pe jumate falsă, eu am, bă, hai, bine, gata, nu mă mai interesează de povestea, ce vrei, ce, bă, hai, zi, povestea, hai, lasă, zi. Jucam Minecraft, ne jucam ceva horror, bă. A. Și mi-a luat jumpscare și ți-am dat și jumpscare. Mamă, ce cât de tare. Hai să zic și eu acum o poveste, dar pentru că asta la tine, bă, tu tot din jocuri, că te joci pe calculator. Eu ți-am zis că tu n-ai nicio poveste să spui, că tu stai și te joci pe calculator, bă, Darusele. Dar acum, fii atent, Darusele, acum începe totul, pentru că eu o să zic o poveste 100% reală, Darusele, deci 100% reală și nu mai mânca și ascultă aici. Bine, poți să mănânci, trebuie să ți iei mâncare acum, să vezi cum mănânci, dar ai grijă să nu stai în gât, că povestea asta e 100% reală și o să fie foarte înfricoșă tare, Darusele, și nu o să mai dormi absolut deloc. Cred că rămâi aici, Darusele. Da, du-te, mă, de aici, ce fraie ești. Deci fii atent, mă, Darusele. Povestea pe care am să ți-o spun acum, ți-am zis, este o poveste 100% reală și povestea este de acum câteva săptămâni, de pe vremea. Bă, ce faci, mă, îmi dai burger să mănânc și eu ce-mi faci acum? Ai, uite, ai. Mersi, ia să-i bag eu acum pe foc pe toți acum, să-i ia foc acum. Am, Darusele, bă, gata, nu te speria, nu te supăra pe mine. Hai să spun povestea acum, Darusele, lasă burgeria aia, hai să spun povestea. Deci povestea este de acum câteva săptămâni, de când stăteam noi cu bunica ta, știi? Dar da. Nu știam cum să spun asta, dar mă bucur că într-un final am ajuns să ne mutăm de acolo. Chiar a fost foarte bine că am ajuns să ne... Bă, unde ai pus, bă, că mâncarea asta? Facem și grătar, ce facem aici, Darusele? Hai cu micul, Rafale! Bă, ce mic, bă, grătar, bă, stai, bă, Darusele, bă, stai la povești oror, Darusele, aici, ce povești? Doamne, ce... Hai că nu mai povești oror, nu facem noi aici, deci fii atent, Darusele. Bă, asta chiar e o poveste 100% reală, Darusele, și nu știam cum să spun. Bă, Darusele, vorbesc la modul cel mai serios, ascultă-mă. Nu știam cum să spun asta, mă bucur că ne-am mutat de acolo, Darusele, chiar ne-a prins foarte bine acest lucru. Dar fii atent, Darusele, știi care e faza? Știi că am visat eu atunci că ai murit tu și mă bântuia fantoma ta, mai știi? Da. Ei bine, ăla nu prea a fost singurul vis, am avut mai multe vise, am avut chiar și mai rele și... Mă, Rafaele, tu nu știi să vorbești? Mai multe visuri, nu mai multe vise, ce ai, Doamne? Bă, Darusele, visuri, bă, visuri, știi ce înseamnă visuri și vise? Darusele, vise sunt astea cu, în care dorm, visuri alea în care zici tu că vrei să ai o gagică, dar nu o să ai niciodată, Darusele, așa? gata, hai, lasă să zic povestea, Darusele, că e horror, Darusele, bă, lasă-mă mâncarea asta că mă și enervezi. Mamă, te-ai apucat și de carne acum, Darusele, bă, carne. Bă, tu mănânci carne așa, nu bagi în burger, ce faci cu carnea asta, mănânci așa, bine. Am, Darusele, hai să spun, deci fii atent, Darusele. Ăla n-a fost singurul vis pe care l-am avut, au fost și altele și mai rele, dar cu cât s-au adunat mai multe, simțeam că eu o să nebunesc în casa aia, Darusele, și bine că ne-am mutat, sincer, deoarece și când eram treaz, Darusele, începeam să am vedenii și s-au niște sunete foarte ciudate. Nu știu, Darusele, dacă mă crezi sau nu, dar ca să spun așa, eram într-o seară acolo, eram... Bă, ce fac, bă? Ce mai vedenii? Mă ascult și pe mine, amă, dar să nu-ți mai zic nimic, bă, mă ascult și pe mine, pe bună, dar mă, ce mai serios. Bă, mă ascult, deci fii atent. Eram într-o seară, știi că calculatorul meu era în camera ta și tu dormeai. Și era foarte mare liniște, dar să le mă uitam pe YouTube și în momentul ăla vreau să mă pregătesc să plec din cameră, știi? Și așa cât stăteam eu acolo până să mă pregătesc să opresc calculatorul, dintr-o dată din pod se auzeau niște pași ciudați, dar am zis că sunt niște șoareci, știi, că șoareci mai sunt prin pod, prin astea, și credeam că sunt șoareci pe acolo care fug, care de astea, și n-am dat prea mare importanță. Bine, știi care e faza? Mie mi-e cam frică de șoareci, dar asta e partea a doua, sincer, că putrea să dau importanță, dar nu, în fine, când am plecat din cameră să mă duc să dorm, m-am dus mai întâi până la baie, știi? Iar de acolo, de acolo nu mai zic, dar să le e sigur, chiar vrei să spun? De acolo m-a văzut pe mine și gata, poveste încheiată, ok, hai, pa! Chiar nu vrei să te vezi, dar să le ai, da? Bă, dar să tu tocmai ai spus că tu ești urât și de-aia te-am văzut pe tine și asta e povestea horror, nu? Asta ai spus acolo. Nu,
nu, am zis că m-ai văzut pe mine, te-am umărat și gata cu ușul, nu? Bă, Darusele, stai cu minte pe scaunul la Darusele, că scârțe, n-ai auzit cum scârțe, stai cu minte acolo pe el, deci fii atent, Darusele. Hai să zic, bă, Darusele, asculti pe mine, că la muncii mai serioasă, asta e o poveste 100% reală, Darusele. Când am plecat din cameră, ți-am zis că m-am dus până la baie și am trecut prin fața oglinzii și cu coada ochiului parcă am văzut ceva în oglindă, dar nu știu, am zis că mi s-a părut, știi? După m-am băgat la duș, Darusele, și auzeam niște bocănituri, nu știu, și în geam, gen, nu știu ce se întâmpla. Credeam, eu ziceam, bă, nu, cred că aud eu așa de la duș, nu știu. M-am speriat așa puțin, dar n-am zis că doar mi se pare. Și da, după ce am ieșit din duș, Darusele, m-am dus să mă spăl pe dinți, iar în momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, vrei să spun, Darusele? Ce o să zic? Deci, mamă, ce interesant e. Ia zi, ce ai văzut? Deci în momentul în care, Darusele, mă uitam în oglindă, Darusele, mamă, deci nu știu cum să zic, Darusele, vrei să spun pe bune, la mă ceva serios? Vrei, chiar vrei să spun, bă, Darusele, ești hype? Chiar vrei să spun? Deci, bă, Darusele, hai, fii atent, gata, hai că zic acum, deci fii atent. În momentul în care stăteam și mă uitam în oglindă, Darusele, dintr-o dată, nu s-a întâmplat nimic. Ce, mă, mă, tu ești nesimțit, bă, tu chiar mă prind, uite-te, mă, bă, lasă-mă, mamă, deci chiar nu știu cum am putut să adorm după ce s-a întâmplat aseară, că am povestit cu Darusele o grămadă de povești horror, bine, o grămadă. Am povestit câte una de fiecare, n-a fost foarte, foarte wow, doar ambientul așa cum era afară acolo, chiar întuneric, a fost cam scary puțin și chiar nu știu cum am adormit, dar acum vreau să-i mai fac încă o chestie, să fim tot așa într-un horror. Vreau să fac, încearcă să nu te sperii cu Darusele și chiar mi-era să mă duc acum la el și o să-l sperii chiar dacă acum, eu o să-l sperii chiar dacă acum, chiar dacă n-a început jocul n-a început. Dar hai să văd ce face Darusele totuși, că sper că s-o fi trezit și el, dacă o fi dormit, că nu știu dacă a dormit, dar hai să vedem, mergem așa ușor. Mamă, ce Ioane, stai! Bravo, Ioane! Mamă, stai să speri direct acum! Bă, ce ai, mă, de țipi așa, dar așa, te-ai speriat, mă, de ce te-ai speriat? Bă, îmi bate inima, bă, și chiar ne simți, bă, cum să mă speri așa de rău, bă, Rafaele? Bă, dar, bă, stai puțin, dar să tu chiar așa de rău te speri? Da, bă, mi-ai mers, Doamne, ce, bă, dar Rosile, chiar, știi ce vreau să fac acum, dar Rosile, deci dacă tu te speri, bă, dar Rosile, eu vreau să-ți vin aici la tine, în fine, fii atent, bă, tu chiar te speria pe bune, la modul cel mai serios? Da, bă, îmi bate inima, stai. Lasă că dai cu burger și strece. Bă, fii atent, Darusele. Astăzi vreau să facem încearcă să nu te sperii cu 3 vieți, Darusele, dar văd că te sperii prea ușor, Darusele. Ce încearcă cu tine? Păi, văd că te sperii. Bă, bă, Darusele, dar stai puțin, tu ai dormit aseară după poveștile alea horror? Nu, de ce? Cum n-ai dormit? Și acum ce ai făcut? Ai stat pe calculator, ce ai făcut? M-am jucat Fortnite, am făcut rank acolo. Bă, Rafael, acum sunt, eu sunt diamond în rank pe Fortnite. Ha! Ce diamond, mă? Ce diamond în rank pe Fortnite? Bă, Darusele, nici nu există așa ceva. În fine, nu mă interesează, Darusele, dar astăzi fii atent, Darusele, vrei să participi la următorul challenge, încearcă să nu te sperii? Da, și eu nu să mă sperii pentru că eu da, clar, chiar. Da, chiar nu o să te sperii, că nu te-ai speriat cum ar veni mai devreme, chiar nu te-ai speriat, sincer, Darusele. Bă, Darusele, deci fii atent, o să avem câte 3 vieți de fiecare, Darusele. Dacă te sperii o dată, îți cade o viață și dacă ajungi la 3 vieți, Darusele, pa, ai murit și ai pierdut, Darusele, și trebuie să-mi dai 100 de lei pentru că așa cum stă challenge, Darusele, pentru că ești foarte slab. Bă, ce? Bă, cum adică, bă, Rafale, nu mai ce să vorbești, cum adică primul care ajungi la 3 vieți pierde. Păi, Darusele, da. Păi da, Darusele, tu uite-te, ai 3 vieți, da? Ajungi, o pierzi o viață, pierzi încă una și gata, Darusele, ai murit, pa, te-ai dus, ai pierdut deja. Darusele, cred că o să fie foarte ușor, Darusele, în câteva minute, o să te în câteva secunde. Bă, încă n-a început, dar nici nu mai spera, Darusele, dacă tu asta crezi că o să fie spere. Darusele, eu zic că o să câștig. Bă, ce ți-ai pus, mă? Iar îți pui astea pe tine, Darusele, nu mai speri cu astea, gata. Îți ajunge, gata, nu mai speri. Hai, du-te atingi acolo, Darusele. Gândește-te la niște chestii foarte, foarte bune, Darusele, pentru că începe challenge-ul de acum, o să zic start challenge și chiar sunt curios. Hai să mă gândesc și eu acum, chiar nu știu ce o să-i fac lui Darusele. Dar nu, fiți atenți că m-am pregătit eu, nu știu, mă duc eu acum afară să văd ce facem ăsta. Bă, Darusele, ce faci mă aici? Bă, ce faci, mă? O că nu mai speri. Bă, ce faci, mă, că te-am văzut că era aici, dacă ai închis ușile, Darusele. Bă, Darusele, tu nu știi să te joci, mă, Darusele. Știi cum se joacă jocul ăsta măcar? Nu. Păi, exact, bine, Darusele, în față. Fii atent, Darusele, du-te pe calculator, du-te pe calculator, dă-și tu acolo un search, măcar să ai un avantaj mai mic. Caută și tu cum să faci chestiile alea, Darusele. Hai, du-te, pa, Darusele. Pa. Ok, acum începe partea cea mai interesantă. O să înceapă challenge-ul în care eu i-am pregătit aici, nu știu unde le-am pus, cred că undeva pe aici, da, vedeți. Am aici un șarpe și am aici un pumpkin pe care o să-l pun eu direct pe cap. Uitați, îl pun direct acum pe capul meu. Și
și cam așa arată. Și eu vreau să-l sperie, chiar sunt curios dacă se sperie, sper să se sperie ca să piardă din prima viață la prima chestie. Și mai am aici un șarpe care este un șarpe de jucărie. Asta să dau asta jos ca să văd și eu bine cum trebuie, că nu prea văd sincer. Am aici un șarpe care este un șarpe de jucărie, dar nu vreau să-l pun pe aici. Mă, ce face mă ăla? Bă, ăsta vrea, bă, ăsta mă ascult. Bă, Darcel, frate! Bă, ce fai, mă, Darcel, n-ai fost mai devreme cumva afară, că așa am văzut, te-am văzut pe tine. Nu, bă, las-mă, bă, bagi, hai, bine că te las, bă, mamă, bă, pleacă, hai, du-te de aici. Sper că nu auzi, Darcel, ce vreau să-i fac eu, că dacă auzit e groază, adică nu, chiar nu vreau să fie auzit, sincer. Dar, cum am zis, ăsta o să-l pun ceva mai târziu șarpele, dar acum vreau să mă duc cu ăsta pe cap la el direct, chiar vreau să-l sperii din prima și cu șarpele o să mergem noi undeva, așa, cred că o să-l duc într-o pădure și o să-l duc și seara într-o pădure, iar sunt curios cum o să reacționez el seara în pădure și hai să vedem. Nu mai stau mult la discuții, primele lucruri deja le am. Hai să-mi pun eu repede acum ăsta pe cap și vreau să-l sperii eu acum pe Darusel. Ia să mă... Bă, du-te, bă, de aici. Bă, lasă-mă, că mă și enervez. Bă, mă, deja am pierdut o viață. Bă, nu-i corect, bă. Bă, era rândul meu, mă, nu era rândul tău. De ce m-ai speriat tu? Hai, mă, du-te, bă. Dar de ce, cum? Bă, dar să tu erai aici și mă ascultai, nu? Bă, da. Dar ce zici, mă? Ce ai zis, mă, că când l-am auzit corect, ai zis că ai ceva și că mă duci undeva, unde mă duci? Nu, dar să le am zis că o să mergem noi într-un camping, într-o vacanță, dar să le ai uitat că ți-am zis eu cu o săptămână că mergem într-o vacanță în camping. Asta i-am spus la oameni, dar să le și da, deci fii atent, dar să le. Ai, gata, am pierdut o viață, ce să mai tu ai trei vieți, am două vieți. Ce mă, ce? Bă, ceva, mă, te-ai speriat, bă, te-ai speriat cumva? Te-ai speriat cumva? Te-ai speriat? Ce? Păi, bă, păi da, te-ai speriat, dar tu nu vezi că nimeni nu mai știi să mai vorbești, te-ai speriat, gata, ai pierdut și tu o viață, nu mă interesează, gata. Suntem la vieți egale, mai avem două vieți de fiecare, bă, ce? Lasă-mă, bă, pace, bă, că eu am zis ca să prind cu ei, eu, dar păi da, și te-ai speriat singur, dar să le, deci te, bă, dar să le, tu te speri singur, bă, dar să le, mai avem ce? Bă, ce fai, bă, lasă-mă mașina, bă, lasă mașina, bă, lasă-mă mașina, bă, dar să le, bă, ești nesimțit? Ce faci, ce faci? Te-ai speriat! Nu mă spui cum să mă sperii, mă, eu am țipat la tine ca să lași mașina, dar să le lasă, ce-i faci? Bă, lasă, okay. bă, unde te duci? Bă, lasă-o! Bă, dar să lasă o mașina, bă, lasă mașina, băi, ai, ce-i strica, mă, bă, dar să le ai, bă, că nu știi, hai că te las pe aici, dar să le, pa, du-te, rămâi acolo, dar să le, că ești foarte slab. Bă, deci mă și enervează, dar să le, chiar nu știu, sincer, avem câte o viață pierdută fiecare, ceea ce e bine că acum suntem la egalitate, că a pierdut și el singur așa, prost, dar revenim când o să-i fac eu chestiile mai mișto și ia, ce facem ăsta aici? Bă, lasă-mă! Bă, ți-am zis să mă lași, nu m-am speriat, dar Darusele, am zis ca să nu mă omori, ești nesimțit? Cum adică? Nu m-am speriat. Ce? Bă, lasă-mă în pace, așa am făcut. Bă, Darusele, fii atent, acum vreau să mergem în oraș, Darusele, hai cu mine cu mașina, că vreau să te duc într-un loc foarte tare unde o să-ți placă 100%, Darusele, și ghicește și tu, ia ghicește, unde vreau să te duc eu? Ia ghicește. Nu, bă, am zis în oraș, nu la diner, dar nu se te duc în oraș. Bă, ce ți-ai pus, mă, aia? Ce ți-ai pus? Ia să mă uit așa. Au, ce mai speriat, dar usele. Bă, dar usele, bă, gata cu aia, că nu mă mai sperii, dar usele, nu mă mai sperii. Gata cu aia, dar usele, te duc, știu unde te duc? Ia ghicește. Nu te duc la diner, că te duc în oraș. Unde te duc? Eu la burgerie, la unde vândea burgerii. Nu, bă, lasă-mă mâncarea, bă, lasă-mă burgeria, dar usele, că poate îți dau interdicție de tot la fiecare magazin, să nu te la restaurant, să nu nici la magazin la tot, să nu-ți mai dea burger, dar usele. Ești aici la mine, mână. Ce mână? Ia. Și ce faci cu aia? Ce faci? Și tu nu vezi că nici nu poți să dai mine, bă, Darusele. Fii atent, Darusele. Unde vreau să te duc eu acum, Darusele? Vreau să te duc într-un loc. La unde mall! M-ai dus? Nu la mall, bă, vino înapoi. Da peste tine. Vino mai aici că n-avem voie cu mașina mall, bă. Doamne. Darusele, aproape am ajuns și ia ghicește tu zona asta. Unde crezi că mergem noi aici, Darusele? Unde mergem? Hai, Rafale, mami, stai. Gata, aici. De ce să nu mă opresc, mă, Darusele? Ți-e frică? Ce? Ia, fii atent, Darusele. Unde vreau să te duc, Darusele? Bă, stai. Stai puțin, vino aici, bă, nu da la ăla, gata, fii atent, Darusele. Vreau acum, Darusele, fii atent, Darusel, numai dacă nu ești tu forțos. Pune-te aici, Darusele, că vreau să te pun la un test, Darusele. Vreau să spun niște întrebări, Darusele, și vreau să te supun unui test, Darusele. Stai puțin că trebuie să mă duc să iau arcul și alea de aici. Da, bună ziua, vrem și noi un arc de aici. Vreau un arc și mai vreau niște săgeți, dar desigur. Eu vreau să-l sperii și puteți să mă ajutați cu ceva să-l sperii și eu pe băiatul ăla de acolo. Că uitați-vă la el cât de fraier. Adică nu, lasă că n-am nevoie de ajutor, că oricum să sperie el singur. Da, bun, vă mulțumesc. Acum hai să mă duc acum. Bă, dar să le fii atent că am venit acum, hai să vedem ce o să-ți fac, dar să. Bă, ce fac? Bă, ce caut? Bă, prostule! Bă, ești prostul! Nu mai!
Nu m-am speriat, la ce m-am speriat? Am zis, bă, nu m-am, cum m-am speriat? Bă, Darusele, nu m-am speriat, cum să mă sperie? Eu am zis, bă, ai grijă, Darusele, că ce... Bă, Darusele, tu, Darusele, tu stai puțin. Ce, bă, nu, stai puțin, nu mai am nicio... Am două vieți, Darusele, am două vieți, Darusele, tu stai puțin. Tu vrei să-ți distrugi viața, gen, la modul cel mai serios, gen, viața, nu viețile astea, la joc, viața, la propriu, Darusele, că tu stai de acolo de sus să-ți rupi picioarele, mă, Darusele, deci fii atent, Darusele. Am niște întrebări pentru tine, Darusele, te supun unui test, Darusele, să dau aici, prima oară, vreau să dau așa, din prima acolo, Darusele, vreau să-ți dau un ăla, că vreau să pici în apă, de fapt, nu o să pici în apă, pentru că, bă, dar nu, merge, mă, Darusele, ia, bă, ce are mă ăla, bă, Darusele, cred că n-au dat drumul, stai să dau în partea aia, merge, bă, nu mai merge, bă, ce mă, mă, du-te, mă, de aici, că deja mă ești nervios, ce, ai țipat cumva, ai țipat cumva ceva, ai țipat cumva, Darusele? Am zis, băi, ești nesimțit, bă, ce schimbă fac, mă, ia, ce fac, bă, nu, gata, nu mai da. Bă, Darusele, văd că te ții bine, nu te-ai speriat tu, Darusele, dar lasă că o să te sperii tu, Darusele, și o să pierzi tot challenge-ul ăsta, Darusele, pentru că tu n-ai cum să câștigi, ia uite-te puțin la mine, Darusele. Bă, mă, cât de urât ești, Darusele, mai și speriat, Darusele, nu mai speriat. Te-ai speriat? Păi vezi că ești urât, bine, că ai zis, Darusele, avea bine, că ai zis, te-ai făcut singur, bravo, mă, Darusele, bine că ai recunoscut, gata, asta am vrut să zic, iată, Darusele, nu la mol, Darusele, știi unde vreau să mergem astăzi, Darusele, fii atent, vreau să spun ceva, Darusele, pentru că astăzi a început școala și te duc la școală, Darusele, te duc la școală, aici, ce, nu vrei la școală, vino, hai la școală, Darusele, ce faci, mă, Darusele, ia vino, mă, hai să mergem la școală, Darusele, că e prima ta zi de școală, Darusele, îți place la școală? Da, îmi place foarte mult. Darusele, stai puțin, ești cumva speriat că ai venit la școală? Nu, deloc. Dar de ce nu mai vorbești, Darusele? Nu mai știi să mai vorbești, Darusele? Ia zi, mă, ești cumva speriat? Ia că bagi burgeri acum să treacă, nu? Bă, lasă-l. Bă, Darusele, ce, Darusele, hai să mergem acum la tine la școală, Darusele. Ia te, Darusele. Ce, bă, Darusele, gata, știu că te-ai speriat, Darusele, gata, ai pierdut încă o viață, mai ai o viață, nu mă interesează, ai pierdut. Darusele, știu că te-ai speriat. Hai că te-ai speriat. Darusele, înseamnă să faci ce ceva. Și eu n-am făcut și ce trebuie să faci. Așa că eu n-am pierdut nimica. Bine, hai, nu, fii atent. Bă, lasă mașina, lasă-mi pe mine să conduc, Darusele. Lasă-mi pe mine. Bă, unde pleci, mă? Bă, Darusele, eu totuși cred că te-ai speriat, dar hai, lasă așa, Darusele, pentru că zici tu că nu te-ai speriat, în fine. Eu zic că te-ai speriat, da, Darusele, pentru că oricum tu te speri foarte ușor, Darusele. Îți las viața și o să te bat oricum ar fi, Darusele, chiar de nu contează asta. Bă, Darusele, dar fii atent ce mi s-a întâmplat, bă, mie, Darusele. Mi s-a întâmplat ceva foarte rău, Darusele, gen, bă, Darusele, cred că mai bine, Darusele, nici nu mai are rost să mai trăim, Darusele, cred că hai să mergem și ne-ar... Stai, la, fii atent unde te duc, Darusele, fii atent. Vezi aici în față că e apă, Darusele, mergem direct în față, Darusele, că nu mai are rost, Darusele, nu mai are rost, bă, Darusele, nu mai are rost, Darusele. Ce, te-ai speriat, ce mai au te-ai speriat, bă, te-ai speriat, mă? Nu, dă-te și mă! Doamne, bă, Darusele, mă, și enervez, bă. Bă, lasă-mă, ce zici, mă, pe unde mă arunc aici, mamă, am rămas pe aici. Bă, Darusele, ești nesimțit, de ce mai aruncat de apă? Dar stai puțin, Darusele, fii atent, stai puțin, că eu am observat ceva la tine, Darusele, când am zis că ne aruncăm în apă și era să cătem în apă, Darusele, cu mașina, ai început să urli, Darusele, nu se pune că ați țipat ca că te-ai speriat, Darusele, nu te-ai speriat cumva, acum, te-ai speriat? Păi bine că ai zis, ce? Da, știi, țipa că te-am aruncat și te-ai pierdut, hai să când am țipat, bă, Darusele, că ăsta a fost așa făcut, Darusele, pentru apă, bă, Darusele, cum ați țipat, când am țipat, mă, că eu, bă, Darusele, nu era normal să te fac să te sperii ca și cum că te arunc aici, Darusele, și nu era normal? Oricum ai pierdut, Darusele, oricum ai o viață, pentru că te-ai speriat aici. Darusele, recunoaște că te-ai speriat. Ce? Și eu mai am o viață? Bine, Darusele. Bine, hai, mă, bine, mai avem o viață, Darusele, acum revine. Bă, Darusele, bă, ce fac? Bă, ce? Bă, cum ai venit, mă, așa repede la mine? Rafaele. Și vrei, bă, Darusele, gata, mă, că nu mă sperii, bă, fii atent, Darusele. Bă, și tu unde e, mă, ăsta? Bă, ce mă, ăsta? Bă, Darusele. Darusele, se pare că nu mai știi să mai faci nimic, Darusele. Avem câte o viață fiecare runda final, Darusele. Și eu zic să o lăsăm pe seara. Așteptăm să se facă seara, Darusele, pentru că vreau să fie mai frumos, Darusele. Seara știi că e mai frumos. Seara, Darusele, facem foarte frumos, Darusele. Și da, tu oricum o să pierzi, Darusele, pentru că ești foarte slab, Darusele, și nu mai vreau să mai zic, Darusele, că dacă mai zic, Darusele, te sperii. Bă, lasă-mă aia, lasă-l aia. Hai că deja mă enervez. Cine s-a speriat? Am zis lasă aia, nu s-a speriat. Bă, du-te la tine în cameră.
dacă nu, dar să niște, dar să stai puțin. Nu cumva trebuia să pierzi tu o viață și să pierzi deja concursul acolo la școală și te-am lăsat eu? Ia adu-ți tu aminte. Ia du-te la tine. Du-te la tine în cameră. Hai, du-te, lasă că mă și enervez. Mamă, că e deja s-a făcut și seara, mama, e perfect că s-a făcut seara, mă dau și jos de la calculator. Și acum trece partea cea mai interesantă. Unde eu o să merg cu acest șarpe de jucărie să-l sperii pe Daruțel? O să vreau să-l duc într-o pădure unde o să-i zic și niște povești horror. Și în timp ce zic povestea aia horror, dacă nu se sperie la poveste, o să pun acest șarpe de jucărie și chiar sunt curios cum o să reacționeze și mă duc acum la el. Bine, sper să fie și ăsta treaz. Bine, e treaz ăsta, că ăsta nu mai e pe calculator, dar a zis că n-a dormit deloc, s-ar putea să doarmă. Chiar nu știu ce face, ia să merg acum. Bă, ce faci, mă, dar... Bă, ce faci, mă? Ce faci? Și acum mănânci, bă, dar să-i, dar tu n-ai dormit deloc, bă, dar de ieri, n-ai dormit deloc? Nu, foarte amuzant, Daruțele. Fii atent, Daruțele, vezi că s-a făcut și seara afară, dar, doamne, Daruțele. S-a făcut noapte, uite-te puțin așa pe geam, Daruțele, uite-te pe geam. Mamă, ce acolo pe geam, Daruțele, ce acolo pe geam? E, nimic, uite, flori, uite, albinele, dacă mă sunt albine frumos aici, Daruțele. Nimic, lasă, nu mai contează, Daruțele. Hai să mergem afară, Daruțele, pentru că s-a făcut noapte și trebuie, știi ce facem. Bă, Daruțele, mai știi că facem ceva azi, parcă trebuie să mai facem ceva, mai știi? Da, mergem camping. Da, mergem în camping, Daruțele. Hai să mai las o mașină, bă. Urcă sus. A, vrei să mergem cu bicicletele, Daruțele? Bă, Daruțele, unde e bicicleta mea, Daruțele? Daruțele? Lasă-ne pe cază, papa. Du-te tu cu bicicleta, că merge cu mașina, Daruțele. Să nu te prind aici în mașină, Daruțele, vezi că da peste tine. Oh, shit! Ce, te-ai speriat? Mamă, nu, urcă. Mamă, cât de tare e aici, Daruțele. Ia uite, mă, îți place unde te-am adus, Daruțele. Ia uite ce frumos e aici, uite, sunt și cerbi ăștia pe aici, pe lângă, Daruțele. Ia uite ce frumos e aici, natura, Daruțele. Bă, stai, mă, jos, ce faci, mă, bă, tu ai venit și cu undiță, bă, Daruțele, nu dăm, bă, la pește acum, bă, ce, mă? Mamă, era să... Nu m-am speriat, era să iau foc, bă, m-am ars, mamă. Bă, Daruțele, tu când te... Bă, Daruțele, tu când te arzi, nu faci așa, bă, lasă, bă, ce faci? Ce le faci, mă? Bă, Daruțele, nu mai dai animale! Bă, ești de simțit! Ia să mai aprind și eu calculatorul ăsta, chiar sunt curios, vreau și eu să mă joc pe calculator, că nu m-am mai jucat de foarte mult timp și mă, ce vrei, Daruțele, ce vrei, ce cauți aici? M-am pus eu la calculator după 7 ani de zile, nu m-am mai jucat, Daruțele, și vii tu repede, fi că mă pune la calculator, ce mai vrei? Da, bă, nu-mi pasă, dar fii atent, bă, am o idee. Ce idee? Eu o să-ți controlez viața 24 de ore, yeee! Cum adică să-mi controlezi viața 24 de ore? Păi cum adică, ce vrei să-mi faci? Ce? Te-am zis eu să-mi controlezi viața sau ce? Deci fii antenă, dacă tu vrei să sar și eu zic să nu sar, păi nu sar! Bă, Daruțele, eu n-am zis că eu te-am întrebat, te-am pus eu să faci chestia asta, Daruțele, sunt eu de acord cu chestia asta, întreabă-mă! Păi ce-mi zici așa? Tu mă obligi? Ce înseamnă asta, Daruțele? De ce mă obligi? Cum adică, gata, da. Hai să faci, stai mă, Daruțele, și tu ce vrei să faci? Cum adică să explică și mie, cum vrei să-mi controlezi tu viața pentru 24 ore? Ce înseamnă asta? Deci fii antenă, cum constă challenge-ul? Deci dacă tu vrei să nu te speli pe dinți, așa? Eu zic că nu te speli pe dinți, păi tu nu te speli pe dinți, ok? Păi de ce să nu mă spun pe dinți, bă, Daruțele? Bă, Daruțele, dacă tu nu te speli pe dinți, Daruțele, că tu nu te speli niciodată pe dinți, că ești un jegos, Daruțele, ești nespălat. gata, bă, ce faci, bă, cu vorba, lasă-mă, bă, Daruțele, de unde-i, mă, tu undița asta și ce mă iei pe mine cu undița? Bă, ești nesimțit, Daruțele, ia pleacă, mă, de aici. Bă, nu mai faci, bă, fiate, nu mai controlezi nimic, nu accept, eu nu accept, ce-mi faci tu mie? Dacă n-ai, gata, accept. Bine, bă, Daruțele, m-am gândit și chiar sunt curios, Daruțele, chiar vreau să accept challenge-ul ăsta al tău. Ce vrei tu să-mi faci, Daruțele, să-mi controlezi tu viața pentru 24 ore? Chiar sunt curios ce vrei să faci tu, Daruțele. Dar înainte de toate, hai că mă duc și eu până la baie să mă spăl. De ce să nu mă duc la baie? Nu, vreau și eu să mă spăl pe dinți și ne simți. Păi de ce nu? Păi eu sunt controlat viața și fiante, nu vreau ca tu să-mi iei burger, că nu mi-am burger din frigider la mine, ok? Bă, tu nu poți să te duci, mă, singur? Nu poți să te duci singur să iei burgerii? Nu, ok, așa că du-te și eu să mă joc pe consolă. Hai, doate, bă, ce enervant e. Bă, deci ăsta vrea să-i controlez viața, nu știu ce vrea, dar o să-l sincer, vreau să-i controlez viața 24 de ore. Chiar sunt curios ce o să facă, văd că deja mă pune să îi fac treabă să îi iau burger. Hai că iau și eu doi burger, nu iau mai mulți, că deja mă și enervează cu burger ăștia, că prea mănâncă, nu știu cum, ăsta nu e gras. Sincer că mănâncă în continuu și tot nu sunt grașe, nu știu care e secretul lui. Hai, bă, Daruțele, ce faci, mă, gata, ce te joci, mai ce te-am dat eu, bă, te-am dat eu voie să te joci pe consola mea? Da. Hai, du-te, mă, de aici, hai, mă, ia de burger ăștia, ți-am adus doi burger, Daruțele, sper să-ți placă, Daruțele. Bun, acum ce vrei, mă? Bă, ce ai, mă, bă, Daruțele, ești nesimțit, ce vrei? Ia, ce mai vrei acum să mai fac? Acum vreau să mergem la diner, hai, mergem, hai. Ce, bă, Daruțele, tocmai, mă, ce, unde vrem, mă, să mergem? Tocmai ți-am, bă, Daruțele, vino, mă, puțin, stai puțin. Mă, Daruțele, ce vrei să faci la diner? Uite-te că mănânci burger în continuu. Ce mai vrei să mai iei de la diner? Că ai mâncat o grămadă de burger, încă mănânci burger și ai burger acasă, Daruțele. Ce mai vrei să mai cauți la diner? Vreau să-mi cumperi 20
de burger. Păi bă, uite-te, băi, tu ești nesimțit. Uite-te cât am frigiderul ai aici. De ce să-ți cumpără 2 de burger? Uite-te cât ai în frigider, dar nu să le ești nesimțit. Da, se strică, da, se strică și n-am vreau. Păi exact, se strică că nu-i mănânci. Mănâncă-i, dar să le păștea și tu poți cumpăra alții. De ce trebuie să-ți cumpăr eu alții? Păi bă, Rafale, eu îți controlez viața 24 de ore. Chiar și tu ai accepat așa că n-a. Hai, rapid. Ce rapid, mamă, du-te mă de aici. Da, vrei tu să-mi controlezi viața, dar Rusile. Hai că mergem la diner. Bă, dar mă ieși nervios, bă, dar Rusile. Bă, dar nu ți se ia, mă, de burger, nu ți se pleacă să mănânci numai burger. Bă, lasă-mă, bă, lasă-mă mașina. Ce faci, mă, cu mașina mea? Ești nesimțit? Lasă-mă. Nu, dă-te la o parte, dă-te la o parte, că e mașina mea asta. Eu îți controlez viața, nici eu conduc. Așa da, că mă, du-te, mă, dar hai bine, hai, condui tu, dar știi tu să ajungi, dar Rusile, bine, mă. Fii atent că așa, șoferul ăla, el e sclav, cum ar veni, tu mă duci pe mine, cum ar veni, tu e sclav, dar Rusile, nu-ți controlezi, adică eu îți controlez viața, cum ar veni. Pe ce tu ce te-ai pus tu? Ia, ce faci? Ce mi-arunci mașina așa? Bă, dar Rusile, știi să o parchezi și tu cum trebuie, că mă și enervez. Pune-o aici cum trebuie. Ce mă? Ce să-mi dai, mă? Ce să-mi dai? Bă, ce mă? Taci, dacă eu parchez aici, aici rămâne, ok? Bine, gata, hai că-mi controlezi tu viața. Bă, dar Rusile, dar nu-mi controlezi și mașina, îmi controlezi viața, ce vrei? Acum, hai, du-te și comandă tu. Ce mă pui pe mine să comand? Ce, tu nu ești în stare să comanzi? Nu, da, eu nu mai am bani, așa că să folosim banii tăi, hai. Păi n-am bani la mine, dar Rusile, ce vrei să facem în privința asta? Eu n-am bani la mine, dar Rusile, trebuie să mergem acasă, n-am bani la mine, ce vrei? Gata, nu mai iau niciun burger, dar Rusile, că deja mă nervez. Bă, dar Rusile, dacă câți burger mai vrei, mă, că ai o grămadă de burger, gata, hai mă, dar Rusile, hai să mergem în altă parte, dar Rusile, că deja mă nervez cu burgerele ăștia, pe bune, hai să facem ceva. Serios, dar Rusile, că dacă vrei să-mi controlezi viața, unde mă duci acum, de ce mergi la bunică, tata, Rusile? Ce facem, unde mergem, mă, bă, ce, bă, tu nu știi să conduci, bă, lasă-o, așa, lasă-o aici, lasă, că mă și nervez, ce vrei să facem? Bunii, ce faci, de că nu ne-am mai văzut? Sărămâna, ce faci, ce faci, am venit și noi, bă, dar Rusile, de ce am venit? M-a adus dar Rusile aici, nu știu de ce vrea, nu știu, oh, nu mă așteptam să veniți pe la mine, ce faceți copii? Păi bine, dar Rusile, noi facem bine, dar nu știu ce vrea să facă, dar Rusile, nu știu, întrebați-l că el a vrut să vină pe la dumneavoastră acum, nu știu ce vrea el să facă. Hai, mă, bunica, stai că vreau să zic ceva, nu, dar să începe vin, ok? Ce lu dar Rusile, mă, bă, dar Rusile, ce lu dar Rusile, mă, cum să zici, mă? Bă, nu sunt eu, dar Rusile, astăzi, bă, am făcut videoclipul ăla, dar Rusile, gata, acum eu sunt Rafael, nu ești dar Rusile, ce vrei să faci? Bă, Rafael, bă, uite ce am aici. Ce mă ăsta? Ce faci cu inelul ăsta? Bă, tu de unde ai, mă, inel, dar Rusile? Ai gagică cumva, dar Rusile, vrei să o ceri în căsătorie? Nu, bă, fii antenă. Vreau să stați inelul ăsta și fii antenă. Te duci la bunica. Ce să fac, mă, cu la bunica ta? Ce să fac cu inelul ăsta la bunica ta? O țer de soție. Ce înseamnă, mă, țer? Bă, dar Rusile, tu nu știi să vorbești, dar Rusile, și tu cum adică o să o cer de soție, mă, cu bunica ta? Bă, dar Rusile, tu ești tâmpit, tu te auzi ce vorbești aici? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, dar Rusile? Cum adică să o cer pe bunica ta de soție? Vrei să fiu rudă cu tine, dar Rusile, vrei să fii nepotul meu? Vrei să fii nepotul meu? Ce da, mă? Bă, păi stai și cu... Bă, stai, cum vrei să fac asta? Cum vrei să fac asta? Te duci acum la ea și îi zici că ai sentimente pentru ea și vrei să o ceri în căsătorie. Mă, cum să fac, mă, asta, bă, dar Rusile, tu știi câți ani are bunica ta, e bunica ta, dar Rusile, tu vrei să fii nepotul meu? Ce râzi, mă, dar Rusile, ce? Bă, ce? Mă, ce? Mă, dar Rusile, de unde ți-a venit? Bă, tu, dar Rusile, tu, dar asta ai zis că vrei să-mi controlezi tu viața pentru 24 de ore? Da! Hai, du-te la ea acum, rapid, da? Bă, mă, și enervez, bă, dar Rusile, stai să-mi ia telefonul, să dau pe record. Bă, pleacă, mă, mă, mai și filmez, bă, ești nesimțit, bă, dar Rusile, bă, lasă-mă, că deja mi-e rușine, dacă mă mai filmez, eu nu mă mai duc, hai că plec acasă, lasă-mă, că mă și enervez acum. Păi gata, hai, bă, bine, așa, nu filmez nimic, dar Rusile, că dacă filmez, mă supăr pe tine și eu nu mai zic nimic, absolut nimic. Oricum, fii atent, dar Rusile, că o să-i zic că tu mi-ai zis treaba asta, o să-i zic după, nu mă interesează, ai înțeles? Nu! Cum să nu? Pe cum să nu-i zic? Pe ce o să zică femeia, dar Rusile, vezi că ne ia pe amândoi la bătaie. Ok, hai, gata, hai că mă duc acum, bă, deja mi-e și rușine, mă, ce mă pune mă ăsta să fac, băi, termina, gata, Rusile. Bună ziua, sărămâna, deci vreau să vă spun, bă, dar Rusile, pleacă-mă de aici, bă, fii atent, dar Rusile, tu stai ascuns ca să nu creadă că ești tu aici, știi, ca să te zică să fie cât mai real, ok? Bine, hai, fii atent, stai aici, mai ascuns, da, ca să nu te vadă, ok? Bună ziua, dar Rusile s-a dus până afară, nu știu unde s-a dus. Dar da, bine că a plecat Rusil, pentru că vreau să vă spun ceva, chiar mi-era rușine să spun de față cu el și vreau să vă spun că da, că am mamă, ce mă enervez, bă, dar Rusile, băi, ne simți pleacă mă de aici. Mamă, ce mă enervează, eu nu pot să zic așa ceva. Da, gata, stați puțin că uitasem în mașina, m-a chemat cineva până la mașină. Deci da, vreau să vă spun că am niște sentimente aparte pentru dumneavoastră și chiar hai să trecem direct la subiect. Uitați, am aici în mână, am un inel pentru că vreau să vă cer în căsătorie și da, ce spuneți? Ce spuneți? Mă, ești nesimțit, ești afară din casa mea că te dau la poliție, tremnicule. Mă scuzați,
mă, cu zi... Bă, dar, bă, Tarusule, bă, uite, bă, el de simțit, bă, Tarusule, mă, și bă, Tarusule, bă, bă, Tarusule, bă, vină, mă, puțin aici, bă, Tarusule, cum, bă, Tarusule, bă, tu-ți bașa, bă, de mine, mă, Tarusule, cum să faci așa ceva, bă, s-a și supărat pe mine, mi-e și rușine, Tarusule, nu mai pot rușine, bă, ești de simțit, mă, cum să faci așa ceva, bă, Tarusule, tu te-ai tâmpit la cap? Te-am și filmat, bă, nu. Cum ai filmat, bă, ești de simțit, mă, du-te, mă, pe aici, că deja mă enervez, hai că nu mai, nu mai filmă, nu mai faci, nu mai controlezi nimic, hai, lasă-mă, pleacă, du-te, du-te, lasă-mă, pace, că mă și enervez, Tarusule, pleacă, să nu te prind, să nu te mai prind acasă, dar să rămâi la bunica ta, bă, dar mă enervează rău de tot, Tarusule, ăsta, bă, cum să-mi facă mă așa ceva, mie nu-mi vine să cred așa ceva, bă, e nesimțit rău de tot, bă, mi-e rușine, dar nu mai pot, o să mă duc eu la bunica sa puțin mai încolo să-mi cer iertare, că chiar nu știu, nu-mi și rușine, bă, eu nu mai pot așa ceva, doamne, deci nu, chiar, nu, deci Tarusule, pentru treaba asta, el m-a pus să-mi controleze toată ziua, bă, deci dacă mai face așa ceva, nu, eu nu mai, deci eu mă mut din casa asta, nu vreau să mai stau cu Tarusule, nu mai vreau să audă Tarusule în viața mea dacă mai face chestii de genul. Uitați-l că vine, ia mă că vine, bă, dar mă și enervează. Ia Tarusule, ce faci, mă? Ce? Ai venit pe jos până acasă, Tarusule, ai alergat, gata, acum, ce? De ce să fiu eu nesimțit? Lasă cum să vezi, hai în mașină. Bă, unde, ce mașină, mă, bă, lasă o mașină, abia am ajuns acasă, ce mai vrei, unde mai vrei să mai mergem? Insist, hai, unde vrei să mai mergem, bă, Tarusule, că mă și enervez, bă, Tarusule, bă, tu îți bagi joc de mine, tu faci mișto de mine, bă, Tarusule, ești nesimțit, ce? Bă, tu faci mișto de mine, mă, du-te de aici cu toate astea, ce faci, unde vrei să mergi? Ce mergem aici? Bă, ce faci, bă? Bă, ce? Bă, mașina mea, bă, Tarusule, ești nesimțit, bă, ce mi-ai făcut, mă, la mașină, bă, doamne, bă, mașina mea, bă, Tarusule, ce ai avut, mă, cu mașina mea? Mi-ai stricat mașina, uite-te acum ce fac eu, cu ce mai merg, Tarusule, de ce mi-ai aruncat mașina în apă? Ce fac acum, că mă uit așa la ea în apă, rămâne aici, expoziție, muzeu, ce fac acum, Tarusule? Bă, oricum era rău, oricum era stricată, mă, ce ai, mă? Ce era stricată, mă, cum era stricată, că n-ai văzut, cum ai mers cu ea până aici, dacă era stricată, cum ai mers cu ea, spune și mie. Bă, pedala nu mergea, mă, dădea de pedală și nu mergea. Și a, da, a căzut mașina în apă, că nu mergea, bă, acum tu-ți găsești și motiv, mă, de asta, ca și cum că mi-ai rute. Bă, Tarusule, mă enervez, bă, ce e cu ideea asta ta, Tarusule, că eu nu înțeleg ce e challenge-ul ăsta, ideea asta ta, să-mi controlezi viața 24 ore, asta înseamnă să-mi controlezi viața, tu mi-ai mult, mi-ai distrus viața, Tarusule, asta ți se pare ție că-mi controlezi tu viața când mă faci de râs în fața la bunică, te-am mai și filmez, îmi arunci și mașina, eu rămân fără mașină, eu cu ce mai rămân, Tarusule, acum? Ei, lasă-mă, te plec cu bicicleta, băi, bă! Mă, lasă-mă de aici, că deja ai nesimțit, ce vrei? Îți vine bicicleta ta și pe-a mea și ții tu mașină, ok? Ce să facem, mă? Bă, Tarusule, tu nu vezi că tu nu știi să mai vorbești, Tarusule, abia te aud de câteva ori, Tarusule, tu nu știi să mai vorbești, Tarusule, du-te, mă, de aici, că ești nervat rău de tot, bă, hai, mă, că mă lași, Tarusule, eu nu înțeleg, Tarusule, cum îți mai permis să mai vorbești după ce mi-ai făcut, îți bagi joc, eu, bă, Tarusule, eu nu ți-am făcut niciodată prank-uri de genul, bine, asta nu e prank, Tarusule, dar eu la prank-uri, eu nu-mi băteam așa rău de tot, bă, tu-mi distrugi viața, nu-ți bagi joc de mine, tu-mi distrugi viața, mă, du-te, mă, dar este uți, Tarusule, ia să-mi cumperi tu o mașină acum, îmi cumperi? Rafael, dacă tot vorbeam de cumpărat, hai cu mine. Doamne, ce mai vrei, mă? Ce vrei la... Unde mergem acum? Ce vrei? Ce fac cu bicicleta? Ce vrei? Uite, acum mergem cu bicicleta, că ești tu fraier, dar se mai lăsa fără mașină și acum nu mai avem mașină. Mergem cu bicicletele. Unde vrei să mergem? Dai bicicleta de fetiță acum, uite. Da, Darusele, bravo. Mamă, ce amuzant ești tu, Darusele. Bă, Darusele, ce căutăm aici la asta de mașini? Ce vrei să-mi cumperi mașina acum? Mersi, Darusele, mersi. Chiar aveam nevoie. Bă, Darusele, ce vrei să facem aici? De ce m-ai adus să-mi cumperi mașină? Mă, eu nu știu cumpăr nimic așa, nu vreau ca tu să-mi cumperi mie. Ce să-ți mai cumpăr, mă? Ce să faci, mă, tu cu motocicleta asta? De ce să-ți cumpăr, mă, eu motocicleta asta? Bă, tu, bă, uite-te puțin la mine. De ce vrei să-ți cumpăr motocicleta când tu mi-ai distrus mașina, mi-ai distrus și viața, m-ai făcut râs la bunica ta, dar să acum mă pui să... Bă, dar eu nu sunt sclavul tău. Tu ai zis să-mi controlezi. Gata, să cumpăr motocicleta. Gata, să cumpăr motocicleta. Bună ziua, suntem și noi aici, sunt cu băiatul acesta și vreau să-i cumpăr și lui motocicleta aia de acolo, motoreta aia albastră, așa, albastră, pardon, neagră de în partea aia. Vreau să-i cumpăr și chiar sunt curios cât costă. Adică vreau să-i cumpăr chiar acum, vreau să-i facem actele tot, pentru că o vea chiar acum, este și ziua lui și da, hai să vedem. Ce mai ziua mea? Bă, dar stai puțin, bă, Tarusule, vino mă încoace, bă, Tarusule, am zis că e ziua ta, așa, bă, Tarusule, dar tu nu știi, tu, bă, Tarusule, tu nu te gândești, nu ești și tu cu mine, Tarusule, vreau să ne facă și nouă, poate ne face și nouă o reducere, ceva, Tarusule, tu întrebi, e ziua mea, zi, da, e ziua mea, azi, dreptate. Gata, taci, Tarusule, pune-te, stai jos, gata, deci cât face, 20.000 de euro, ok, Rafaele, hai plătiște. Bă, Tarusule, stai puțin, bă, Tarusule, de unde am eu 20.000 de euro? Ce vrei să facem? Aaa,
Bă, gata, 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 bă, 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 nu, bă, Darusule, ce vrei să facem? Bă, fii antenă, hai să o furăm, hai să o furăm. Cum să o furăm, mă, Darusule, tu ai nebunit? Cu cum ai putea tu să furi aia care e acolo la expoziție? Hai, pleacă de aici, pleacă de aici, așa. Bă, lasă-mă, ce cu, bă, dar vin aici, vin aici să nu ne audă, vin aici să nu ne audă. Cum vrei să furăm tu? Bă, Darusule, vrei să ne prindă poliția că e orașul ăsta e mic, Darusule, unde vrei să ajungem? Ce, bă, ce să ținem ăla după noi, bă, Darusule? Cred că ne-a și auzit ăsta, Darusule, n-avem cum să furăm. Ce, cum vrei să facem? Deci fii antenă, ce tu de vorbă și după mânca așa, tip-til, și cine să ține, mă, de vorbă pe vânzătorul ăla de acolo, vânzătoarea ce era? Da. Păi și tu cum? Bă, Darusule, știi tu să conduci motocicleta? Ai mai condus până acum? Da. Ai, bă, bine, ai, bă, Darusule, deci fii atent. O să zic că eu nu te cunosc, doar te-am găsit așa și gen să câștigi la un giveaway la unde ăsta și nu te cunosc, da? Dacă zice ceva, dacă așa, ca asta, bine, hai, gata, Darusule. Stai acolo. Bună ziua. Deci a spus cumva că face vreo 20.000 de euro. Da, stați puțin, cred că trebuie să ajung până acasă pentru că încă n-am toți banii la mine. Am abia 15.000 de euro. Bă, ce face, mă, copilul ăsta? Bă, ce face, mă, ăla? Bă, stați puțin, cum adică? Nu-l cunosc, adică m-am întâlnit cu el acum, a câștigat, trebuia să câștige la un giveaway, nu-l cunosc. Stați că mă duc acum să-l caut și dacă-l găsesc, vă zic, gata, la revedere. Mamă, nu vin să cred. Bă, unde a plecat, mă, ăsta? Bă, cred că am scăpat, adică n-am scăpat, că... Mamă, stai să nu se uite după mine. Bă, unde a plecat, mă, ăla? M-a lăsat aici, ce fac? A, bine, mă duc acum, dacă nu vine... Bă, mamă, deci ce mai prostă idee? Cred că eu ajung la pușcărie, cred că eu să mor, sincer, adică ce mi-a făcut Darusel până acum, mi-a aruncat mașina, în primul rând. În al doilea rând, m-a făcut Darus rău de tot la bunica sa și mă mai pune și pe YouTube, pe toate astea, că m-a și filmat, așa a zis și nu înțeleg. Lasă că mă duc acum pe jos până acasă, nu știu unde a plecat ăla, sincer, dar nu prea e bine, sincer, că dacă îl mai vede cineva de acolo, o să ajungă la pușcărie, Darusel, adică nu știu, dar, aolo, sper că nu mai are nimic de făcut toată ziua, sper să treacă ziua asta mai repede, că deja mi s-a luat, nu mai suport absolut nimic. Hai că în sfârșit am ajuns și eu acasă și chiar mă enervează Darusel, nu știu ce face, bă, dar unde? Ce faci, mă, Darusele? Băi, ne simți, tu ai plecat și m-ai lăsat pe mine pe singur pe acolo după ce, bă, Darusele, după ce că te-am scăpat de acolo de la necaz. Bine, Darusele, dar vezi că dacă te văd oamenii ăia pe acolo, s-ar putea să nu-i mai iasă bine, Darusele, că s-ar putea să te recunoască și vezi că nu e bine ce ai făcut, Darusele. Îmi pun mască. Da, spui mască, Darusele, băi, după ce că ești urât, te faci și mai urât. Du-te, mă, de aici, fii atent, Darusele. Deci fii atent, Darusele. Bă, lasă-mă asta. De ce m-ai lăsat acolo, Darusele? Ia, spune și mie, de ce m-ai lăsat acolo? Păi, bă, eu îți continui viața și am să fac un mic prânc, așa că ți-am furat bicicletele și te-am lăsat. Da, da, mi-ai furat. Ce biciclete mi-ai furat, bă? Bă, tu nu ești, bă, Darusele, la ce te gândești, mă, Darusele? Ce biciclete mi-ai furat? Eu te-am întrebat de ce ai plecat cu motocicleta acum, adică te-am furat biciclete. Hai că deja mașinerele, bă, Darusele. Sper să treacă ziua asta mai repede, sper că nu ce vrei? Deci, fii antenă, vreau să mergem în parcul la unei apa și fii antenă, vreau să fiu un clown și vreau să ne câteva întrebări, ok? Ce vrei să fii? Cum adică să fii un clown, mă? Ce te faci clown? Ce? Acum te costumezi, ai zis că te costumezi? Nu, tu să fii clown. Cum adică să fiu, mă, clown? Ce adică, bă? Ai tu costum de clown pe aici prin casă? Bă, da, tu ai dulap, măcar că tu nici dulap n-ai. A, bă, da, uite astea pe aici. Păi și unde caum, bă, aici? Bă, dar să le unde ai plecat, mă, bă? Deci mă enervează rău de tot ăsta. Hai, lasă că poate nu. Ce vrei? Unde să vin? De aici am costum de clown, vine, uite, aici. Mă, ce costum de clown ai, mă, tu la mine? Bă, ești nesimțit, de unde ai găsit, mă, costum de clown? Ia să văd eu, dă-te la o parte, bă, Darusule. Dă-te la o parte, ieși afară, că dacă ai zis că ai costumul aici, lasă-mă pe mine, lasă-mă să mă costumez eu aici, mamă. Deci mă enervează rău de tot, Darusule, chiar nu mai știu, sincer, ce să fac, adică nu știu ce vrea, ce are ăsta în cap să mă costumez în clown, nu știu ce vrea să facă, sincer. Așa, gata, m-am costumat acum, mamă, cum are, cum sară ca un clown, sincer, mamă, zlă, poate să-i fac eu o farsă lui Darusule, așa, sincer, dar hai să ies acum, repede, să văd. Bă, ce fac, mă, bă, ești de simți, mă, ce ți-e? Bă, iar îți pui ăsta, bă, Darusule, bă, nu mai suntem la ăla cu încearcă să nu te sperii, bă, Darusule, ce faci cu ăsta? Ce râzi la mine? De ce mai pus să mă costumez așa, Darusule, ești de simți? De ce mai pus să mă costumez așa? Să-ți fac o poză. Am, pleacă, mă, de aici. Păi bine, fă-mi o poză, că nu își dă nimeni seama cine sunt, bă, Darusule. Bă, dar ce vrei să facem, sincer? Adică unde vrei să mă duci tu acum? Vreau să mergem în magazine și în parcuri. Să râdă lumea de tine, hai. Da, să râdă lumea de mine, Darusule, normal. Ia, lasă-mă să conduc eu. Bă, Darusule, bă, nu merge cu motocicleta, Darusule, că ne văd de aia pe acolo, trecem pe acolo prin față, pe la aia, trebuie să mergem. Mergem cu mașina, bă, uita că... A, bine, mersi că mi-ai dat mie mașina asta, înseamnă că tu nu mai ai nevoie de mașină. Mi-ai dat mie mașina asta. Păi stai puțin. Bă, Darusule, tu mi-ai aruncat mașina și eu nu mai am nicio mașină. Nu-mi dai tu mie mașina asta ta, că ți-ai luat motoretă, Darusule, ce mai trebuie ție mașină? Că văd că tu nu mai conduci mașina, deja te duci la bicicletă, văd că nu-ți mai place, nu mi-o dai mie? Dacă fac
faci tot ce spui și mă lași să-ți continuez viața, poate ți-o dau, dar momentan nu mai crezi. A, bine, dar să te mai gândești, băi, bă, poate, bă, dar să chiar am nevoie de mașina asta, că deja tu nu vezi mai necăși toată ziua, să ai bătut joc de mine, dar Zule, cred că meriți și o mașina asta, sincer. Unde vrei să mergem? Vrei să mergem în parcul ăsta, ai zis? Da, în parcul ăsta. Hai că intrăm de pe aici, nu mai intrăm prin partea aia, dar Zule, uite, acum sunt clon, bună ziua, a venit clon, nu, a venit clon, nu. Bă, dar Zule, dar nu e niciun, bă, dar nu e niciun copil pe aici, dar Zule, nu e niciun copil. Copilul ăsta, să știi, să știți că copilul ăsta e un terminat, e un fraier de aici. Mamă, ce, bă, dar urcă sus, unde să urmă, urcă aici, bă, dar Zule, bă, dar Zule, dar nu mai vorbi peste mine, dar Zule, că eu nu te aud când vorbești peste mine. Ce, nu înțelegi? Hai că urc sus, gata. Ce vrei să fac? Stau aici și iar mă arunc în apă. Wow, dar Zule, unde m-ai adus? Mamă, cum îmi controlezi tu viața? Foarte amuzant ești, dar Zule, ce vrei să-mi faci? Eu o să spun câteva întrebări, ok? Punem câteva întrebări, ia, întrebarea 1. Ce întrebare vrei să-mi pui? Deci, fii antenă, cine este mai bun, eu sau tu? Eu, normal, cum adică? Ce întrebare mai e și asta? Ce întrebare mai e și asta? Ce faci? De ce dai? Bă, ce faci, bă? Bă, păi stai, bă, așa. Dacă ar fi să alegi canalul tău de YouTube sau viața mea, ce alege? Canalul meu de YouTube, ce treaba mea cu viața ta, dar Zule, că deja tu nu vezi ce mi-ai făcut, mi-ai făcut necaz toată viața și tu acum îmi faci, mi-ai făcut necaz tot videoclipul ăsta, dar Zule, și tu acum toată ziua mi-ai făcut necaz și tu ce vrei să faci acum? Vrei să îți aleg viața ta, ce înseamnă asta, dar Zule? Ia, ce mai întreb, ce întrebare mai ai? Ultima întrebare. Cine este cel mai bun artist? Cum adică artist, mă? Pe ce cânt, dar Zule? Păi da, dar Zule e cel mai bun artist. Da, da, dar Zule e cel mai bun artist. A scăpat. Trei întrebări, câte întrebări mai dai, mă, gata. Bă, mă, ești nesimțit, mă, dar Zule, du-te, mă, da aici, că-ți bagi joc de mine, mă, dar Zule. Mă, ce controlezi tu viața aici, că deja mă și enervez, dar Zule, ce controlezi tu viața aici, că deja mă enervez. Hai, gata, dar Zule, că deja m-ai enervat, mai vrei să mai controlezi viața, mai vrei să mai faci ceva toată ziua sau plecăm acasă, că deja m-ai enervat, ce mai vrei să mai faci, ce mai... Cai să ne dăm. Și să te dai, mă, cu cai, bă, și bă, dar Zule, bă, trebuie să plă, bă, lasă, bă, 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 era cai, bă, dar Zule, ai lovit calul, era aici, a lăsat în ăsta, bă, du-te, mă, de aici, bă, bă, doamne, cea mai proastă idee. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.